prăzduiește în noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Dumnezeu Domnului Părinte, Andrei Vărăsuț. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și a strâmbire de oameni, să rămână amin și pururea și în vecii vecii. Amin. Dăm slavă Dumnezeu că ne-a venit și de ziua de astăzi. Îi mulțumim aici Domnului că i-a trimis pe părinții atuniți sunt la librerie care s-au îndrătit de pandemie ecumenistă, atât părinți greci, cât și părinți români, prigoniți pentru credința lor. Astăzi vom organiza felul următor. Mai întâi, domnul Constantinos Stefos din Elveția, din partea ortodoxilor greci, îngrătiți de panerizie ecumenistă, va transmite un cuvânt de salut. Apoi, părintele Sava va face o mică introducere urmată de omilia pe care mi-a trimis-o din timp și am tradus-o și o să-i dau citire direct în limba română. Și apoi vom trece direct la întrebări, urmând ca în partea aceasta de întrebări să poată răspunde toți părinții la problemele care vor fi ridicate. Îl avem aici lângă mine pe părintele Eugenie, care s-a străduit câțiva ani de zile să facă o sinteză a actelor sinodului ecumenice referitor la două subiecte. Întinarea prin erezie și când și cât rămân tainele valide în funcție de mărturisirea de credință pe care o dă o persoană. Pentru că omilia pregătită de părintele Eugenie durează foarte mult, cu ocazia întrebărilor, acolo vom punta niște lucruri, urmând ca această carte care va ieși peste o săptămână, două, în limba greacă, după ce a suferit foarte multe adăugiri, în așa fel încât subiectul să fie tratat cât mai bine, nădăjduim că până la Paște să fie tradusă și limba română și la o următoare conferință să o putem prezenta, arătând astfel Cuvântul Bisericii manifestat e singurul organ infalibil al ei, care este Sinodul Ecumenic. Acum îi dau cuvântul domnului Constantinos. Cuvântul lui de salut îl va spune cât un paragraf așa în limba greacă. Eu l-am tradus deja acasă în limba română. Îl vom asculta și în grecește, pentru că această registrare va fi ascultată și de grecii din Occident. Și atunci să aibă și un om care vorbește în limba lor și spune acest mesaj. Σεβαστοί πατέρες, σεβαστές γερόντισσες και αδελφές, αγαπητοί είναι Χριστό αδελφοί. Και εσείς παρήντς, κουβιώσε μάιτς, κουβιώσε φράτς και σωρόν ο Χριστός. Με μεγάλη χαρά και αγαλίες ψυχής βρισκόμαστε σήμερα στη χώρα σας για να δώσουμε κι εμείς οι λαϊκοί που ζούμε στην Ευρώπη το παρόν στον καλόν ιερό αυτόν αγώνα εναντίον της φανέρης του οικουμενισμού που εδώ και χρόνια διαξάγεται από τους αγαπητούς πατέρες από το Άγιον Όρος, την Ρουμανία και τις υπόλοιπες ορθόδοξες χώρες. Κομμάρια που μπορεί έχει εμόξια σπουδιάσκα να αφρούμε άστρα στην σάρα του Λεβάστρα καθεδόν και νόη κυρίνη καρε πρέπει με την Ελβέτσια un prezent în această luptă bună și sfântă împotriva panereziei ecumenismului pe care de ani de zile o duc, adică lupta aceasta bună, iubiții părinți din Sfântul Munte Athos, din România și din celelalte țări ortodoxe. Εμείς στην Ευρώπη ζούμε τον οικουμενισμό πιο έντονα από εσάς. Έχει ριζώσει στις ψυχές των πιο πολλών ακατεχήτων Ορθοδόξων και θεωρείται πια από τους πιστούς ως γνήσια έκφραση της Εκκλησίας. Αντίσταση αγιοπατερική δεν υπάρχει ούτε εις το ελάχιστο. Με εξαίρεση ένα πολύ μικρό αριθμό λαϊκών που έχουν τελείως πια απομονωθεί ως βδελίγματα και έχουν ανακηρυχθεί από συνάδελφοι. Αν θέλετε να δείτε πώς θα κατατίσει η Εκκλησία σε λίγα χρόνια,
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η διάδοση, κοιτάξτε κατά την Ευρώπη και θα καταλάβετε και θα σοκαριστείτε. Noi în occidentul Europei, în Elveția, trăim ecumenismul mai intens ca dumneavoastră. El s-a înrădăcinat în sufletele majorității ortodoxilor necatehizați și este considerat de către credincioși ca fiind o expresie autentică a Bisericii. Împotrivire în Duhul Patristic nu există deloc, cu excepția unui număr foarte mic de mireni, care au fost cu totul izolați și respinși și numiți sectari. Dacă vreți să vedeți cum va ajunge Biserica în câțiva ani, dacă va continua această stare și eroziune, uitați-vă la țările din Occidentul Europei și veți înțelege și veți fi șocați. Γι' αυτό τον λόγο, ως αντιπρόσωπος των πιστών της Ελβετίας, που ζούμε και βιώνουμε την αίρεση του οικουμενισμού, προσπαθώ με την βοήθεια του Χριστού μας να προσφέρω ό,τι μπορώ στον αγώνα αυτόν με τις μικρές δυνάμεις που διαθέτουμε. Din acest motiv, ca reprezentant al credincioșilor din Elveția, care trăim înconjurați de erezia ecumenismului, încerc cu ajutorul lui Hristos să fac tot ce pot în această luptă, cu micile posibilități pe care le țin. Αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη θεοφιλή σύναξη. Όχι μόνο να δηλώσουμε πως δεν ακολουθούμε τους ερετικούς οικουμενιστές επισκόπους που δέχονται την ψευτοσύνοδο της Κρήτης, αλλά και ότι πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να αναλάβουμε αγώνα υπέρ της αμμομή του πίστεώς μας, να ενημερώσουμε τον πιστό λαό του Θεού για την προδοσία που γίνεται και κυρίως με την προσευχή μας. Να αντισταθούμε και να πολεμήσουμε αυτήν την πανέρηση που θέλει να διαλύσει την Εκκλησία μας. De aceea ne aflăm astăzi la această sinaxă iubitoare de Dumnezeu, nu numai ca să declarăm că noi nu îi urmăm pe episcopii eretici ecumeniști, care acceptă pseudo-sinodul din Creta, dar și că trebuie ca noi, ortodoxii, să ne asumăm lupta pentru apărarea credinței noastre neprihănite, să informăm poporul credincios al lui Dumnezeu referitor la trădarea care are loc, și mai ales cu rugăciunea noastră să ne opunem și să luptăm cu această panelezie care vrea să destrame biserica noastră. Εμείς κατεκόντως έχουμε διακόψει την κοινωνία με τους οικουμενιστές, σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας και κυρίως με τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρου Συνόδου του Αγίου Φωτίου και προσπαθούμε με εκκλησιαστικό αγώνα να αφυπνίσουμε και τους λοιπούς αδελφούς που δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος της προδοσίας και της αιρέσεις του που συντελείται. Noi, după datorie, am întrerupt comuniunea cu ecumeniștii, conform canonelor bisericii noastre și mai ales a canonului 15 al Sinodului 1-2 Constantinopol, din vremea Sfântului Fotie cel Mare, și ne străduim printr-o luptă bisericească să-i trezim pe ceilalți frații noștri care nu au înțeles mărimea trădării și a ereziei existente. O drumul της ομολογίας είναι στρωμένος με αγκάθια. Έχει πόνο και δάκρυα. Μας καταχρονούν, μας ονομάζουν ερετικούς και σχισματικούς, σεκταριστές και φονταμενταλιστές, τρελούς και ανισόρροπους, αλλά αυτός είναι ο δρόμος των πατέρων. Αυτός είναι ο δρόμος που βάδιζαν όλοι οι ομολογητές και οι μάρτυρες. Και αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στον παράδεισο και εν τέλει κοντά στον Χριστό. Χωρίς ομολογία δεν πρόκειται, αγαπητοί αδελφοί, να σωθούμε. Και σήμερα είναι καιρός της ομολογίας. Ας μην δηλιάσουμε στις απειλές και στις διώξεις που μας γίνονται, στις κατηγορίες που μας συνάπτουν και κυρίως στην κατηγορία πως βρισκόμαστε εκτός Εκκλησίας. Όπως λέει και ο 15ος κανόνας, «Και ου σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτοιμον, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία σπούδασαν ρίσαστε». Εμείς είμαστε εντός Εκκλησίας, μόνο δεν δημιουργούμε σχίσματα, αλλά και διαφυλάττουμε την Εκκλησία του Χριστού από τα σχίσματα που δημιουργούν αυτοί που εισάγουν την αίρεση. Calea mărturisirii este aștenută cu spini, cu durere și cu lacrimi. Și pe noi ne bajocoresc când ne numesc eretici și schismatici, sectari și fundamentaliști, nebuni și dezechilibrați. Însă aceasta este calea Sfinților Părinți pe care au pășit toți mărturisitorii și mucenicii și acesta este drumul care conduce la Rai și la a fi în final aproape de Hristos. Iubiți frați, fără mărturisire de credință, nu este posibil să ne mântuim. Și astăzi este vremea mărturisirii. Să nu ne temem de amenințări, de prigonirile de care avem parte, de acuzațiile pe care ni le alcătuiesc și mai ales de aceea că noi ne aflăm în afara Bisericii.
așa cum spune canonul 15, citez, nu au rupt prin schismă unitatea bisericii, ci s-au silit să-i plăbească biserica de schisme și dezbinări. Încheia citatul. Noi suntem înăuntru bisericii și nu numai că nu vrem schisme, ci păzim biserica lui Hristos de schisme pe care creează cei care introduc erezia. Βέβαια επεκτείνω το χαιρετισμό μου παραπάνω για να ακούσουμε τους πατέρες σε αυτά που έχουν ετοιμάσει. Nu îmi voi lungi acest cuvânt mai mult ca să ascultăm ceea ce au pregătit părinții să ne spună. Ας μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός μας είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο πανούργος, ο διάβολος. Θα προσπαθήσει να μας εμφυσίσει έπαρση, διχόνοια, φιλαρχία, μεροληψία, δημιουργία κομμάτων και ομάδων για να μας διασπάσει, να μας πτωίσει και μετά να μας οδηγήσει σε σχίσματα και παρασυναγωγές. Să nu uităm că vrășmașul nostru este conducătorul acestei lumi. Va încerca să sădească în noi și între noi aroganță, ceartă, sete de putere, părtinire, crearea de grupări ca să ne dezbine, să ne sperie și apoi să ne conducă spre schisme și grupări sectare. Όμως, ας θυμόμαστε πάντα τον Χριστό μας, που ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Însăs, noi să ne aducem aminte mereu de Hristos, care a venit să slujească pe oameni, nu să fie slujit. Ας θυμόμαστε ότι τώρα όλος ο κόσμος περιμένει από μας παράδειγμα ομολογίας, πίστης, χριστιανικής στάσης και αγάπης, ώστε από τους καρπούς μας να καταλάβουν ότι είμαστε. Συγγνώμη. Ότι είμαστε οι άγγελοι του Χριστού οι αληθινοί. Să ne amintim că acum toată lumea așteaptă de la noi un exemplu de mărturisire, de credință, de atitudine și de iubire creștină, astfel încât după roadele noastre să înțeleagă faptul că suntem din vița lui Hristos și adevărat. Μόνο έτσι θα αναδείξουμε στους ακατήχητους αδελφούς μας την πανέληση του οικουμενισμού και θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να την αποκηρύξουμε. Numai astfel vom demonstra fraților noștri necatehizați ce este panerezia ecumenismului și vom putea să-i ajutăm să se repede de ea. Η στάση μας, αδελφοί, αν είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού και των Αγίων Του, θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα κατά το οικουμενισμό. Φράτσιλορ, dacă atitudinea noastră va fi conformă cu poruncile lui Hristos și ale Sfinților Lui, ea va fi cel mai puternic argument împotriva ecumenismului. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας θα είναι σκληρός, θα έχει πόνο, θλίψεις και διωγμούς, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο Χριστός θα είναι ο νικητής. Ή ο Θεός με θυμόν, ο Δής καθημόν. Ευχαριστώ. Știm că lupta va fi dură, va fi plină de durere, de suferințe și de prigoane. Însă, de asemenea, știm că Hristos va fi biruitor, chiar dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu poate sta împotriva noastră. Vă mulțumesc! Înainte de a da citire omiliei pe care a pregătit-o pe sala și pe care o să o citesc direct în limba română, Părintele va spune câteva. Να απευθύνουμε και εμείς ένα μικρό χαιρετισμό. Să adresăm și noi un mic salut. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι κοντά σας. Suntem foarte bucuroși că ne aflăm din νόου alături de dumneavoastră. Σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε ήδη αρχίσει εδώ και 2,5 χρόνια. În această luptă pe care am început-o în urmă cu 2 ani și jumătate. Και που κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να μας βλέπουν στη Ρουμανία. Și sunt unii oameni care nu vor să ne vadă în România. Και φέρνουν άλλους ανθρώπους, όπως αυτός ο ηγούμενος από την Αγγλία, τον Ζαχαρία Ζαχάροφ, για να μας αντιμετωπίσουν και να μας κάνουν αντίπεινα. Και vor άλλοι άνθρωποι, ca de exemplu acest arhimandrit din Anglia, părintele Zaharia, care vine în România pentru a vorbi împotriva noastră și a nevăzutării. Αυτό σημαίνει ότι τους πειράζει που βρισκόμαστε εδώ. Αυτό σημαίνει ότι οι διαραγιάζεται να φλάμε εκεί. Διότι δεν θέλουν να ακούγεται ο λόγος της αληθείας και ο λόγος του Χριστού. Pentru că nu vor să se audă, să fie auzit cuvântul adevărului și cuvântul lui Hristos. Εμείς δεν βρισκόμαστε εδώ ως καθηγητές και ως θεολόγοι για να κάνουμε διαλέξεις. Noi nu ne aflăm aici ca teologi și profesori pentru a ține cursuri. Βρισκόμαστε ως αδελφοί σας. Suntem aici ca frații dumneavoastră. Συναγωνιστές στον αγώνα αυτό του οικουμενισμού. Împreună luptători cu dumneavoastră în această
luptă contra paneleziei comunismului. Και επειδή εσείς μας καλείτε και εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Și pentru că dumneavoastră ne chemați și noi vrem să fim alături de voi. Ο αγώνας αυτός είναι σκληρός. Lupta aceasta este dură. Είναι μέρος του αγώνα, του προσωπικού αγώνα του κάθε ανθρώπου για τη σωτηρία μας. Este parte a luptei fiecărui om pentru mântuirea sa. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η σωτηρία του κάθε μιανού μας, του κάθε ορθόδοξου, περνάει μέσα από αυτόν τον αγώνα. Și trebuie să înțelegem că mântuirea fiecărui ortodox trece prin această luptă. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο κύριος Κώστας στο χαιρετισμό του. În cuvântul lui salut, domnul Constantinos a spus un lucru foarte frumos. Ο Χριστός σήμερα ζητάει από εμάς την ομολογία. Ο Χριστός astăzi cere de la noi mărturisire. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Acesta este o mare adevăr. Ανέκαθεν τη ζητούσε, γι' αυτό και λέει, ως της με ομολογήσει έμπροστη των ανθρώπων. El care a spus, cel care mă va mărturisi înaintea oamenilor. Αλλά σήμερα για εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς, astăzi pentru noi creștinii ortodoxi, που αγωνιζόμαστε πνευματικά, care ducem lupta duhovnicească, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν ομολογήσουμε την ορθόδοξη πίστη μας, δεν θα σωθούμε. Trebuie să înțelegem că dacă nu ne vom mărturisi credința ortodoxă, nu ne vom mântui. Ειδικά για εμάς τους μοναχούς και ευδύοι, εμάς που είμαστε αγιορείτες. Special pentru noi care suntem monahi și mai ales monahii din Sfântul Munte. Έχουμε εντολή από τους Αγίους Πατέρες. Avem poruncă de la Sfinții Părinți. Ότι το έργο του μοναχού είναι, όταν υπάρχει αίρεση, είναι να διαφυλάξει την πίστη. Lucrarea monacului, la vreme, în momentul în care există o problemă cu erezie, lucrarea monacului este să apere credința. Αν δεν το κάνουμε λοιπόν και εμείς και εσείς, δεν θα δούμε τον παράδοσο. Dacă nu facem, dacă nu ducem această luptă și noi și dumneavoastră, nu vom ajunge la rai. Φυσικά σήμερα οι οικουμενιστές δεν θέλουν να νοιάζεται κανένας μας για την πίστη. Desigur, οι οικουμενιστές vor astăzi ca nimănui să nu-i pase, să nu-i pese de credință. Αλλά ο Χριστός μας απαιτεί από εμάς την ομολογία. Însă Hristos cere de la noi mărturisirea credinței. Και εδώ θα φανεί ποιος αγαπάει τον Χριστό. Și aici se va vedea cine iubește pe Hristos. Οτιδήποτε κάνουμε και σήμερα που βρισκόμαστε εδώ, για την αγάπη του Χριστού είμαστε. Orice facem și faptul că ne aflăm astăzi aici, este pentru dragostea noastră față de Hristos. Αυτό που μας ενώνει σήμερα εδώ, όλους μας, και είναι σαν να είμαστε σε εκκλησία, είναι η αγάπη του Χριστού. Ceea ce ne unește pe noi astăzi aici și ca și cum am fi într-o biserică, este iubirea noastră față de Hristos. Είναι η αγάπη για την εκκλησία του Χριστού. Este iubire față de biserica lui Hristos. Που είναι το σπίτι μας. Care este casa noastră. Και που θέλουν να το διαλύσουν. Casa pe care ερετικοί vor să o distrugă. Δεν θα πω παραπάνω, για να πει και ο Πατήρ Κυπριανός αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Nu μπορείς πολύ να μου πει, μου δώσει το κουβέντου Părintelui Ciprian, να σας πω, να σας citească ομιλία που κάνει με αυτό. Δεν θα είναι μεγάλη ομιλία, για να έχουμε χρόνο για τις ερωτήσεις σας, που θα απαντηθούν όχι μόνο από μένα, αλλά από όλους τους πατέρες. Ομιλία nu va fi foarte lungă, pentru a avea timp să răspundem apoi la întrebări toți părinții de aici, la întrebările pe care puneți dumneavoastră. Titlul omilie este Hristosul Ortodoxiei și Hristosul cu hâmic fals al ecumenismului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Cinstiți și cuvioși părinți, cuvioase maici și iubiți frați de Hristos. Cu harul Sfintei Treimi Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfintei maici a Domnului nostru Iisus Hristos, ne aflăm din nou alături de voi, de iubiții părinți, împreună luptători în această luptă bună, împotriva paneleziei grecești a înaintemergătorului Anticristului, care se numește ecumenism. Este o erezie care propune un Hristos fals, diferit de Hristosul Ortodoxiei noastre. Domnul și Mântuitorul nostru, a doua persoană a Sfintei Treimi. Potrivit învățăturii Sfinților Părinți, erezia este asemănată cu o boală epidemică mortală, care infectează trupul bisericii și prin această boală se ajunge la moarte duhovnicească. Potrivit Sfântului Grigore Palama, erezia este al doilea fel de ateism, pentru că ea propovăduiește un Hristos inexistent, fals, care nu poate să-L mântuiască pe om. Modul de înfruntare a ereziei de-a lungul întregii noastre istorii bisericești, conform Sfintei Scripturi, sinoadelor și învățăturilor Sfinților Părinți, a fost, este și va fi unul singur. Să păstrăm dogma așa cum am primit-o, neschimbată și neîntinată, întrerupând comuniunea cu ereticii,
mădularele stricate ale Bisericii, care în esență se retează pe ei înșiși grăbița cea adevărată. Și cu toate că, fără nicio excepție, toți Sfinții Părinți și Mărturisitori i-au înfruntat pe eretici întrerupând comunia cu ei, cu scopul principal de așteptare a unui sinod ortodox, care va condamna erezia și mai ales pe cei care o conduc și pe cei care îi urmează, nu se întâmplă același lucru și astăzi. Pentru prima oară în istoria Bisericii există confuzie în legătură cu ce trebuie să facem sau mai degrabă cu ce anume trebuia să facem de multă vreme, iar ca rezultat al inactivității noastre, panerezia ecumenismului s-a consolidat, iar de curând a fost ratificat și sinodal ca chipurile învățătură ortodoxă oficial. Această indiferență destructivă se datorează faptului că așa numiți teologi tradiționaliști, preoți și mireni, din cauza cugetului lor lipsit de spirit de sacrificiu, nu au proces la folosirea necesară și utilă a canonului 15 al sinodului 1-2 Constantinopol din vremea Sfântului Fotie cel Mare, care reunește întreaga tradiție a Bisericii, a atitudinii înainte de condamnarea lor sinodală față de episcopii eretici, stabilind întreruperea comuniunii bisericești, adică pomenirii, cu cei care atentează la adresa credinței, a Sfintelor Canoane și a tradiției Bisericii. Așadar, aceiași teologi, având educația lumească a școlilor teologice protestante, cu propriile lor sofisme eretice, denaturează canonul și propovăduiesc lucruri de neînțeles pentru ortodoxi și străine Sfinți Părinți. Așadar, unii susțin în prezent că a. Acest canon 15 nu este obligatoriu și opțional, pentru că nu există menționarea unei epitimii în canon. B. Cei care întrerup comuniunea cu episcopii ecumeniști necondamnați în sinodal, chiar și pentru motive de ordin dogmatic, provoacă sau creează schismă biserică. C. Trebuie să se facă protestul la vremea potrivită și cu propriu. D. Nu trebuie să ne rupem de biserică, sub înțelegând că episcopul este biserica și despărțiți de el să ne pierdem mântuirea. E. Trebuie să așteptăm un sinod ca să-i condamne pe cei ce propovăduiesc erezii și mai apoi să întrerupem comunia noastră cu ei. F. Trebuie să ducem lupta în interiorul bisericii. G. Orice facem trebuie să fie după sfatul Sfinților și al Părinților duhovnicești, luminează Dumnezeu. H. Este de preferat să fim în înșelare în interiorul bisericii decât să fim în adevăr în afara ei. I. Numai când vor ajunge la potirul comun cu ereticii, aceasta ar fi linia roșie, vom întrerupe comuniunea cu ierarhii ecumeniști. J. Putem să mergem la slujbele ereticilor ecumeniști, pentru că aceștia nu au fost judecați și catenisiți de un sinod și, prin urmare, tainele pe care ei le sfârșesc sunt valide. Unii ca aceștia îi trimit pe credincioși la preoți care mântuisesc ortodoxia numai cu cuvintele, dar în fapt o trădează și acceptă sinodul tânăresc din credere. Ca. Unii susțin că întreruperea comuniunii trebuie să aibă un caracter de protest și să fie până la o vreme, adică pe o perioadă limitată. Toate aceste interpretări ale aplicării canonului 15 sunt antipatristice și eretice. Desigur, conform modului în care Sfinții Părinți l-au aplicat pe acesta practic de-a lungul istoriei Bisericii. Și acum urmează răspunsul la toate aceste argumente aduse de către ecumeniști și de cei care le țin mai. În stihia a 5-a învierii la decenia de sâmbătă seara glasul 1, biserica noastră cântă. Citat. Pe cel ce cu trupul de voie pentru noi a fost răstignit, a pătrimit și a fost îngropat și a înviat din morți, să-l lăudăm grăind, întărește în dreapta credință biserica ta Hristoase și împacă viața noastră ca un bun și de oameni viitor. Am încheiat și noi. Această expresie în dreapta credință, în cazul acesta, paranteză, în greacă este un singur cuvânt, ortodoxie, în cazul dativ, dar se traduce cu acuzativ. Deci această expresie, dreaptă credință, pe care am citit-o în stila de sus, înseamnă cu dreaptă credință sau prin dreaptă credință. Deci textul ar fi, întărește Hristoase biserica ta prin dreapta credință. Ce este însă ortodoxia? Este biserica? Dacă vrem să fim exacți, Dacă vrem să fim exacți, nu este biserica, ci ceva prin care se sprijină biserica. Este sănătatea, deci ortodoxia, este sănătatea trupului bisericii.
Adică atunci biserica se numește ortodoxie, pentru că sunt mulți care se numește biserică. Există The Church of Satan, de exemplu. Sataniști, da? Și ei se numește ei spun că-s biserică, da? Deci atunci biserica se numește ortodoxie când este într-un totul sănătoasă în credință. Însă, prin opoziție, erezia este o boală în trupul bisericii. Și așa cum multe boli atacă organismul uman, în timp ce starea de sănătate este una singură, exact la fel multe sunt ereziile care pot să atace membrii bisericii, în timp ce ortodoxia, adică starea de sănătate, în ian, este una singură. Este într-adevăr vrednic de minunare modul în care funcționează fiecare celulă a oricărui organism. Își știe exact misiunea sa, rolul său în acel organism și se conduce, acționează, pe baza unui program care se află întipărit în nucleul său de către Creator, adică în ADN. Acolo, în centrul fiecare celule, se găsesc întipărite toate însușirile trupului nostru și odată cu dezvoltarea sau creșterea trupului, celulele se conduc pe baza acestui plan care există în lor. Își primesc locul lor, se formează, se înmulțesc, se înlocuiesc, își îndeplinesc funcțiile lor în mod armonios și organismul funcționează corect, adică este sănătos. Dacă ceva nu este în regulă, dacă o celulă se abate de la programul întipărit în ea, atunci ea nu își mai îndeplinește lucrarea ei, în ghilimele, înnebunește, o iar asta, închiat citatul, se înmulțește în mod necontrolat și devine una cancerigen. Atunci tumoarea trebuie extirpată cu bisturiul chirurgical. În mod asemănător, celulele trupului bisericii, care sunt atacate de erezie, se abat de la menirea lor și nu-și mai îndeplinesc corect lucrarea lor în acest trup. Se transformă în cancer duhovnicești și sunt îndepărtate de trupul sănătos al bisericii. Creștinul ortodox este o celulă sănătoasă a organismului, a trupului bisericii, care își cunoaște și își împlinește menirea lui. Adică este așezat bine și stabil pe calea lui, spre asemănarea cu Dumnezeu, adică spre Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine sensul ortodoxiei, să observăm cuvântul compus. Orthi și doxa. De la orthos, care înseamnă drept, și doxa, care vine de verbul tocheo, și înseamnă părere, opinie, credință. Adică sensul principal ortodoxiei este credință dreaptă, părere sau opinie adevărată. Însă, pentru că potrivit psalmistului, tot omul este mincinos, orice părere sau opinie omenească referitoare la menirea omului este falsă. Doar părerea lui Dumnezeu, adică învățătura provenită de la El, cea pe care El ne-a descoperit-o, este dreaptă și adevărată. Cel care ne-a creat este Cel care ne-a descoperit menirea noastră înaltă și îi cheamă pe oameni de bunăvoie să o împlinească. Ortodoxia este răspunsul adevărat la întrebarea noastră existențială, noi încotro ne îndreptăm. Ea nu este produsul raționalismului omenesc, ci este revelația lui Dumnezeu. Este adevărul descoperit omului de către Sfânta Treime. În ziua cincizecimii, ziua de naștere a Bisericii lui Hristos, Preasfântul Duh a încredințat Sfinților Apostoli toată credința adevărată a Dumnezeu. Aceasta este comoara noastră inestimabilă, pe care noi am primit-o prin intermediul Sfinților Părinți de la Apostoli și ne-am asumat să o păstrăm neschimbată, întreagă, ca pe un sfânt legământ. Este experiența Harului Necreat al lui Dumnezeu, împărtășirea din energia lui dumnezeiești, de care au parte cei vrednici, adică Sfinții. Acești Sfinți, care au ajuns la aceste stări cerești, precum Sfântul Apostol Pavel, au gustat din bucuria slavei lui Dumnezeu, au auzit, citez, cuvinte de nespus pe care nu este îngăduit omului să le rostească. Am încheiat citatul din Epistola 2 către Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Ei înșiși ne-au lăsat îndrumările necesare ca să ajungem și noi la această stare inexprimabilă în cuvinte. Aceasta este învățătura Bisericii pe care noi am primit-o formulată în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Atât Sfânta Scriptură cât și Sfânta Tradiție nu pot să fie interpretate în afara granițelor ortodoxiei. Orice încercare de apropiere de tainele dumnezeiești prin rațiune sau logică a ajuns la erezie. Celor care nu au ajuns la măsurile Sfinților Părinți, și noi suntem printre aceștia, așadar nu ne rămâne decât să urmăm cu smerenie interpretările Sfinților Părinți, așa precum se scrie în Sinodiconul Ortodoxiei, citez, potrivit teologiei Sfinților de Dumnezeu inspirați și potrivit cugetului credincios al Bisericii. Am încheiat citatul. Dobândind experiența Sfântului Duh, aceeași experiență ca Sfinților Apostoli și Părinți de dinaintea lor, Sfinții Părinți sunt singurii exegeți lipsiți de greșeală ai textelor inspirate de Dumnezeu. Acești Sfinți care au trăit în veacurile trecute și trăiesc și azi, au fost în măsură să recunoască
învățătura adevărată, adică ortodoxia, și să o deosebească de cea falsă care este erezia. De aceea, adunați ca în sinoade, ei condamnau ereziile și clarificau care este adevărul, nu ca niște dogme nou descoperite, ci ca, citez, credința cea încredințată toată Sfinților, încheia citatul, astfel o lămureau și o formulau. Accentuăm lucrul acesta pentru că papistașii și, în general, toți ereticii cred că există o dezvoltare în dogme și că, în timp, omenirea primește noi revelații. De aceea, în continuu, papistașii formulează dogme noi, nemai auzite. Sfinții părinți clarificau cele care erau deja cunoscute de la început, de fiecare, când exista îndoiala asupra lor. Deci le clarificau când exista îndoiala. De Dumnezeu, purtătorii părinți înfruntau fiecare erezie de îndată ce aceasta apărea și prin învățătura lor, cea de Dumnezeu inspirată, îi exprimau cu hotărâre învățătura sănătoasă a bisericii. De-a lungul timpului au apărut diferite erezii. Biserica a fost încercată mai mult de erezii decât de prigoane și de băi. Gnosticii, sabelienii, arienii, apolinariști, nestorienii, pneumatomari, monofiziți, monoteniții au fost câteva din grupările de eretici care au fost tăiate de la trupul bisericii. Însă când s-a bătut vijeria iconomachiei asupra ei, biserica a fost încercată foarte mult, căci iconomachii au apărut nu ca niște inovatori, ci ca propovăduitori ai revenirii bisericii la simplitatea ei de la început. Ei considerau că cultul Sfintelor Icoane era ceva străin, care fusese infiltrat în biserică și insistau să se renunțe la el. Numai cinstirea acordată Sfintelor Icoane și Sfintelor Moaște, ca fiind, numeau cinstirea acordată Sfintelor Moaște și Sfintelor Icoane ca fiind idolatrie și luptau împotriva ei. Sfinții părinții ai epocii respective, de îndată ce au identificat în șarea respectivă, i s-au opus. Căci, dacă prin umbrele și ștergarele Sfinților Apostoli se săvârșeau minuni, cu atât mai mult prin icoane și Sfinților Moaște, cărora credincioșii, desigur, nu le acordau cult de adorare ca lui Dumnezeu, ci de cinstire. Cinstind Sfintele Icoane și Sfintele Moaște, citat, cinstea trece la prototipul ei, spunea Sfântul Vasile cel Mare. Aceste lucruri au formulat echipa din Sfinții Părinți la Sinodul 7 Ecumenic. Însă, vreme de aproximativ un secol, Biserica lui Hristos a fost cea prigonită, în vreme ce Biserica Oficială a epocii a fost iconomahă. Pe tronul patriarcal al Constantinopolului și pe marele tronuri metropolitane ale Imperiului, arhierei iconomachi îi insultau pe ortodoxi ca pe niște eretici care cred în lemne. Clericii ortodoxi au fost puțini și prigoniți. Îi slujau pe credincioșii puțini și fricoșați, punându-și viețile în pericol. Biserica a arătat atunci noi mucenici și mărturisitori, iar când a trecut și vremea încercării printr-un mod neașteptat, a avut loc restaurarea ortodoxiei după moartea lui Teofil, ultimul împărat iconoman. După 116 ani de încercări cumplite, între 726 și 842, a fost recunoscută mica turmă a ortodoxilor, iar biserica oficială, în numele iconomacă, s-a prăbușit ca un turn de hârtie. De atunci, erezia iconomacă nu a mai reapărut decât odată cu grupările protestante care au provenit din erezia latină papistașă cu 7 secole mai târziu. Până astăzi, protestanții sunt, în afara oricăror altor diferențe între ei, sunt de acord în insistența lor în erezia iconomacă, iar în scrierile lor, așa cum am constatat cu proprii noștri ochi, îi proslăvesc pe iconomachii perioadei 726-842, exact așa cum noi astăzi îi fericim pe iconofilii ortodoxi. Pericopa apostolică din Duminica Ortodoxiei, care vorbește despre, citez, Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de Dan, de Samuel și de proroci, care prin credință au primit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduință, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascucisul sabii, s-au împuternicit, din slab ce erau, s-au făcut tari în războaie, au întors tablele drăfmașilor de foc. Am încheiat citatul. Deci această pericopă ne amintește că biserica trăiește întotdeauna în toate secolele taina crucii și a învierii, într-o continuă anamneză și repetare. Anamneză înseamnă lucrurile. Încercarea a fost urmată de biruință, iar aceasta din nou de încercare. Acest lucru s-a întâmplat și înainte de iconomachie și după aceasta. Același lucru continuă să se întâmple până în zilele noastre. Atunci când se pare că flacăra credinței adevărată tremură, aproape să se stingă, deodată toate sunt răsturnate bine așteptate și se reaprinde flacăra apotrosiei. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Din acest motiv, noi, cei care am întrebat comunea bisericească, cu cei care acceptă sinodul eretic de la Colimbari,
Nu trebuie să ne fie frică, nici să fim dezamăgiți de starea care domină în biserica noastră, ci să luăm exemplu de la mucenici și mănăstori și să fim bucuroși că urmăm calea lor care ne ține înăuntru bisericii. După iconomahie, papismul, varlamismul și epoca de stăpânire a occidentalilor venețieni răsărit, au încercat să schimbă ortodoxia care însă din nou a biruit. Și aceasta, datorită luptelor Sfinților Trei Noi Rari, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Grigore Panama și Sfântul Marcu Eugenicul. Anatemele împotriva lui Varlam, al lui Achindin și al latinilor în general, au fost adăugate de atunci în sinodiconul ortodoxiei și se citesc la procesiunea cu Sfintele Icoane ca certare veșnică a latino-cugetătorilor. Apoi a urmat iar o încercare de data aceasta din răsărit. Cucerirea majorității țărilor ortodoxe de către mahomedani a fost prilej pentru noi multe martirice și din nou ortodoxia a supraviețuit. În secolul trecut al XX-lea, noi încercări și vigoare au cutremurat întreaga lume ortodoxă. Ateismul a trecut prin foc și sabie țările slave, precum și țara dumneavoastră, România, ca toate aceste țări să dea noi mucenici și mărturisitori, iar apoi ateismul să se prăbușească în fața privirilor uimite ale umanității. Însă înainte de a dispare, ateismul, și mai degrabă, de îndată ce el a ajuns să domnească în țările din Estul Europei, a apărut o nouă încercare, panerezia ecumenismului. Cu toții am auzit de sindromul imunodeficienței dobândite, cunoscut în general după numele lui din limba engleză SIDA. Infectarea cu virusul HIV produce o slăbire treptată, neutralizarea sau anularea sistemului imunitar al organismului, distruge sistemul de apărare a acestui adică, iar ca rezultat omul este expus la orice fel de infecție. Așadar, acest lucru îl face și ecumenismul. El distruge sistemul duhovnicesc imunitar și lasă pe creștini expuși oricărui fel de erezie. De aceea și Sfântul Iustin Popovici, care a dormit în Domnul după ce a întrerupt pomenirea ereticilor cu ani buni înainte, a numit ecumenismul panerezii. Ecumenismul atacă criteriul ortodox, unicitatea adevărului revelat, consideră că toate erezile, chiar și toate religiile, au elemente ale adevărului care pot să-l conducă pe om la mântuire. El îl abate pe om de la menirea sa adevărată, care este îndumnezeirea și îl conduce spre alte scopuri. Degradarea pe care a provocat ecumenismul în apărarea noastră duhovnicească a fost treptată și progresivă. Ecumenismul a început în urmă cu 118 ani. Prin enciclica eretică din anul 115 ani. Prin enciclica eretică din anul 1903 a patriarhului mason Ioachim al III-lea al Constantinopolului. A continuat prin impunerea noului calendar de către de asemenea masonul patriarh Eretie Metaxakis și a fost consolidat prin participarea Bisericii Ortodoxe la așa numitul CNV, în care avem anularea tuturor dogmelor și a sinodelor ecumenice prin ecleziologia protestantă eretică a iubirii, a primatului papei și, în fine, a pseudo-sinodului de acolibari, în care au recunoscut toate erezile ca și biserici canonice, având credință și dogmă comună. Înainte de a se întâmpla toate acestea, au loc schimbări de mesaje între conducători religioși, rugăciuni comune, ceremonii religioase comune, declarații și acorduri comune, adunări comune la simpozioane, conferințe, chiar și croaziere pentru convorbiri la bordul vaporului. Și orice altceva comun poate cineva să-și închipuie, astfel încât să fie anulată conștiința ortodoxă a credincioșilor și să consideră că nu există nicio diferență esențială între ortodoxie și ereție, între creștinism și iudaism sau magomedanism sau budism, până au ajuns să îi împărtășească pe eretici în Bisericii Ortodoxe. Însă, așa cum spune Sfântul Pavel, citez, ce părtășie are lumina cu întunericul și ce înmoire este între Hristos și Belial sau ce are la oaltă un credincios cu necredincios? Am fiat citat din Epistola 2 către Corinteni, capitolul 6, versetele 14-15. Nu mai amintim aici și de Sfântele canale care sunt încălcate prin acest comportament sincretist ca să nu fim obositori. De altfel, aceste canale sunt cunoscute tuturor, mai mult sau mai puțin. Învățătura comună a tuturor Sfinților Părinți este că ortodoxia este unicul adevăr care a fost revelat de sus și care nu are nicio legătură cu născocirile omenești care constituie ereziile și diferitele religii. De acest adevăr care a fost până acum înțeles de la sine, vine reticii ecumeniști astăzi nu numai să îl conteste, dar și Sfintele canale care invit că să facă acestea le numesc ziduri ale rușinii și legi ale urii. Am citat. Însă acestea sunt zidurile care delimitează și aportoxia. Pentru că Domnul Hristos însuși ne spune parabola viței de vie, că a pus hotare bisericii lui. Citez.
Un om, stăpân al casei sale, care a sărit vie și a prejuit-o cu gat, conform Matei 21:33. Noi, luminători ai ecumenismului, vor ca biserica să fie fără graniță, chipurile de dragul iubirii. De aceea îi dărâmă îngrăditurile și limite. Însă, exact aceasta constituie o faptă de ură și de iubire. Pentru că dacă nu sunt distinctive hotarele între adevăr și înșelare, cum vor recunoaște adevărul cei aflați în înșelare și își vor veni eventual în fire? Li se va trezi conștiința. Iar pe noi, de ce ne acuză de sfârșit biserica și că propovăduirea noastră este una a urii, când ar trebui atunci să-i acuze de același lucru de Sfinții Părinți pe care îi urmăm pas cu pas și în urma lor ne trasăm și noi calea noastră? Desigur, ecumeniștii declară întotdeauna că faptele lor se săvârșesc pentru ca să-i atragă pe ei și autoxii. Însă care este rolul strădanilor lor de atâția zeci de ani? Diferiții eretici nici măcar nu s-au apropiat de ortodoxie, mai degrabă s-au îndepărtat mai mult de ea și i-au atras și pe aceștia, pe cei dintre ortodoxi ecumeniști, departe de ortodoxie. De aceea Sfântul Apostol Pavel recomandă. Citez. De omul eretic, după prima și a doua mustrare, îndepărtează. Știind că unul ca acesta s-a înstrăinat și rătăcește în păcat, o să vii de sine însuși. Epistola către Tit, capitolul 3, versetele 10-11. Iar Evanghelistul iubirii Sfântului Atologul spune despre învățătorii înșelării. Citez. Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, fiindcă cel ce îi zice bun venit se face părtaș la faptele lui cel rele. 2 Ioan, versetele 10-11. Având în vedere cele de mai sus, Sfinții Părinții Bisericii nu au purtat dialoguri interminabile cu eretici, de forma tratativelor pentru soluționarea diferenței liniei de frontieră dintre state. Adevărul credinței este o valoare nenegociabilă. Nu este posibil să se ajungă la un acord între ortodoxie și erezii prin concesii comune de ambele părți. Sfântul Marco Eugenicul spune legat de acest lucru. Citez. Pentru aceasta feriți-vă de a învăța compromisul. Nici să nu învățați ceea ce nu este statornic și clar și sigur, căci compromisul este chip ce vrea să-i mașe pe toți, dar este șchiop de amândouă picioarele, este spulberat de orice vânt, având ca putere doar răutatea nou zugrăvită în el. Am încheiat citat. Iar într-o scrisoare către Gheorghe Scolarius, care apoi a ajuns patriarhul Ghenadi al Constantinopolului, același Sfânt Marcu spune, citez, nici de cum nu se îndreaptă cele bisericești prin vreun compromis. Într-adevăr și niciunul nu este nimic. Și după cum, ceea ce este în afara luminii, neapărat este în întuneric, așa cel ce se abate puțin de la adevăr, după adevăr spunem că zace în niciun. Am încheiat citat. Însă cred că nu este nevoie de o argumentație suplimentară pentru ceea ce este de la sine înțeles pentru oricine are rațiunea normală. Granițele dintre adevăr și minciune sunt clare și reale. Da, ne vă spune unii conservatori, și noi vedem pericolul ecumenismului. Voi însă, întrupând comuniunea bisericească, ați plecat din biserică și nu ați stat să luptați ca și noi în ea. Nu trebuie să părăsiți corabia bisericii în ceas de primește. Însă lucrurile nu stau așa. Noi nu am părăsit corabia bisericii. Ceea ce s-a întâmplat, însă, este că în timpul călătoriei, unii ofițeri ai echipajului și o parte dintre pasageri au căzut într-o demență comună și s-au aruncat în apele ereziei ecumenismului. Noi, cei care am rămas în corabie, cu dragă inimă aducem înapoi pe corabie pe orice naufragiat care își vine în fire și vrea să revină pe corabie. Nu are importanță că cei care au părăsit corabia sunt mai mulți decât cei care au rămas în ea. Ceea ce are importanță este să rămânem în corabia Rusiei statornici în ceea ce am primit. Așa numiți anticumeniști care sunt în comunune cu episcopii eretici, care acceptă Sinodul din Creta, cu toate că spun că pricep, care este nebunia ecumenismului, au ascultat de comanda ofițerilor necugetați din căzut în erezie, a episcopilor ecumeniști și-au părăsit puritatea credinței de dragul unității și al ascultării de comunicătorilor ecumeniști. Alt exemplu pe care îl dau aceiași conservatori. Au venit în Hali, adică ereticii, în casa ortodoxiei, și în loc să stăm și să ne potrivim hoților, noi am ieșit afară și am început să aruncăm cu pietre în geamuri și îi chemăm și pe cei care continuă să se potrivească hoților să iasă și ei afară. Însă din nou exemplu este nereușit. Pentru că nu numai că noi nu am părăsit casa, lăsându-o pe mâna hoților, însă de la început și până astăzi ne potrivim invadatorilor ortodoxiei. Când însă am văzut că unii dintre colocatarii noștri cedează în fața hoților și le ușurează potropirea casei ortodoxiei, atunci am izolat camerele celor care au cedat, construind un zid astfel încât măcar să fie apărat cel puțin locul nostru, unde suntem noi și să putem să ne opunem mai bine invadatorilor.
Însă este posibil ca voi cei puțini să aveți adevărul să fiți de partea lui? Numai voi sunteți cei cu adevărat ortodoxi? Foarte des auzim această întrebare. Dacă însă cantitatea sau numărul este criteriul adevărului, atunci nici cei care ne pun întrebarea nu sunt în adevăr. Pentru că oare câți dintre ecumeniști din rândul ortodoxilor se află în legătură cu cei aproximativ 6 miliarde de oameni pe pământ? Sunt 200, cel mult 300 de milioane de ortodoxi și se află în țări cu deficit al nașterilor fără spor natural. Celelalte 5,7 miliarde de oameni, număr care se află în continuă creștere, sunt confucianiști, hinduși, budiști, mahomedani, papistași, etc. Nu mulțimea este criteriul adevărului. În epoca potopului, numai o singură familie a fost cea care a crezut în adevăr și s-a salvat în arcă, în timp ce restul mulțimii oamenilor de pe pământ s-a înnecat în ape. Sfânta Scriptură spune, citez, mai bun este un drept care face voia Domnului decât mii de nelegiuiți. Iar gura cea de adevăr, grăitoarea Domnului Hristos, a spus, aceasta, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vedea împărăția, conform Evangheliei după Luca, capitolul 12, versetul 32. Deci vă considerați pe voi înși vă singuri ortodoxi de pe pământ? Așa ne întreabă frații noștri care insistă în inovație cu Iisus. Le răspundem că noi continuăm, desigur, totdeauna cu nevrednicie, tradiția și lupta Sfinților. Domnul Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Maxim Mărturisitorul, Grigore Panama, Fotie cel Mare, Marco Egenicul și a Sfinților Colivați, adică lupta Bisericii Celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Și acum este momentul să venim să spunem ceva foarte important care dă sens întregii noastre lupte antieretice. Vă rog să fiți atenți la acest lucru pentru că este cheia în interpretării patristice, cum și de ce și până când trebuie să se desfășoare lupta cu erezia. Așadar, scopul acestei lupte sfinte antieretice după modelul Sfinților omeniți mai sus este dublu. Mai întâi, ca fie bisericii, ca creștini ortodoxi evanghelioși, trebuie să ne păstrăm credința întreagă fără inovații. Astfel încât să dăm răspuns bun la împărtășătoarea judecată în fața lui Iisus Hristos, așa cum ne spune și Sfântul Papa, Apostol Ioan. Citez. Lupta cea bună am luptat, alergarea mi-am împlinit-o, credința am văzit-o. De acum mi s-a pregătit cununa dreptății pe care în ziua aceea mi-o va da Domnul dreptul judecător și nu numai mie, ci și tuturor celor ce i-au iubit arătarea. Conform 2 Timotei. Al doilea scop, la fel de important ca primul, este ca noi să fim credincioși, este ca noi, ca fi credincioși ai Bisericii, ca măturare al ei, să îi apărăm, să îi informăm și să-i ajutăm pe frații noștri, ceilalți sfinți și măturare al ei, să scape de panerezia aducătoare de moarte, împlinind porunca evanghelică să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Căci potrivit Sfântul Ioan Gură de Aur, nu pot să fii, să pricepi ce înseamnă a fi creștin, dacă nu ajungi pe fratele tău spre mântuirea lui. Astfel, lupta bisericească pe care o ducem nu are ca scop numai întoarcerea fraților noștri, a episcopilor, a preoților, a monarhilor și a mireilor, înșelați din panerezia ecumenismului la ortodoxie, ci și trezirea restului lumii, fie sunt de vreo altă religie, fie sunt eretici condamnați, papistași, confiți, etc., și integrarea lor în Sfântul Ortodoxiei. Adică lupta noastră este una de misiuni ortodoxe. Potrivit Sfinților Părinți, fiecare creștin, mai ales în timpul de erezie, trebuie să devină misionar ortodox. Sfântul Teodor Studitul menționat în Epistola 81, următoare, citez. Porunca Domnului este să nu tăcem în vremuri în care credința se aprobimește. Pentru că zice să vorbești și să nu taci, și dacă se dă deoparte sufletul meu, nu va binevoi întru el, conform Evrei 10:38. Și dacă ei vor tăcea, pietre vor striga, conform Luca 19:40. Așadar, când este vorba despre credință, nu putem să spunem cine sunt eu. Preot, nici de cum. Conducător, nici aceasta. Soldat, de unde? Țăran, nici aceasta. Sunt sărac și procur numai hrana de fiecare zi. Nu am motiv nici grijă de o asemenea problemă. Vai, pietre vor striga și tu vei rămâne tăcut și fără grijă? Deci nici măcar săracul însuși nu va avea nicio dreptățire în ziua judecății, pentru că acum nu vorbește și vrednic va fi de o sândă și numai din acest motiv. Am încheiat citatul. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citeți, cel care nu spune adevărul este răspunzător de sângele acestei sacrificări a sufletelor celor înșelați. Am încheiat citatul. Sfântul Teofan Zăvărâtul ne spune, citeți, dar dacă ai părăsit deja învățătura sănătoasă, ce treabă mai ai tu cu ce se întâmplă în biserică din partea celor care nu au părăsit-o? Și numai din însuși faptul că ți-ai asumat o părere diferită despre diferite lucruri față de
Cea pe care o păstrează biserica înseamnă că tu te-ai separat de biserică. Nu înscrierea în registrul celor botezați îl face pe cineva ca să fie membru al bisericii, ci Duhul și conținutul părerilor lui. Fie învățătura ta și numele tău sunt pronunțate ca și cum ar fi sub anatemă, fie nu, deja ești supus acesteia, când părerile tale se împotrivesc învățăturii bisericii și când stăruiești în ele. Anatema este cumplită, deci renunță la părerile tale rele. Am încheiat citatul. Și Sfântul Vasile cel Mare spune, citez, să se liniștească cineva și să nu spună nimic atunci când credința este pericol, aceasta este însă și lepădare, iar a certa peretice este mărturisire sinceră de credință. Încă un argument pe care este posibil să-l auzim este că chiar dacă aveți dreptate în ceea ce spuneți despre ecumenism, este greșit să întrerupeți comunia. Mai bine să cădem în înșelare în biserică decât să cugetăm drept în afara ei. Acest argument nu are nicio mărturie de sprijin la Sfinții Părinți și este împotriva oricărei logici, căci biserica este ființa așa adevărată, cum spune parabola viei. Iar mlădița nu ce roade în afara viei bisericii. Nu poate cineva să fuge de drept în afara bisericii și să cadă în înșelare în lăturii ei. Unii care nu sunt mădurare via bisericii pot să cadă în înșelare, însă adevăratele ei mădurare nu, că cele își cunosc menirea lor și se străduie pentru realizarea ei cu ajutorul Hristos, care a zis, eu sunt vița, voi mlădițele. Cel ce rămâne într mine și eu într el, acela duce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Este evident că dacă cineva consideră că este în înșelare, înseamnă că nu este unit cu Hristos. Adică nu este biserică. Dar ce lucrare până acum bisericii ne învață că atunci când credincioșii au constatat într-adevăr o greșeală de credință, adică o erezie, propovăduită public de un conducător bisericesc, atunci au întrerupt orice comunie bisericească cu el, chiar și înaintea unei judecăți sinodale a lui. De exemplu, când Nestorie, predecesorul cu multe veacuri în urmă al Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului, a propovăduit erezia lui, de îndată clericii și mirenii credincioși din Constantinopol au întrerupt comunia bisericească cu el. Ei nu au așteptat mai întâi condamnarea lui. Nici nu au spus că mai bine să fim uniți în Biserica Constantinopolului și să greșim în credință, decât să fim în afara ei și să cugetăm drept. Întrerupea pomenirii propovăditorului ereziei este îndatorirea fiecărui cleric ortodox. Iar această îndatorire se sprijină pe canonul 31 apostolic și este clarificată pe deplin de canonul 15 al Sinodului Bun de Constantinopol. Că nu trebuie să întrerupă nimeni comunia bisericească cu conducerea lui bisericească, invocând niște greșeli personale ale întâi său, trebuie însă să o facă dacă acesta, episcopul sau preotul, greșește în chip dovedit în ceea ce privește credința, adică atunci când propovăduiește în mod public o erezie clară. În orice altă situație, ascultarea este obligatorie. Chiar și dacă această conducere a noastră bisericească ne îndreptățește, pedepsindu-ne fără vină, chiar și atunci noi trebuie să răbdăm și să nu întrerupem comunia bisericească. Pentru că atunci când credința nu este în pericol, trebuie să avem în vedere proverbul pentru alte păcate noastre, de fapt, suntem acum pedepsiți. Și să ne punem nădejdea în Dumnezeu să ne face dreptate. Însă să recunoaștem că păstorul propovăduiește o erezie și să pomenim că ortodox este o bătaie de joc și o fățărnicie. Pentru că clericul așa numit ecumenist, de exemplu, mitropolitul Serafin de Pirou sau mitropolitul Irotei Blacus, de Neafactus și atâția alții, atunci când este atunci când este întors cu față către popor, în timpul predicii, poate să înfiereze erezia ecumenismului, însă de îndată ce se întoarce cu fața spre altar și se roagă Dumnezeu, el îl pomenește pe cel care propovăduiește erezia ca pe unul care drept învață cuvântul adevărului. Se naște întrebarea, de cine își bate joc acel predicator, acel slujitor, de popor sau de Dumnezeu? Sau de Dumnezeu? Unii, cu totul lipsiți de argumente patristice, susțin că nu ne întinăm, nici nu participăm la erezie dacă nu ne îngrădim de ea, de vreme ce noi avem cuget ortodox. Prin acest argument se declară faptul că credința noastră este personală și nu are dimensiuni bisericești generale, de asemenea că nu suntem mădurare ale unui trup de aceeași credință și fel de a fi, ci este ca și cum am aparține unei asociații sau unei grupări protestante în care fiecare și în special episcopul poate să creadă ce vrea, fără ca credința lui să influențeze și pe ceilalți. Aceasta este în esență o erezie. Pentru că în ortodoxie există unitate de credință și nu de păreri sau de crezuri personale. Există Sfânta Tradiție de la care oricine se abate ajunge eretic. Există Sfintele Canoane și Sfinți care definesc când ne întinăm și cum participă cineva la erezie. Această idee din paragraful anterior este ca și cum ar spune cineva
Eu cred și tu nu poți să mă acuzi că eu mă lepăd de Dumnezeu sau că accept erezia decât dacă mă auzi că eu însumi propovăduiesc cu cuvintele mele. Sfinții părinții au stabilit când ne lepădăm și când ne acceptăm mărturisit pe Dumnezeu, nu numai prin cuvinte, dar și prin fapte, chiar și pentru un semn de negare sau de aprobare și desigur prin tăcere, care este al treilea fel de ateism. Prin urmare, a stabilit cineva în mod particular sau în felul lui cele legate de problemele importante de credință este un protestantism clar. Desigur, există și cei care susțin că nu se îngrădesc de erezie pentru că în felul acesta se pun pe ei înșiși în afară bisericii și că preferă să lupte înăuntru ei. Acești așa numiți antiecumeniști sunt de fapt adepții teoriei lui Zisiulas referitoare la episcopul cel vis pe care am analizat-o mai sus, anulând astfel cuvintele Sfântului Grigorie Palama, care exprimă interpretarea patristică dintotdeauna referitoare la legătura pe care trebuie să aibă credincioșii cu biserica. Citez. Cei care sunt ai Bisericii lui Hristos sunt ai adevărului, iar cei care nu sunt ai adevărului nu sunt nici ai Bisericii lui Hristos. Am încheiat citat. Aceștia, de fapt, se supun pe ei înșiși cu erezii a celei mai rele forme de papism, care anulează învățătura Sfinților noștri și faptele lor și vine în antiteză cu înfruntarea patristică permanentă a ereziilor și ereticilor. Este și o blasfemie foarte gravă în cultura Duhului Sfânt, care a vorbit și vorbește totdeauna prin Sfinții Părinți. Sunt și unii care, sub chipul evlaviei, dar de fapt, având o falsă evlavie, susțin și înstăpiesc așa. Tot ce se face să fie fără grav, după multă rugăciune, analiza atentă a tuturor parametrilor problemei, cu luminare de sus a părinților harismatici și luminați de Dumnezeu. Am încheiat citat. Răspunsul patristic aceasta este. Citez. Când este vorba despre dogme, nu trebuie să primim vestire de sus, ci ceea ce am primit, aceea să reținem, chiar și dacă un înger din ceruri ar veni să ne aducă o altă evanghelie, spune Sfântul Teofilat al Bulgariei. Aceștia nu numai că îi bagiocoresc pe Sfinții Părinți, dar anulează Sfânta Tradiție Ortodoxă Patristică, sfătuindu-ne să urmăm îndrumările părinților luminați și arismatici din mele, în timp ce soluția stabilită de Biserica însăși prin Sfintele Canoane, de la Duhul Sfânt referitor la ce suntem dator să facem la vreme de rezie, să o aruncăm la coșul de gunoi. De soluția să o aruncăm la coșul de gunoi. Există însă și cei care vorbesc despre discernământ, primele, despre linii roșii și potir comun. Adică ei vor întrerupe comuniunea numai dacă se va procede la potirul comun cu papa. Deci o grijă, vine așa. Înainte de orice să ne spună toți aceștia care susțin teoria de mai sus, măcar un singur canon care să vorbească despre potir comun. Și noi vom reîncepe să pomenim pe baza lui. Însă nu există niciun. Toate canoanele vorbesc despre întreruperea comuniunii atunci când există împreună rugăciune cu ereticii, pentru că aceasta înseamnă a priori credință comună între cei care se roagă împreună. Este foarte clar că prin a nu ne îngrădi pe noi ieșire de eretici conform canonului bisericii și legii lui Dumnezeu, toți ne întindăm de erezie și, prin urmare, ne despărțim de Domnul nostru Iisus Hristos. Despărțirea de El este moarte și iad veșnic. Fie are loc prin păcat, fie se face iar și iar din erezie. Esența întregii lupte împotriva panereziei ecumenismului, precum și a oricărei alte erezii, este întruperea comuniunii cu erezia și cu ereticii. Aceasta este începutul vindecării. În cazul fiecărei boli, lucrarea de tămăduire săvârșită prin doctor are următoarele etape. A. Diagnosticarea bolii. B. Vindecarea ei, ce declina însănătoșirea. Mai puțin. Dacă doctorii duhovnicești, păstorii bisericii, rămân numai la primul nivel, cel al diagnosticării, acest lucru nu numai că este nefolositor, dar și distrugător. A ne mărgini la diagnosticarea ereziei, scriind texte teologice, organizând conferințe, sinaxe, manifestări religioase, ca să condamnăm erezia, însă a nu trece la înfruntarea ei, înseamnă de fapt a contribui și noi, la extinderea ereziei și, în final, la dominarea ei asupra noastră. Este nevoie să acționăm patristic, tăind erezia din trupul bisericii. Și pentru că nicio erezie nu este lipsită de cap, ci este propovăduită de cineva, tăiem cauzele ereziei, adică ne îngrădim de episcopul eretic, în cazul acesta de patriarhul eretic Bartolomeu Apodonis, dar și de cei care deja acceptă Sfântul din Creta și sunt în comuniune cu el, încetând orice comune bisericească cu aceștia, și cu cei ce în tăcere sunt de acord cu ei, așteptând noi un sinod ortodox care în mod oficial se condamne și se excomunice. Ereticii ecumeniști, dar acum și așa numiți antiecumeniști,
care sunt întru totul în comunune cu ereticii, care au sunat în Creta, ne jignesc, ne calomniază și ne acuză pe noi toți, care urmăm tradițiile și poruncile Sfinților, părinți, spunând că noi creăm schismă și ne scoatem pe noi înșine afară bisericii, că avem taine invalide, blasfemind astfel pe Duhul Sfânt, numai și numai pentru că întrerupem comunia noastră cu ei și nu-i urmăm în vederea ereziei. Mai mult, unii dintre ei îndrăznesc și îi numesc schismatico-eretici. Asta este nou. Noi, turma cea mică și săracă, preferăm să urmăm Sfânta Tradiție continuă a Bisericii Celei Una Sfântă, Sfântăcească și Apostolică, devenind următoarea Sfinților Părinți. Să avem credință statornică și cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, care este capul Bisericii, care ne-a promis să ne dotăm cu Biserica lui adevărată că porțile iadului nu vor birui, să nu ne temem, ci să rămânem tari cu ajutorul Harului, chiar dacă toți ne vor părăsi și vom rămâne singuri, urmând Sfinților Mucenici și Sfântul Apostol Pavel, care spune: cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau bolătatea, sau primejdia, sau sabia? Fiindcă sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus Domnul nostru. Am încheiat citatul din Epistola Romani, capitolul 8, versetele 35 și 38 până la 39. Lupta în grădire de zi este dură, unică și plină de calomnii și de durere. Pentru noi care de mai bine de 2 ani suntem prigoniți și exilați și care primim aceste acuzații de schismă că ne vom face propria noastră biserică cu episcop, că noi conducem lupta spre grupări scrise, că nu-i recunoaștem pe sfinți, că jucăm rolul de conducător și de întâietate, le considerăm pe de parte toate aceste acuzații ca o binecuvântare că suntem defăimați pentru iubirea lui Hristos prin cele mai rușinoase minciuni, iar pe de altă parte ne rugăm pentru cei care se numesc creștini și care scot pe gur asemenea minciuni ca Dumnezeu să-i bineze, să-și revină și să se pocăiască, pentru că ei înșiși devin pricina ca să se sfințească credincioșii care vor să urmeze drumul mărturisirii. Și încheierea. Mă rog ca Dumnezeu, pentru rugăciunile prea binecuvântate și pe noastre, Născătoare Dumnezeu și Purea Fecioare Maria, să ne dea putere să urmăm exemplul Sfinților, să păstrăm credința așa cum am primit-o, întreagă și fără inovații, chiar dacă va fi nevoie să fim prigoniți până la moarte, și în felul acesta să dăm răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, căruia să cuvine slavă, cinstea și închinarea, împreună cu Părintele Lui cel fără de început și cu prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul Duhului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Eu de sine. O lume, la Ministrul Egemia, Chinisi, Iacunia, Chisinea, Vizi, Ducosul, tot a putut cu dreptul meu de ghinul de ore să spui Matias, iată la Comotul Antichristul, Eco la Sipop se închet din profetia cu Agandierul, Ophiu Similai, iată de Refeo, Agora, Agandierul, Pentecon, Stim, 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 Borna nu sunt de mine acum, pentru că s-a întâmplat și pe Chitău, și din prima sunt asta. Οι Άγιοι Πατέρες, όταν αναφερόταν στα έσχατα χρόνια, την εποχή του Αντιχρίστου δηλαδή, Σύνθη Παΐτσι, σε ρεφεράω λα πρέμβολη την ούρμα, και λα υποκάνω του Χριστού. Ερμηνεύοντας το γραφικό αυτό που λέει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, μας είπαν τα εξής. Ιντερπρετούν και αγενεστούν Χριστός στην Ευαγγέλια, Σύνθη Παΐτσι, σπουνιάω. Ο Χριστός λέει ότι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη στην γη. Φίλου του Μεζέου, όταν θα βγει την όπλα του Μούντου, θα βρει την κρεδίτσα. Ρωτάει, κάνει ερώτηση. Εγγράφει ο Χριστός. Δεν γνωρίζει ο Χριστός. Βάλε ο Χριστός, αν τρεβάτε αυτό το που πέτρε, κανού τι είναι. Γνωρίζει ο Χριστός ότι όταν θα έρθει στην γη για δεύτερη φορά. Χριστός λέει ότι όταν θα βγει την όπλα του Μούντου, δεν θα βρει την πίστη όπως πρέπει. Nu va găsi credința așa cum trebuie. Θα είναι λίγοι αυτοί που θα κρατήσουν την πίστη. Vor fi puțini cei care vor păstra credința. Γι' αυτό και
κάνουμε αυτόν τον αγώνα για την πίστη μας. De aceea ducem această luptă pentru credința noastră. Όχι μόνο θα είναι οι άνθρωποι χριστιανοί πλέον, αλλά και οι χριστιανοί δεν θα είναι χριστιανοί. Numai că oamenii nu vor fi creștini, dar nici creștinii nu o să mai fie creștini. Οπότε, όσο έχουμε πείγνωση, όσο πλησιάζουμε προς τα έσχατα, deci, cu cât în mod conștient ne apropiem de vremurile din urmă, η πίστη θα χάνεται. Credința se va pierde. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όσοι κρατήσουν την πίστη στα έσχατα χρόνια, μόνο την πίστη. Și zic, Sfinții Părinți, că cei care vor păstra credința în vremurile din urmă, fizica agonizomenii, όσο μπορούν πνευματικά έτσι, adică cei care vor păstra credința, dar se vor și lupta duhovnicește, aibă viață curată. Αυτοί οι χριστιανοί θα είναι ανώτεροι και των μαρτύρων που έχουμε. Ei vor fi mai mari chiar și decât μαρτύροι. Οπότε βλέπουμε ότι να κρατήσουμε την πίστη, διότι δεν θα την βρει ο Χριστός μας. Θα την βρει από πολλούς λίγους. Ας είμαστε από αυτούς τους λίγους. Chiar dacă credința va fi doar la puțini oameni, să dea Dumnezeu să facem parte dintre acești puțini. Mai are sens să facem pelerinajul în Sfântul Munte, având în vedere ecumenismul care a pătruns și mănăstirile din Muntele Athos. Echi noi m-a menționat genolos de Roschima, e fost un ecumenismos epicratie echim. Επικρατεία, αλλά όχι από όλους τους πατέρες. Domnește în Sfântul Munte ecumenismul, dar nu la toți părinții. Υπάρχουν και οι πατέρες που έχουν διακόψει τον δημόσιο που βρισκόμαστε εμείς εδώ, είναι και εδώ οι άλλοι πατέρες. Unii dintre părinții care au pomenirea se află și astăzi alături de noi. Μπορούν να προσκυνήσουν τις Άγιες εικόνες, τις θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας μας. Se pot închina la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Και να πούμε και κάτι άλλο. Și să mai spunem ceva. Ας κάνουν και μια διαμαρτυρία αυτοί που θα πάμε στο Άγιον Όρος. Dacă tot se duc în Sfântul Munte, cu această ocazie să facă și un protest. Και ας βρούνε τους ηγουμένους και τους μοναχούς εκεί που μνημονεύουν. Și să se ducă la stareți și la călugării din mănăστήρι care pomenesc pe έτσι. Και να τους ωφελήσουν λίγο με το να τους πούνε ότι είναι ντροπή τους που μνημονεύουν ο έτοιμος. Și să-i folosească puțin το ομιχέστε σπουδούντουλε că η ρουσία είναι. Η ρουσία λόγω της υπομένας και περίπτωση. Οπότε θα ωφεληθούν πιο πολύ μάλλον οι αγιορείτες από αυτούς που θα πάνε για προσκύνημα. Și se vor folosi αγιορείτσι mai mult astfel din partea celor care au venit într-un astfel de pelerinaj. Acum vreau să spun și alt lucru. Există deja liste. Eu eram acum câteva luni în frunte. Când am urcat pe vapor, mă știa pe de rost. Un mirean. Și a dat telefon să vadă, totuși, are omul permis de intrare, dar totuși el era pe listă. Și așa am Dumnezeu ca cel de la birou să-i spună, să spune, măi, are diamantilul, lasă să intre. Și ăla săracul, cu toate că avea poruncă să învețe bine lista, am scăpat. Dacă o persoană despre care știm că merge la ecumeniști, ne salută cu Doamne ajută, putem să-i răspundem în același fel? Ένα άνθρωπο, ο οποίο πάει στου εκκλησιά, μα λέει Θεό βοηθό, μπορούμε να του απαντήσουμε το ίδιο. Σημαντικό, δηλαδή επικοινωνούμε με τους ανθρώπους. Salutul este un lucru foarte important. Noi suntem în comuniune și în comunicare cu oamenii. Με δύο τρόπους. În două feluri. Πρώτα ως άνθρωποι, επειδή είμαστε και δύο άνθρωποι, έχουμε κοινή φύση δηλαδή. În primul rând, avem aceeași fire omenească. Και δεύτερο ως χριστιανοί, έχουμε την ίδια πίστη. Și ne salutăm, pentru că suntem oameni noi și al doilea mod de comunicare este atunci când ne rugăm împreună pentru faptul că avem aceeași credință. Όταν χαιρετούμε κάποιον άγνωστο που δεν τον γνωρίζουμε, το χαιρετούμε σαν άνθρωπο. Καλημέρα. Atunci când îl salutăm pe cineva pe care nu cunoaștem prea bine, îl salutăm ca om. Όταν όμως συναντούμε έναν, ας το πούμε, χριστιανό,
ο οποίος μας χαιρετάει με την ιδιότητα του χριστιανού ή εμάς που είμαστε μοναχοί. Însă, în momentul în care ne întâlnim cu un creștin și acesta ne salută din calitatea lui de creștin, așa cum un creștin salută, de exemplu, un monah. Παράδειγμα, εμείς τώρα στο Άγιο Όρος, επειδή έχουμε κάνει αυτή τη διακοπή της κοινωνίας με αυτούς που μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Noi, în Sfântul Munte, pentru că am întrerupt pomenirea Patriarhului, βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση πώς να χαιρετούμε τους μοναχούς που μνημονεύουν. Suntem într-o poziție dificilă, referitor la cum să ne raportăm și să-i salutăm pe ceilalți monahi care pomenesc. Να πούμε σε έναν ευλογείτε δεν ταιριάζει, δεν αναπαυόμαστε. Să-i spunem blagosloviți, nu ne liniștește, nu ne odihnește lucrul. Τι ευλογία να μας δώσει, αφού αυτός μνημονεύει τον εχθρό του Χριστού. Ce binecuvântare să ne dea de vreme ce El pomenește pe vrăjmașul Hristos. Και έτσι σκεφτήκαμε ότι καλύτερο είναι και για να μην δώσουμε στόχο και τους εξαντριώσουμε. Și pentru ca să nu ne-am gândit și ca să nu ne dăm nici prilej de a se învrăjbi mai mult împotriva noastră. Λέμε την ευχή σας, Πατέρα. Spunem pentru rugăciunea noastră. Οπότε ζητάμε ευχές, γιατί ευχές έχουμε από Δεν Cerem rugăciune, pentru că de rugăciunea ne împartă cu toții. Dar nu cerem binecuvântare. Dacă o persoană despre care știm, am zis, ietați și oboseala și... Cred că ar fi bine de citit întrebările să fie altcineva, ca să mai... Că sunt unele care sunt foarte lungi. Cum trebuie să ne rugăm în rugăciune particulare pentru sufletele morților? O spre plină, pentru o să frumoase, prosplica, iată, să fie în chechiul meu. Όπως προσεύχεται η Εκκλησία και υπέρ αναπαύσεως στο μουσικό του. Ne rugăm, așa cum se roagă cu nevastă biserica, ne rugăm pentru odihna sufletelor. Când a apărut în Biserica Ortodoxă ideea ascultării oarbe față de episcop, adică această dictatură a terorii a catolicismului imediat. Pot evanistic este filozofia a fi ideea this ipacois, oris, folia, Apropo de imagine a fi a fost o capă ca festos dis Tromas, Mesetis, Epizidia. Καταρχήν η αρετή της υπακοής είναι καταχωρημένη σε αυτό το του Ευαγγέλου. Este stabilită și este foarte clar menționată în Ευαγγέλιο. Το λέει ο ίδιος ο Κύριος ότι εγώ κάνω την υπακοή στον Πατέρα μου. Însuși Domnul Iisus Hristos spune că El face ασκολτάρια de Tatălui. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έστω απόκειρα επιθυμάνε. Sfântul Nicodim Maghioritul spune la un moment dat. Lei ότι και στην αρχή του βίου του, ο Κύριος και στη μέση, αλλά και προς το σταδικό θάνατο, πάντοτε μιλούσε για την υπακοή. Spune că Domnul Iisus Hristos, atât la începutul vieții sale, cât și pe la mijlocul ei, cât și când s-a apropiat de cruce, vorbea foarte des despre ascultare. Αυτό το πράγμα οι Άγιοι Πατέρες το εμφάνισαν σαν βίωμα πλέον. Sfinții Părinți împlineau această poruncă a ascultării ca o trăire. Deci nu era doar o simplă poruncă, era un mod de viață. Και μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες έχουν αφήσει, θα λέγαμε, συγγράμματα πολύ σημαντικά πάνω σε αυτό το θέμα. Sfinții Părinți νηπτικοί sunt cei care au lăsat opere foarte importante referitoare la această temă. Ο άνθρωπος μετά την πτώση, όμως το καθένα από κάτω από πρωτοπολίτσιο, δυστυχώς έχασε την κοινωνία του Θεού, απειλούν κομμουνία του Θεού, και με αποτέλεσμα να διαστραφεί το κατοικώνα και το καθομοίωση. Și s-a urățit, s-a stricat, s-a înnegrit, s-a întunecat chipul lui Dumnezeu în el. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ανήκει και το θέλημα, το βούλημα του ανθρώπου.
în acest cadru apare și voința omului, dorința lui de a face ceva. Για να έρθουμε σε κοινωνία, στην έθιξη της χάριτος του Θεού, θα πρέπει να θανατωθεί αυτό το θέλημα. Pentru ca să ajungem la părtășia cu Fiul Dumnezeiască, să ajungem la Dumnezeire, trebuie ca această voință a omului, această dorință a omului, să fie omorâtă, să fie ținută la Dumnezeu. Και δια τούτου οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα οι μοναχοί βίωσαν αυτό τον πόλεμο, αυτόν τον αγώνα του θανατώσεως του θελήματος. De aceea Sfinții Părinți au trăit această taină a ascultării și a omorârii propriei voințe egoiste. Υποτασσόμενοι και υπακούοντας εγέροντα. Supunându-se și făcând ascultare față de stareți. Μέχρι εδώ όλα είναι ορθά, όμως. Până aici toate sunt bune, însă. Εδώ τώρα επισέρχεται, θα λέγαμε, μια πονηρή, μια διαστροφή του πράγματος. Însă, la un moment dat, apare o denaturare a lucrurilor. Από τους σύγχρονους ημενάρχας. Din partea păstorilor contemporani. Που ζητούν αδιάκριτη και τυφλή υπακοή. Care cer ασκουτάρε totală și oară. Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ποιο είναι αυτό το σημείο, ποιο είναι αυτό το όριο. Ασκουτάμε de ei, însă, chiar și modul acesta, însă până la un punct. Care este acesta? Πάντοτε κατά τους πατέρες. Conform Sfinților Părinți, întotdeauna, așa vorbim, conform la ceea ce față ei. Είναι το θέμα της πίστεως αφενός. Pe de-o parte, ασκουτάμε până se ajunge la problema aceasta a credinței. Και δεν μένουν μόνο σε αυτό, Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος επί παραδείγματι. De exemplu, Sfântul Σιμεών ο Θεολόγος spune, ομιλεί και για τους ιερούς κανόνες και για την Ιερά Παράδοση. Vorbind despre Sfintele Canone și despre Sfânta Tradiție. Όταν αυτά λοιπόν... Spune că deși să nu facem ασκουτάρε oarbă, nici când e vorba de Sfintele Canone și de Sfânta Tradiție. Δεν τηρούνται, τότε θα πρέπει ο πιστός να μην κάνει υπακοή. Dacă episcopul nu respectă credința Bisericii, Sfintele Canone, Sfânta Tradiția Bisericii, credinciosul sau monacul nu trebuie să facă ascultare de episcop. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτή την περίπτωση. Și întrebarea care apare de ce nu trebuie să facem ascultare în această situație. Νομίζω δεν χρειάζεται όμως να το απαντήσω αυτό το ερώτημα, γίνεται κατανοητό. Σε εξαιρέτω και δηλαδή, γιατί... δε τσέ μου πάρξε να σκουτάρε. Δεν πρέπει να το πάρξε. Συμφωνώ. Δεν τσέ Επειδή ρωτήσανε πότε θα λύσετε αυτή η υπακοή που θέλουν να κάνουμε στους επισκόπους. Πέντου κα, εντρεπάρε αγά και η πάρτα δόα, αν πάρε σε πούνε προβλήμα, κύντ αμούνε απορείτε αυτή τσέρερε ασκουτέρι γουάρδε. Αυτό υπάρχει από την αρχή του χριστιανισμού. Există acest lucru de la începutul creștinismului. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι αιρετικοί επίσκοποι ήθελαν να κάνουν οι χριστιανοί υπακοή σε αυτούς. Βλέπουμε ότι οι επίσκοποι αιρετικοί προϊόν σε φάκα σκουτάρε χριστίνοι δίγοι. Πατώντας πάνω σε αυτό που είπε ο πατήρ Ευγένιος, ότι η υπακοή είναι μια αρετή. Călcând în picioare ceea ce a spus și cu întrebire, faptul că ascultarea trebuie să fie o virtute. Γι' αυτό όλοι οι αιρετικοί επίσκοποι που έχουν περάσει από τον Εστόριο μέχρι σήμερα τον Βαρθολομαίο. De aceea, toți επίσκοποι αιρετici, pornind de la, de exemplu, Εστόριο până la al Κωνσταντινόπολη, până la Βαρθολομαίο de astăzi. Ζητάνε υπακοή. Ei ce ascultare. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Nu este ceva nou. Απλώς σήμερα είναι πιο πολύ, πιο μεγάλο το. Επειδή δεν γνωρίζουν πλέον οι άνθρωποι ότι σε θέματα δόγματος δεν κάνουμε υπακοή, πατούν εκεί για να μπορέσουν να παρασύρουν τους ανθρώπους. Pentru că oamenii astăzi nu mai cunosc faptul că în termen de credință nu facem ascultare oarbă, de aceea insistă episcopii eretici ca oamenii să facă ascultare, încercând în felul acesta să-i atragă de partea erezii. Va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta să audă cuvântul adevărului. Cum de apostații de astăzi nu realizează ceea ce fac? Părinte Chiros, Otan Iantrupi, de la îndepun a pus Sfântul Rău în Disabitias. Iar ei, ieretichii, îi smerie ieretichii, de-mi catalogăm aftotul drama.
διότι υπάρχει πόρωση στην καρδιά του ανθρώπου. Pentru că există o... Există întuneric în inima omului, există o împietrire a inimii. Και αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Acest lucru ne spune Hristos însuși. Ότι στα έσχατα χρόνια θα ψυγεί αγάπη, δεν θα υπάρχει αγάπη. Ne spun că în vremurile din urmă va pieri dragostea. Όταν δεν υπάρχει αγάπη στον άνθρωπο, în momentul în care nu există iubire în om, tot mbeni o diavolos mesa sti cardia lui. Atunci intră diavolul în inima lui. Και σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου. Iar mintea omului se întunecă. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Iar consecința este că omul, având mintea întunecată, nu mai înțelege ce trebuie să facă. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι από εκεί θα καταλάβετε ότι είστε συμμαθητές μου. De aceea a spus Domnul Hristos că oamenii vor înțelege că sunteți ucenicii mei. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Dacă veți avea dragoste unul față de altul. Φυσικά όχι αυτή την οικουμενιστική αγάπη που δεν έχει αλήθεια. Desigur, nu se referă la această dragoste ecumenistă care nu are adevăr în ea. Διότι η αγάπη πάει πάντοτε με την αλήθεια. Pentru că iubirea merge întotdeauna alături de adevăr. Όταν αγαπάμε χωρίς να αληθεύουμε, τότε αυτό είναι πάλι με δαιμονικό. Atunci când zicem că iubim, dar nu spunem adevărul, este de fapt lucru demonic. Dacă suntem într-un frăinaș la mănăstire, mai putem lăsa pomenice pentru pomenirea celor vii și a celor morți? Anima se semenea prosimie manichie cu domnit, se n-am oastirii. În afisume, o nouă ta rămas în inimă, e bun, Ior. Αφού έχουμε διακόψει κοινωνία μαζί τους, δεν μπορούμε να αφήσουμε νόμιμα. Dacă am întrebat comuniunea de rugăciune cu ei, putem să lăsăm numele să ne moare cu pomenească. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος που έχουμε κάνει διακόπη μνημοσύνου. Altfel nu există motiv pentru care am făcut această întrebare a comuniunii. Δεν έχουμε, ούτε δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε συμπροσευχή μαζί τους. Nu putem nici măcar să ne rugăm împreună cu ei. Προσέξτε όμως εδώ λοιπόν. Însă aveți grijă la Εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε στο κομποσχήνι μας και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς. Noi trebuie să ne rugăm și mai ales cu metania să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Στην προσωπική μας προσευχή. În rugăciunea noastră personală. Για να φωτίσει ο Θεός τις καρδιές τους. Ca Dumnezeu să le lumineze inima. Για να μπορέσουν και αυτοί να αντισταθούν στην αίρεση και να φύγουν από την αίρεση. Ca și ei să se facă împotριβή αιρεσίες și să iasă din αίρεση. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να πω και ένα προσωπικό. Să-mi permite să menționez aici și o întâmplare personală. Πριν από δύο εβδομάδες μίλησα με κάποιους πατέρες από το μοναστήρι που ήμουν στη Λάβρα. În urmă cu două săptămâni am vorbit cu niște părinți de la Mănăstirea Marea Abra, unde am fost înainte de a fi primit. Με έναν μοναχό, ο οποίος έχουμε μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Am vorbit cu un monac la care țin mult. Ο οποίος μνημονεύει όμως. Însă care pomenește pe aici. Όταν πρωτοκλείσουμε λοιπόν τη συνομιλία του τηλέφωνο, înainte de a încheia convorbirea la telefon, μου είπε το εξής. Μια σκούση. Να ξέρεις, μου λέει ότι εγώ πάντα προσεύχομαι για σένα. Eu să știi că întotdeauna mă rog pentru tine. Και του είπα και εγώ γιατί τι σου έχω κάνει. Și pe interesa vreau să spun, dar ce ți-am făcut? Μου λέει, δεν θέλεις, δεν θέλω να προσεύχομαι, αλλά φυσικά δεν θέλω. Și m-a întrebat, nu vrei să mă rog pentru tine? Și a zis, părinte, sau nu vreau să te rog pentru tine. Εγώ θα προσεύχομαι για σένα, εσύ όχι. Eu o să mă rog pentru tine, dar tu să nu te rog pentru tine. Γιατί του το είπα? De ce i-a spus așa? Για να καταλάβει ότι δεν είναι στο σωστό δρόμο. Ca să înțeleagă ότι είναι drumul cel bun. Δεν είναι ότι δεν ζητάμε τις ευχές ή την προσευχή του κάθε ανθρώπου. Nu e vorba că nu cerem rugăciunile și dragostea fiecărui om. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουν ότι είναι στην αίρεση μέσα του λέω και δεν ωφελούν οι προσευχές τους. Și trebuie ca ei să înțeleagă că sunt în αίρεση și că rugăciunile lor nu sunt de fos. Un credincios care se spovedește la un preot negrăbit este eretic. Ένας πιστός ο οποίος εξομολογείται σε έναν ιερέα που μνημονεύει, είναι και αυτός ο πιστός ερετικός. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο της Εκκλησίας μας. Σποβεδάνια είστε τάνια μη σύγκη. Όταν εξομολογέσαι έχεις μυστηριακή κοινωνία με τον ιερέα. Ατούς που τες σποβεδέσαι, είστε κομμουνιούνε tainică cu preotul.
Οπότε κοινωνεί στην πίστη του. Deci, ești în comună de credință cu el. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε μια κλίση προσευχή σε φαγητό, όχι να ξομολογηθούμε σε κάποιον που μνημονεύει. Deci, nu avem voie să ne rugăm cu cineva care este în erezie, apoi să ne mai și spovedim pe el. Este necesar să ne rugăm comuniunea cu acest credincios, pentru cel care se spovedește în eret. Ina nangheo, la de curs, în chimia nas, mena, antechio, pisto. Είναι τόσο αναγκαίο, atât de necesar este, όσο αναγκαίο είναι που αναπνέμε. Cât este necesar să respirăm. Σας φαίνεται πολύ τραβηγμένο αυτό που λέω. Vi se pare foarte extremist, așa spun? Nu. Ίσως σε κάποιους φαίνεται. Poate cărora li se pare. Αλλά να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε, να δείτε ότι δεν είναι. Ρε, σας αναλύσα πολύ προβλήμα, σας δείτε μια σαν. Ο Χριστός ποιες εντολές μας δίνει ως τις μεγαλύτερες εντολές. Χριστός με σπούνε κάρε σύντ τσέλε μαϊ μάρ πορούντσι με κάνει λάδα. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης διανοίας, εξ όλης καρδιάς. Και η δεύτερη ποια είναι. Doua, αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτόν. Σε λιουμπέσου αγάπη κα πε τίνε μίσους. Και οι δύο αυτές εντολές άμπελε αυτές εκπορούντς εκπληρώνονται στη διακοπή του μνημοσίου. Σε εμπλυνές γεν διδρούπερα από τον κομμουνίου. Πώς. Πού. Για ποιο λόγο διακόπτουμε την κομμουνία μας με την αίρεση και τους ερετικούς. Δε τσέ διδρούπερα κομμουνία μας την κομμουνία μας την κομμουνία. Γιατί αυτοί που είναι αιρετικοί υβρίζουν και βλασφημούν τον Χριστό και το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ζούρα και βλασφημιάζα δόγμα της Αγίας και βλασφημιάζα της Φετσινόδρια. Σε αυτό το βιβλίο που έχουμε βγάλει în această broșură pe care am scos-o, αποδεικνύουμε ότι αυτοί υβρίζουν την Αγία Τριάδα και την Εκκλησία μας. Dovedim că eretici ecumeniști blasfemează învățătura despre biserică și despre Sfântul Ei. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε κοινωνία με τους εχθρούς του Χριστού. Πού putem să fim în comunie cu vrășmașul Hristos. Δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αν είμαι μαζί με τους εχθρούς του Χριστού είμαι και εγώ εχθρός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αν έχω κοινωνία με τους εχθρούς του Χριστού είμαι και εγώ εχθρός του. Sfântul Ioan Gurgheanu spune că dacă eu sunt în comuniune cu vrășmașii lui Dumnezeu, sunt și eu vrășmașul Dumnezeu. Και το δεύτερο. Și al doilea. Πώς θα δείξουμε την αγάπη μας στον συνάνθρωπό μας, ότι τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Cum îi vom arăta aproape nostru că iubim. Προηγουμένως είπαμε ότι είναι θέμα σωτηριολογικό να μην μνημονεύουμε. Înainte am spus că este o problemă soteriologică de mântuire, să nu pomeni pe ei. O agonas mas, dar nu numai pentru tis, pentru dicii mas psihi. Lupta noastră pe care o ducem nu este doar pentru sufletul nostru. Nemen, to kanume ja tis sotiria mas. Pe de o parte, ducem această luptă pentru mântuirea noastră. Ala me to paradigma mas, ότι δηλαδή δεν έχουμε κοινωνία με την αίρεση. Însă, prin exemplu nostru, că nu avem comunie cu eresia, και με τον αγώνα μας, și prin lupta pe care ducem, πρέπει να ξυπνήσουμε και τους συνανθρώπους μας. Trebuie să-i trezim și pe frații noștri. Να φύγουν και από αυτή, και αυτοί από αυτή την πλάνη. Să iasă și ei din această înșelare. Και να μην κολαστούν. Și să nu ajungem iată. Λέγοντας τους λοιπόν την αλήθεια, spunându-i adevărul, τους απελευθερώνουμε από την πλάνη. Îi eliberăm de înșelare. Τι μεγαλύτερη αγάπη μπορούμε να δείξουμε από αυτό. Σε iubire mai mare am putea să le arătăm decât aceasta. Αν εμείς, σε προσωπικό επίπεδο, καθένα σας. Dacă fiecare dintre noi, la nivel personal, βρισκόταν σε πλάνη. S-ar afla în tronșelare. Και δεν σας το λέγανε. Δεν θα ήταν καταστροφικό για την ψυχή σας. Și dacă nu v-ar spune nimeni acest lucru, n-ar fi fost distrugător catastrofal în discursul noastră. Και απ' την άλλη, pe de altă parte, βλέπουμε τους οικουμενιστές που λένε ότι και οι παπικοί θα σωθούν, και οι προτεστάτες θα σωθούν, και οι βουδιστές θα σωθούν. Care spun că și παπιστάσι se vor mântui, și protestanții se vor mântui, și budiștii se vor mântui. Αυτοί κατηγορούν εμάς ότι έχουμε μίσος και κάνουμε κήρυγμα μίσους. Ei ne acuză pe noi că avem ură și propovădim ura.
Και αυτοί με το κήρυγμα που κάνουν στέλνουν τους ανθρώπους στην κόλαση. Γιατί πριν προποδίρα από τα ροφά που είναι τριβή με όμενη μια. Διότι δεν τους λένε την αλήθεια. Δεν τους κανούν εσύ πραγματικό. Και τους αφήνουν στο σκοτάδι. Σε η βάση με τον έγινε. Το Χριστό μας γιατί τον σταυρώσανε. Πέντο τον Χριστό δεν ξέρω εγώ, Χριστή. Γιατί είπε την αλήθεια. Δεν τους ασκούσα δεύτερο. Τους μάρτυρες γιατί τους σκοτώσανε. Πεσύντη μου και νύχτα τι άλλο. Του ομολογητέ μα. Γιατί έλεγαν την αλήθεια. Γιατί αγαπούσαν τον άνθρωπο και γι' αυτό το έκαναν. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό ο αγώνα εκπληρώνει αυτέ τι δύο εντολέ του Χριστού. Sunt unii care au scris un adevărat eseu. Aveți bine. Nu de alta, dar din momentul ăsta, cel care vă oporește întrebarea noastră mai bine. Până acum am citit pe domnul. Omul care nu știe să exprime o întrebare în 15 cuvinte, habar n-are ce întreabă. Sau vrea să acuze ceva, ascunzându-se în spatele anonimat. Că am citit una care era așa. Bătea la oraș. Deci de aceea rog pe părintele să își asume rolul de preot. Care este situația din Ucraina? Cum trebuie să se raporteze o biserică ortodoxă autocefală la această situație? Ea e în catastrofă în Ucraina, o scrie mi-a autocefală Iglesia, antimetodizia sau. Catastrofa în Ucraina e foarte dificilă. Situația în Ucraina este foarte dificilă. Για ποιο λόγο όμως έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά? Însă din ce motiv s-au creat toate aceste probleme? Πριν από δύο χρόνια είχα μια προσωπική συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ονούφριο. În urmă cu 2 ani am avut o întâlnire personală cu Mitropolitul Onufrie. Και τότε του είχα πει. Și atunci am spus. Ότι θα πρέπει να αντισταθεί στον οικουμενισμό. Va trebui să te opui ecumenismului. Μάλιστα ήταν και ο Λογκίνος, ο επίσκοπος, ήταν μαζί μας. Eram împreună cu noi atunci această întâlnire și arhiepiscopul Λογκίν. Μαζί με τον Βουλγανέσκο ήμασταν. Și cu părintele Matei Βουλγανέσκο. Λοιπόν, και του είχα πει ότι πρέπει να διακόψει το μνημόσυνο του Κυρίου. Și i-a spus Mitropolitului Onufrie, părintele Σάβα, că trebuie să întrerupă comuniunea cu Patriarhul Κύριου. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα έχει ευλογία στην χώρα. Pentru că în modul acesta va primi binecuvântarea de la Dumnezeu în țara asta. Αυτή λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, ότι πήγανε με τον οικουμενισμό, δεν πήγανε τη σύνοδο της Κρήτης και αυτά είναι τα αποτελέσματα τώρα. Ei ce au făcut? Au mers cu ecumenismul împreună, au acceptat sinodul din Creta, iar ceea ce se întâmplă acum sunt consecințe. Χάσανε την ευλογία του Θεού. Au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Διότι ο Νούφριος, ο Μητροπολίτης ο Νούφριος, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μητροπολίτης ο Νούφριε este un om foarte bun. Είναι ασκητικός. Este un om ασκετικ. Έχει αγάπη μέσα του. Άρα, μου το δράγωστε. Το γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Ερχόταν στο Όρος. Το ήξερε de mulți ani, venea des ore să te munte. Αλλά δεν φτάνουμε. Είναι Μητροπολίτης και πρέπει να κάνει ομολογία, πρέπει να ομολογεί την πίστη. Είστε Μητροπολίτης και πρέπει να σας μοτρουσάστε την πίστη. Γι' αυτό και έγιναν αυτά που έγιναν. Φυσικά εμείς διαφωνούμε με αυτό που γίνεται. De aceea s-au întâmplat aceste lucruri și desigur noi suntem în dezacord cu ceea ce se întâmplă acolo. Αλλά εκτός ότι είναι λάθος αυτό που κάνει και είναι σχίσμα αυτό που προκαλεί ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Însă în afară de faptul că este greșit ceea ce face și că a provocat schismă acolo Patriarhul Bartolomeu. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Există o problemă mai mare. Το πρόβλημα της αιρέσεως του οικουμενισμού που κανένας δεν το λέει. Problema ερεσία οικουμενισμού de care nimeni acolo nu vorbește. Από τη στιγμή που δέχονται τη σύνοδο της Κρήτης. Din moment ce acceptă σύνοδο την Κρήτα. Είναι ερετική. Sunt ερετική. Τώρα θα μιλάμε για το σχίσμα που προκαλέσαμε. Acum o să vorbim despre schisma pe care au provocat-o. Dacă permiteți, înainte de următoarea întrebare, ieri citeam un lucru, chiar am rămas șocat. Când s-a scris tomosul acela de autocefalie, ca să-l facă frumos, au apelat la un monah, părintele Luca, caligraf, de la mănăstirea Xenofon.
Și el a făcut așa frumos cu învoituri, cum se cade să rămână în istorie. Deci Sfântul Munte, în felul acesta, a participat în mod direct la schisma care s-a făcut acolo. Nu că nu găseau ei alt caligraf care să facă lucrul acesta. Încercând în felul acesta să-i tragă în jos, să-i lege și să aducă asupra lor o sândă, așa cum au, și cei care, poate ați văzut, de exemplu, cu președintele acesta, Poroșenko, în ultima vreme, pe unde trece, pică oameni. Au picat oameni din garda prezidențială, a dat mâna cu diferite persoane și după aceea leșinau. Deci, și se întâmplă în ultimele săptămâni, din ce în ce mai des. Deja au fost peste 10 cazuri. Numai un om demonizat, și el s-a demonizat în momentul în care a făcut pe președintele acelui sinod de unificare și căuta președintele țării acolo, a pus pe site, acum 4 ani se împărtășa cu uniți. Poză. Acum s-a împărtășit Patriarhul Bartolomeu. Problema nu e că s-a schimbat omul, ci că după ce s-a dat acest tonus de autocefalie, primul lucru pe care l-a declarat acest conducător schismatic a fost că trebuie să ne împăcăm cu omosexualii și al doilea a fost că trebuie să ne unim cu greco-catolici. Asta e lucrarea. Și să nu credeți că e un lucru ciudat. Anul trecut, bun, eu doar să spun ceva, că unele nu am timp să le traduc scris și atunci mi-aduc aminte așa. Anul trecut a fost ales nou mitropolit al Elveției, hirotonit de către Patriarhul Bartolomeu. Cu ocazia hirotoniei a ținut o predică Patriarhul, în care i-a dat 10 numite, cele 10 porunci ale Patriarhului, așa se numite într-un articol, decalogul Patriarhului. Și în care îi spune foarte clar, îi trasează linia de urmat, să faci ascultare deplină de ceea ce s-a hotărât la sinodul din Creta, să lupți cu toate forțele împotriva celor care se opun, să nu credeți că domnul Constantinos este reprezentantul a mii de credincioși. Sunt, cel puțin cei care cunosc eu, fiind duhovnicești, sunt câteva familii într-o zonă și mai sunt alții, în alte părți. Nu sunt o majoritate, da? Pe aceștia să faci orice ca să-i oprești, să-i închizi gura. Și nu există în toată acea predică niciun cuvânt din Evanghelie, în afară de un citat, în care folosește o prepoziție. Deci atâta. Ca să lege două propoziții de... Ca să pară că, uite, fii atent că am zis ceva și sunt la Scriptură. Ăsta e stilul. Mergeți. Cum trebuie să procedeze un duhovnic cu o persoană care consideră că ecumeniștii nu mai au taine, dar dacă persoana respectivă a trecut pe calendarul vechi din proprie inițiativă? O persoană care consideră că ecumeniștii nu mai au taine poate să fie împărtășită având această credință? Nu să fie. Da, dreapta foarte. Au legătură. Știu că legătură numai să vină cu vină. En altum obvios teorio che i conistis bene con pian di stilia bori na chilonissi e quando sono tutti pisti. Αυτό είναι αυτό το καταπίπτει, αφού θεωρεί ο ίδιος ότι δεν υπάρχουν μυστήρια. De vreme ce acea persoană consideră că nu mai au taine, este clar că nu trebuie să meargă să se împărtășească. Păzitorul lumea este o fie aflui fesc. Aflopul rotai este an burina chilomisii din nemas. E fost o lege a tusit Dumnezeu de lumea pe amistirii. Aflopul rotai. Era o... Αν μπορεί να κοινωνήσει με εμάς που θεωρούμε ότι δεν ότι έχουν οι... Dacă putem să împărτășim noi cu un astfel de om, din moment ce îl consideră că ei cu niște mai au taină. Așa e întrebarea.
Λοιπόν, αν μπορεί να κοινωνήσει με εμάς. Το ζητούμενο είναι το τι θέση έχει λάβει αυτός ως προς αυτή τη διδασκαλία. Ceea ce este important este cum se poziționează această persoană față de toată această învățătură a ecumenismului. Αν ο ίδιος είναι αμετάπιστος και έχει παγιωθεί πλέον σε αυτήν τη θέση, dacă el s-a setat pe această, idee și a rămas fixat pe ea, εμείς θα ecumeniștii nu mai au loc har și taine și mai sunt biserică, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στη διατύπωση και θα εξηγήσω το γιατί. Κανονικά δεν πρέπει να είναι κοινωνικός μαζί μας και θα εξηγήσω το γιατί. În mod normal, dacă el crede așa, n-ar trebui să ne împărτășim cu el și o să explic de ce. Το μέγιστο πρόβλημα, βέβαια, είναι ο οικουμενισμός. Αυτό είναι γεγονός. Cea mai mare problemă este οικουμενισμός. Το ότι πρέπει να γίνει αποτύχηση, αυτό είναι γεγονός, βέβαια από κάποιους αφισβητείται και αυτό ακόμα. Αλλά τώρα δεν το λαμβάνουμε υπόψη, ερχόμαστε σε αυτούς που θεωρούμε ότι πλέον πρέπει να αποτυχιστούν. Sunt și unii care spun că întreruperea pomenirii nu este necesară, însă să plecăm de la ideea că vorbim despre cei care o consideră că ar fi necesară. Αν αυτή η αποτύχηση δεν γίνει με τον ορθό τρόπο, dacă această întreruperea pomenirii nu are loc în mod corect, διαστρέφεται, θα λέγαμε, η αποτύχηση, πάβει να είναι αποτύχηση. Για να ξεκάζεται σε μερική οντρούπερα από μονή. Και δεν, μάλλον φεύγουμε μακριά από, από την εντολή των Ιερών Κανόνων. Και ne depărtăm foarte mult de porunca Sfintelor Canone. Όταν κάποιος δεχθεί αυτή τη διδασκαλία, când cineva acceptă această învățătură, πλέον δεν αποτυχίζεται, el de fapt nu se mai îngrădește de ερεσία, πάβει να υφίσταται η αποτύχηση, γιατί. Nu mai există îngrădire în cazul lui, de ce? Η αποτύχηση συμπεριλαμβάνει στο 15ο Ιερό Κανόνα. Cum anume se face îngrădirea, ne-o spune Canonul 15. Και διά της αποτυχήσεως, αποτύχηση θα πει η διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας του ακατακρίτου αιρετικού. Iar această întrupere a comunării are legătură cu ereticul care nu a fost încă condamnat de către un sinod. Όταν λοιπόν δεχθούν αυτήν τη διδασκαλία, atunci când acceptăm acest lucru, această învățătură, acest sens al canonului, δεν αποτυχήσε. Nu, atunci când spunem că acela nu mai are taine și nu mai are altfel de biserică, de fapt nu te îngrădești de el. Γιατί ακριβώς αυτός πλέον δεν τελεί μυστήρια. Pentru că atunci, dacă n-are taine, înseamnă că el nu mai săvârșește taine și n-ai de ce să te îngrădești de el. Η αποτύχηση ισχύει για αυτόν που τελεί μυστήρια, που είναι ιερέας, που είναι κληρικός. Deci, ερεσία de ερεσία are sens când te îngrădești de cineva care săvârșește că taine, dar le săvârșește spre o sântă. Și ca să nu cază în aceeași o sântă, te îngrădești de el. Το θέμα βέβαια είναι μεγάλο, δεν μπορούμε να το ξαναλύσουμε εδώ. Θα εκδοθεί και ένα βιβλίο παραδοτικά του Θεού. Θα εξετάσει αυτό ακριβώς το θέμα περί του εγκύρου ή ακύρου της ιεροσύνης και πότε χάνεται στον ιερέα ο οποίος δέχεται την αίρεση. Și va vorbi această carte despre când și dacă sunt tainele valide și cât își păstrează un preot preoția sa. Και αυτό θα γίνει μέσα στα πρακτικά όλων των οικουμενικών συνόδων. Și va fi această carte pe baza actelor oficiale ale tuturor sinodelor ecumenice. An αυτό το άτομο πέρασε στο παλαιμερολόγιο μόνος του και λέει ότι δεν υπάρχουν πια μυστήρια στην κανονική εκκλησία, εμείς να έχουμε κοινωνία μαζί του ή όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία που τσέλκαρε την πρώτη ανεξαρτήτω από το καλεδάδο Βέκη. Όχι γιατί έχουμε διαφορές στην πίστη. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορές στην κρεμίτσα. Αλλά διότι δημιουργούνται διαφορές στην πίστη με αυτό το πράγμα που κάνουμε. Διαφορέ τη κρεμίτσα που είναι τσάτσα φάση. Και εξηγούμε γιατί, με απλά λόγια. Σύμφωνο. Τι σημαίνει διακοπή κοινωνία. Τι είναι σαν την τρούπερα από τον Ιούνι. Πάω στου παλιού ερωτητέ. Σαν με τον Μοντούρα στη λίστη. Όχι.
σταματάω να μνημονεύω τον επίσκοπό μου. Doar încetez să-l mnemonesc pe episcop. Αυτό είναι κατανοητό. Σε înțelegem asta. Αν πάω στους παλαιομερολογίτες, dacă mă duc la Sighișt, δεν κάνω διακοπή μνημοσύνη. Nu întrerup pomenirea. Αλλά κάνω ένταξη σε παλαιομερολογητική ομάδα. Ci de fapt eu mă înrolez în această grupare. Έτσι, ο αγώνας σταματάει. Astfel, lupta mea încetează. Dimă ce fac parte din altă grupare. Για ποιο λόγο κάνουμε διακοπή μνημοσύνη? De ce motiv facem întrerupere a pomenirii? Πρώτον, δεν έχουμε την ίδια πίστη με τους επισκόπους. Pentru că nu mai avem aceeași credință cu episcopii. Δεύτερον, doi. Αν έχουμε κοινωνία μαζί τους, ομολογούμε ότι έχουμε ίδια πίστη, οπότε δεν σωζόμαστε. Dacă noi i-am pomenit, mărturisim că avem aceeași credință cu ei și din moment ce credința lor este eretică, înseamnă că nu o să ne mântuim. Τρίτον, πρέπει να κάνουμε εκκλησιαστικό αγώνα να διώξουμε την αίρεση. Trebuie să ducem o luptă bisericească pentru a alunga erezia. Πώς θα διώξουμε την αίρεση από την εκκλησία μας? Cum vom alunga erezia din biserică? Όταν εμείς οι ίδιοι δεν δεχτούμε την αίρεση. Din moment ce noi înșine nu acceptăm erezia. Φαντάζεστε όλη η Ρουμανία και όλη η Ελλάδα, όλοι οι πιστοί της Ρουμανίας και της Ελλάδος να μην δεχόταν την αίρεση και να διακόπταν το μνημόσυνο? Vă întrebiți cum ar fi fost ca toți credincioșii din România și Grecia să fi întrerupte pomenirea și să nu accepte sinodul? Ξέρετε τι θα γινόταν? Ce s-ar fi întâmplat? Οι επίσκοποι, επειδή δεν φοβούνται τον Θεό, αλλά φοβούνται τους ανθρώπους. Οι επίσκοποι, πεντού că nu se tem de Dumnezeu, ci se tem de oameni, θα αναγκαζόταν ar fi fost obligați να πηγαίνανε κόντρα στον οικουμενισμό. Să se poziționeze împotriva οικουμενισμού. Din moment ce toată lumea ar fi. Αλλά επειδή δεν υπάρχει σωστή αντίδραση, însă, pentru că nu există o împotrivire corectă și substanțială, προχωράνε τα σχέδιά τους χωρίς προβλήματα και χωρίς εμπόδια. Ei își urmează planurile lor fără probleme și fără obstacole. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε τον αγώνα μας όπως το ξεκινήσαμε. De aceea noi va trebui să ne păstrăm lupta așa cum am început-o. Και αν πολλές φορές λένε ότι είσαστε μία χούφτα άνθρωποι. De multe ori se spune este o mulțime de oameni. Εμείς τους ξέρουμε τι να πούμε και τι να απαντήσουμε. Noi știm ce să răspundem. Και ο Νόε, 8 άνθρωποι μπήκαν στην πληγωτό. Și Νόε, au fost 8 oameni care intrat în arcă. Οι υπόλοιποι πνίγηκαν. Ceilalți au plecat. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε με το πλήθος, να πληγούμε κι εμείς. Θα πρέπει να μέτρουμε cu mulțimea, să ne mergăm toți. Και να πούμε και το τελευταίο, ότι στα έσχατα χρόνια, πόσοι θα είναι αυτοί που δεν θα πάρουν το χάραμα στο χέρι και στο μετρό? Κύριε Σπορτίτσι, χάρη μου, μπορεί να πει και τότε αντιμπίστρο. Ελάχιστοι. Φόρτε πίτσι. Εμείς με ποιους θέλουμε να πάμε, με τους ελάχιστους ή με το πλήθος? Με κουτσί δεν έπρεπε να μέτρε, κουτσί πίτσι, σαν κούτσι. Πού βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού? Ανάλογα με το πλήθος ή εκεί πέρα που είναι οι λίγοι και κρατάνε την αλήθεια? Ούτε στην Ιησαία, ακόμα ούτε στην Πολιτσία, αλλά ακόμα ούτε στην Τσίπουτσίν, κάτι που στηρίζει την Ιησαία. Και ο Χριστός ο ίδιος λέει: όπου δύο και τρεις συλληγμένοι στο εμόν όνομα, όχι όπου είναι το πλήθος. Και ο Χριστός ο ίδιος λέει: ούτε στην Τόη, σαν τρει, αδουνάτε στην Νούμερη, με ακόμα στην Ιησαία, ούτε στην Πολιτσία, αδουνάτε ακόμα στην Ιησαία. Beautiful. Dacă avem rude sau prieteni care nu s-au îngrădit de erezie în viață, putem să-i punem pe pomelnic pentru liturghie, dar rudele ortodoxe care au murit neîngrădite. Anume, sugenisi iubii zona acum achedeme în apotechistii, iali iubii tătă în achedeme în benica apotechistii, volume natus, volume sau roman. Au murit înainte de Sinod sau după? După. După. Καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε την ανάγκη να προσευχόμαστε για τους ιδιαίτερους για τους συγγενείς μας. Înțeleg și știu că fiecare dintre noi avem nevoie să ne rugăm în primul rând pentru apropiații noștri. Όλοι μας το έχουμε αυτό. Toți facem așa. Όμως προηγείται η πίστη. Însă înainte de această nevoie este credința. Adică, pe primul loc, este credința. Αυτοί που κοιμήθηκαν στη μνημόνευση με το να μνημονεύουν είναι δικιά τους επιλογή. Δεν είναι δικιά μας επιλογή. Cei care au trecut viața cealaltă în această stare a pomenirii ereticilor au făcut-o din propria lor alegere. Nu este alegerea noastră.
Γεράλο. Και όπως εγώ προσωπικά, αν θα κινηθώ αύριο, αν θα πεθάνω αύριο, δεν θέλω να με μνημονεύουν αυτοί που μνημονεύουν τους ερετικούς. Așa cum eu, dacă aș muri mâine, n-ar vrea să mă pomenească cei care pomenesc pe eretici, ci aș vrea să mă pomenească ortodoxii. Το ίδιο συμβαίνει και για τους άλλους. La fel și cu ceilalți. Μπορούμε να προσευχόμαστε για τους. Putem să ne rugăm pentru ei. Αλλά στο Άγιο Δισκάριο μπαίνουν μόνο αυτοί που είμαστε κοινωνικοί μαζί τους. Însă pe Sfântul Disc sunt puși doar cei cu care ne aflăm în comunie. Există anume persoane care au îndemnat să nu se meargă la conferință deoarece unii dintre părinți ar face parte din gruparea schismatică a ciprianiților sau ar avea învățătură ciprianită. Vă rugăm să lămuriți această nenumerire. Limba Merihina nu ne-ar vă să fim Moria, Epidim Merihia, Apomas, Eupun, Mia Didascalia, Tornelepicon, Ciprianicon, Triseranus. Acum să înțelegeți, ciprianiții nu sunt de cu mine. Însă, încă de la Stalin, există această metodă. O minciună care este spusă de ajuns de mult timp, ajunge să fie luată ca adevăr. Iar pe de altă parte, chiar săptămâna din trecută discutam cu o doamnă care l-a sunat pe un părinte ortodox și era foarte supărată și zintită de ceea ce citise în ultimul articol pe care l-a folosit cu multă dragoste fratele nostru Mihai Simbe. Și mi-a dat telefon, i-am răspuns la ce întrebări a avut și după câteva minute s-au hotărât cu mila lui Dumnezeu să devină fiică duhovnicească. Acum, probabil că ceea ce a convins-o, ca să zic așa, a fost faptul că n-a văzut la mine lipsă de bun simț. Că lupta care se duce pentru adevăr, dar fără bun simț, e ca și cum pleci la război cu poza armelor. Vedeți? Armele au rămas acasă. Am încercat să le mai răspund la aceștia, pentru că niciodată n-am vrut să ajung VIP și am ajuns numele meu pe toate toberoanele. Însă, ținând cont de faptul că spune Sfântul Pavel că am ajuns gunoi lumii și acum pentru că sunt fără loc de muncă, mă angajez la TEGA și pe asta rezolv. Στην προηγούμενη ομιλία που είχαμε κάνει σε αυτό το μέρος, ομιλία precedente που είχαμε κάνει το in questo luogo, μας είχαν πει ότι εμείς, μου είχαν πει κάποιοι ότι εμείς δεν θα έρθουμε σε εσάς. Μια ως πού σου είπε, νόσα δεν είναι στο ασκούτο και στο πόνο. Διότι είσαστε μασόνοι. Περιμεστε μασόνοι. Και ότι πληρώνετε 3.000 ευρώ το κάθε γερέα για να διακόψει το μνημό σου. Και προκρατήστε φύγε πρέπει 3.000 ευρώ κάθε γερό το πόνο. Τους είπα ότι είσαστε σίγουροι ότι είναι 3.000 αυτά που δίνουν. Είστε σίγουροι ότι είναι 3.000 αυτά που δίνουν. Ναι, ναι, 3.000. Εντάξει, τότε είμαι πλούσιος. Φυσικά, λέει, πληρώνετε τους ανθρώπους να διακόπτουν το μνημόσυνο. Ναι, πληρώνετε τους ανθρώπους να διακόπτουν το μνημόσυνο. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν. Aceasta este concepția pe care o. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι λένε αυτοί οι Κυπριανίτες. Αυτοί οι Κυπριανίτες στην Γκρέτσια σε ξέρουν σχεδίστε, πέρα με άλλα θέματα. Δεν ξέρω τι ξέρω, τι εμπαθατώρο μάει άλλο, αλλά είσαι σκήμα. Θα ήταν όμως πολύ πιο έντιμο από μέρους τους. Είναι σαν φυφός, την πάντα αυτές οι περσόνες, είναι πολύ πιο βόνο. Διότι εμείς προσκαλέσαμε όλους αυτούς και τον Σύντο Κυρίλα και όλους αυτούς να δούμε. Και μάθαμε τότε αυτά και πε φράτε Μιάλ Σύρδου και πε τότε αυτά που σπούσαν να μην άντρε οι και μάθαμε τότε σε σκαμπτή. Αλλά και τους οικουμενιστές, όχι μόνο αυτούς. Και αρχή πε οικουμενίες και αυτοί. Να μας πούν πού έχουμε εμείς πρόβλημα σε αυτά που λέμε. Σε να σπούνε κλάρ, που αγουμέντε, πού είναι πρόβλημα, τι όχι σπούνε. Και εδώ δημόσια, γιατί αυτό θα βγει και στο διαδίκτυο. Αίτσι, μόνο το Greek, εντρο άστα την κομφερίτσα με ρεβαθή που σε σπίτι με. Ας κανονίσουν αυτοί όπου θέλουν μια συνάντηση, όποτε θέλουν. Dacă vor ei, oriunde și oricând să avem o întâlnire. Είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι ο Μιχάλης Σιμπηκυρίλη, είτε είναι οποιοςδήποτε θέλει, να μιλήσουμε δημόσια. Φίε sunt επίσκοποι, φίε είναι Μιχάλης Σιμπηκυρίλη, φίε όρκιν άλλη συμβάσα, ό,τι θέμα θέλουν.
orice problemă bun. Bun, aftei proscrisi în anumite chestii. Această invitație este deschisă și valabilă. Chelerii mă stăută Cipriani și Tămăsun. Și nu sunt prieteni nici cu Ciprian, nici Mason. Adică altă vă zic, dar... Este cazul... Prietenia mea cu Părintele Sava se manifestă în nopți nedormite și muncă pe care o să vă prezint aici. În umilia aceasta, eu am produs-o în 4 zile. Zile pe care le-aș fi petrecut poate și eu altfel. Dar tocmai pentru faptul că n-am fost plătit, m-am bucurat că o fac gratis. Este cazul ca oamenii să-și pună problema retragerii în locuri ferite, ascunse, dar retragerea la munți este aproape. Cât de aproape este? Cum trebuie să ne pregătim în acest sens? Asta este o întrebare dură pentru când ia omul. Acum de chirii o taniatru din termina figurul ăsta cu asta în Cătălip sunt a dispoliți că te-a apărea poți să contagi în aplic ei. Derime profetis. Nu sunt profet. Că eu te să gine echipote. Nici nu voi deveni vreodată. Ala afta să gine otan ta etă de Hristos. Însă această retragere a oamenilor la mânt va fi când va venea de Hristos. Ola dignu tine policunda. Toate arată că acest adevăr este aproape. Ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά οι επίσκοποι και οι ιερείς, φοβούνται να το έχουν αυτό. Επίσκοποι και πρεότσι, in general, σε τέμψη σπούν αυτό. Γιατί θα πούνε ότι είναι φανταμεταμεριστές, είναι φανατικοί αυτοί που τα λένε, είναι παλιομερολογίτες. Πέντρο και θα φύγει ακουζά και οι ίσεις, και είναι φανάτικοι, και είναι στιλίστοι, και είναι... Ζούμε στην εποχή του Αντιχρίστου. Τρίμ, δεν είναι ποτέ Αντιχρίστου. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Νο, απολύτω. Δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί. Νο, στην κοντό αφάτσε. Βλέπουμε ότι θα είναι σύντομα. Ένσα, παιδεύει το μαθήν που έχω. Όμως, εδώ να προσέξουμε κάτι. Ένσα, θα βέβαια γρήγορα όλο. Μπορεί αύριο ή και σήμερα να μην προλάβουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Που δεν καζιό αντεμού είναι σε ρωμάει βέβαια. Οπότε εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε ανά πάσα στιγμή για την κρίση. Με πρέπει να προετοιμαστούμε σε κάθε κάρε κλίπα πέντρο ριζουδεκάτα με κάρε βοβαλάκα. Όταν θα είμαστε έτοιμοι για το θάνατό μας, ατούς που μπορούμε να προετοιμαστούμε το μάτι μας, δεν θα μας ενδιαφέρει αν θα έρθει την επόμενη μέρα ο Αντίχριστος. Νου δεν θα με ενδιαφέρει αν θα έρθει την επόμενη μέρα ο Αντίχριστος. Γιατί θα είμαστε προετοιμασμένοι. Πέντρο που μπορούμε να προετοιμαστούμε. Οπότε ας είμαστε προετοιμασμένοι πνευματικά. Deci să fim pregătiți duhovnicește. Και αυτά όταν θα έρθουν θα τα αντιμετωπίσουμε. Iar când vor veni aceste vremuri și aceste probleme, le vom confrunta după cum ne-am așteptat. Dacă tainele ecumeniștilor sunt spre o sândă, atunci pentru cine face aceste taine Dumnezeu? Cine se va folosi de aceste taine de credicie și nu spre o sândă? Αν η τα μυστήρια των Ιουδαιστών είναι προς κατάκριση, γιατί τα αγιάζει ο Θεός, για ποιους είναι αυτά τα μυστήρια, για ποιους γίνονται, εφόσον είναι προς τα κατάκριση. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Δουνεζέου μου βρεά σε πιάρδο νητσιόν. Και μας αγαπάει με μια αγάπη που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Și Dumnezeu ne iubește cu o dragoste pe care noi nu putem să înțelegem. Γιατί το λέω αυτό? De ce spun asta? Στην εκκλησία του μέσα έχει εισχωρήσει αυτή τη στιγμή η αίρεση. În momentul acesta, în Biserica lui Hristos, a intrat αίρεσια. Ο Χριστός έχει δώσει το αίμα του για την εκκλησία. Χριστός și-a dat sângele pentru Biserica sa. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν μυστήρια, αν τελούνται τα μυστήρια από τους οικουμενιστές, είναι μια οικονομία του Θεού. Și faptul că tainele se săvârșesc și de către οικουμενιști este o οικονομία din partea lui Dumnezeu. Διότι άλλο είναι ο οικουμενιστής και άλλο είναι εκκλησία. Pentru că e diferență între οικουμενιστ și biserică. Εμείς προσπαθούμε να επαναφέρουμε την υγεία μέσα στην εκκλησία. Noi ne străduim ca să readucem sănătatea în biserică. Και για να το καταλάβετε καλύτερα, θα δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Și ca să înțelegeți mai bine, o să dăm un exemplu. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ιερέας ο οποίος έχει κάνει φόνο. Să presupunem că există un preot care la un moment dat a săvârșit o crimă.
Όταν τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, υπάρχει μυστήριο. Atunci când el săvârșește taina Euharistiei, acest preot criminal, taina aceea se petrece acolo, există? Fizică. Desigur există. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă aceasta? Ότι ο Θεός συμφωνεί με το φόνο που έκανε ο ιερέας. Că Dumnezeu este de acord cu crima săvârșită de preot. Γι' αυτό το δίνει τη χάρη του. De aceea îi dă harul lui. Φυσικά όχι. Desigur nu. Δεν περιμένει τη μετανία του. Nu așteaptă Dumnezeu pocăința lui. Εμείς σκεφτόμαστε ανθρώπινα πάντοτε. Noi întotdeauna ne gândim omenește. Ο Θεός δεν σκέφτεται ανθρώπινα. Însă Dumnezeu nu gândește omenește. Και αν ένας ιερέας που είναι ανάξιος τελεί μυστήρια. Dacă un preot este nevrednic și se vrășește sfintele taine. Αυτό δεν προσβάλλει το Θεό. Acest lucru nu îl jignește pe Dumnezeu. Δεν μολύνεται ο Θεός. Dumnezeu nu se întinează. Αυτός που τελεί το μυστήριο καίγεται. Acesta care se vrășește cu nevrednicie taina se arde. Γιατί καίγεται? De ce se arde? Καίγεται από την αγάπη του Θεού στην ουσία. Ιερ από εκεί καίγεται. Ιερ in essenza se este ars de iubirea lui Dumnezeu. Διότι η αγάπη του Θεού τον επισκέπτεται. Pentru că iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra lui. Αλλά επειδή δεν είναι άξιος αυτός, γι' αυτό καίγεται. Însă pentru că el nu este vrednic de această dragoste, de aceea el se simte ars de ea. Βλέπετε, μπαίνουμε σε πνευματικά θέματα πλέον. Deja ajunge la probleme duhovnicești. Όταν ένας άνθρωπος δηλαδή κοινωνεί τον Θεό, atunci când un om este în comuniune cu Dumnezeu, με τη Θεία Κοινωνία, prin Sfânta Mărtășanie, θα έχει δύο, υπάρχουν δύο πιθανότητες γι' αυτόν. Există două posibilități pentru acest om. Ή θα φωτιστεί, ori va fi luminat prin împărtășire, αν είναι άξιος, dacă este vrednic, ή θα καεί αν είναι ανάξιος. Ori se va arde, dacă este nevrednic. Ο Θεός δεν είναι αυτός που το καίει. Nu Dumnezeu este cel care arde. Αλλά ο άνθρωπος με τις πράξεις του καίγεται. Și omul prin faptele lui se arde. Ποιος του είπε να πάει να πάρει τον Χριστό ανάξιος. Cine i-a spus să se ducă să-L ia pe Hristos cu nevrednicie. Ποιος είπε στον αιρετικό ιερέα να πάει να λειτουργήσει. Αφού δεν συμφωνείς με την πίστη, σηκωθήκε. Cine a spus preotului eretic să meargă să slujească Sfânta Liturghie? Dacă nu ești de acord cu învățătura cea adevărată, pleacă. Ποιος είπε στον ιερέα, ο οποίος έχει κάνει φόνο ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν μπορείς να συνεχίσεις. Cine i-a spus preotului care a săvârșit o crimă că poate să continue să slujească? Nu poate să continue. Παραδείγματος χάρη. De exemplu. Ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης. Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Είναι χειρότερος από τους Βουδιστές. Είστε μαϊρότερο από Βουδιστές. Γιατί μένει στην Εκκλησία. Δεν ξέρω με μισέτε. Μπορεί να πάει να γίνει Βουδιστής, Προτεστάντης, Παπικός. Αν κουτάσει δεν είναι Βουδιστή, Προτεστάντη, Παπιστάς. Γιατί μένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ξέρω με μισέτε Ορθόδοξη. Για να την διαλύσει. Θα σε διστρούμε. Γι' αυτό και διαλύεται από αυτά που κάνουμε. De aceea ei sunt distruși, sunt consumați, sunt topiți de ceea ce fac. Δεν πάει να πει όμως ότι επειδή ένας Πατριάρχης είναι αιρετικός, nu înseamnă că dacă un patriarh anume este eretic, θα καταληθεί ολόκληρη εκκλησία. Se va distruge și va dispare întreaga biserică. Αυτούς ο ίδιος ο Χριστός θα τους εμπέσει, θα τους πετάξει απ' έξω από το σώμα. Însuși Χριστός îi va scuipa din gura lui, așa zicea Părintele. Βλέπουμε λοιπόν ότι οτιδήποτε είμαστε, αυτό λαμβάνουμε. Deci ceea ce suntem, aceea primim. Και να σας πω και κάτι άλλο εν κατακλείδη. Θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν μυστήρια στους οικουμενιστές. Ar fi fost de preferat să nu fi existat taine la ecumeniștii care nu au fost panonați. Διότι δεν θα είχαν τόσο πολύ κόλαση. Pentru că nu ar fi avut parte de tăiat. Ce condiții, în ce condiții se poate ține Sfânta Liturghie în aceste vremuri și chiar în viitorul care va fi clar unul de prigoană? Unde și cum se poate pune Sfânta Masă? Ce facem cu Sfânta Masă după slujba Sfintei Liturghii? Se poate sluji într-o casă, în spațiu, unde sunt dormitoare și toalete deasupra? Și o leg cu altă întrebare. Este canonic ca un preot să întemeieze un paraclis? Cu Orina, Achilithia, Liturghia, poți să metachilite tot trapezii panoscopiu γίνεται Θεία Λειτουργία. Γίνεται να υπάρχει ένα παρεμπλήσι και πάνω από αυτό να υπάρχουν άλλα δωμάτια, υπνοδωμάτια και τουαλέτες.
μπορεί ένας ιερέας να δημιουργήσει, να κάνει, να παρακλήσει και να λειτουργήσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ερώτημα βέβαια φαίνεται εύλογο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν ναοί μέσα στους, στα σπίτια μας. Încă nu ne-am obișnuit cu faptul că pot să existe biserici în casele noastre. Αυτό όμως, ιστορικά, άμα το κοιτάξουμε, însă dacă privim din punct de vedere istoric, πάντα υπήρχαν ναοί μέσα στα σπίτια. Întotdeauna au existat biserici în casele creștinilor. Άμα πάτε στα νησά, στα ελληνικά νησά, στο Αιγαίο Πέλαγος, Κυκλάδες, Σαντορίνη, dacă vă duceți în insulele din Arhipelagul, διάφορα νησά, Παύλος, Σαντορίνη, Κυκλάδες, θα δείτε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν εκκλησάκια σε κάθε σπίτι. Vă veți vedea că în fiecare casă există câte un paracris. Και εκεί τα λειτουργούν και τα τιμούν. Είναι ο Άγιος της οικογένειας τους. Acolo vine preotul și slujește atunci când este sărbătoarea Sfântului care este ocrotitorul casă. Ναι, βέβαια τα έχουν χωριστά από το σπίτι. Desigur, de multe ori este separat de casă, în curtea casei. Ναι, αυτό είχε πολύ μεγάλη ωφέλεια στην οικογένεια όταν υπήρχε. Acest lucru era de mare folos pentru o familie când avea un asemenea paracris. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό παιδάκι σε μια οικογένεια. Chipiți-vă, de exemplu, o familie care are un copil mic. Να πηγαίνει στο εκκλησάκι του σπιτιού του, να ανάβει τα καντήλια. Să se ducă în acel paracris, să aprindă candelele. Να βλέπει τις εικόνες, να προσεύχεται. Să vadă icoanele, să se închine, la ele să roage. Να έρχεται ιερέας να λειτουργεί. Să vină preotul și să slujească. Πόσο έτσι ωραία αναπτύσσεται câte, η πίστη του. Cât de bine crește astfel credința. Αυτό ήταν μια παράδοση αιώνων. Așa a fost o tradiție de secole a bisericii. Και εδώ στη Ρουμανία θα υπήρχε οπωσδήποτε. Și aici în România exista fără de. Οπότε δεν είναι, μας φαίνεται μας σήμερα παράξενο γιατί έχει χαθεί αυτό. Nouă astăzi ni se pare ciudat pentru că de multă vreme nu s-a mai întâmplat. Και με την ευκαιρία αυτή ήθελα να σας έλεγα κάτι που σκέφτηκα το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Și cu acest prilej aș vrea să vă spun ceva la care m-am gândit dimineața în timpul Sfintei Liturghii. Ένιωσα έτσι ότι ζούμε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Am simțit azi dimineața la Sfânta Liturghie că trăim, că trăiesc în primele secole creștine. Και πιστεύω ότι αρχίζει πάλι η Ορθοδοξία να ανακαινίζεται, να ξαναγεννιέται. Și am simțit că începe din nou Ορθοδοξία să renască. Ξαναγυρίζουν στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Se întoarce la starea care era în primele secole creștine. Τότε που η Εκκλησία ήταν υποδιωγμό. Atunci când Biserica era sub ligoare. Τότε ένας χριστιανός που βαπτίζονταν βγαίνοντας από την Κολυμβήθρα είχε την αίσθηση ότι είναι ένας μεροθάνατος. Atunci un creștin, după ce ieșea din Cristeniță, după ce era botezat, trăia cu această conștiință a faptului că este un muribund, în sensul că trebuie să fie gata de moarte, orice lucru. Ναι, είχε δηλαδή την αίσθηση ότι η πίστη του στον Χριστό avea sentimentul că credința lui în Hristos μπορεί να του κοστίσει και την ίδια τη ζωή του. L-a putea costa chiar în viața lui. Και γι' αυτό οι χριστιανοί κρύβονταν και λειτουργούσαν σε κατακόμπες. De aceea creștinii se ascundeau și slujau în catacombe. Τότε ήταν η μεγαλύτερη δόξα που έζησε η Εκκλησία. Atunci a fost cea mai mare slavă pe care a trăit-o Biserica. Τότε βγήκαν οι μεγάλοι μάρτυρες. Atunci ieșit, au apărut, au trăit și s-au jertfit cei mai mari martiri. Και έχουμε 10 εκατομμύρια γνωστούς μόνο μάρτυρες τότε την εποχή εκείνη. Numai în acea epocă știm de 10 milioane de martiri. Μετά όμως, ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως ξέρετε, έφερε την ανεξιθρησκεία πρώτα. Sfântul Constantin cel Mare după aceea a dat dreptate creștinismului. Δηλαδή την ελευθερία ο καθένας να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει. Și a dat libertate ca fiecare om să creadă ce vrea. Και μετά σαν δεύτερο βήμα έδειξε την εύνοια του προς την χριστιανική εκκλησία. Iar ca al doilea pas după aceea a arătat bunăvoința lui față de creștinism.
Τότε βέβαια αρχίζει η Εκκλησία να μπαίνει σε μια άλλη περίοδο. Atunci Biserica a început istoria ei să intre într-o altă perioadă. Ήταν βέβαια χαρά και ευφροσύνη το ότι η Εκκλησία ελευθερώθηκε από τα μαρτύρια. Ei exista deci această bucurie că Biserica s-a eliberat de prigoană. Αλλά αρχίζει όμως για την Εκκλησία μια άλλη περίοδος δοκιμασιών. Însă începe, pe de altă parte, pentru biserică, o altă perioadă de încercări. Οι χριστιανοί τότε που αρχίζαν να βαπτίζονται, οι creștinii care se botezau atunci, δεν είχαν τόσο πολύ τη θέρμη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Nu aveau aceeași căldură, aceeași credință și dragoste fierbinte pe care aveau primii creștini. Δηλαδή, επειδή ο Αυτοκράτορας ήταν χριστιανός, adică de vreme ce împăratul era creștin, τότε πολλοί για να έχουν αξιώματα βασιλικά κοντά στον αυτοκράτορα γίνονταν και αυτοί χριστιανοί. De aceea mulți, pentru ca să aibă funcții aproape de împărat, el fiind creștin, ei deveneau și ei creștini. Άραγε ο πόθος τους δεν ήταν γνήσιος, καθαρός για την αγάπη του Χριστού. Deci dorul lor nu era unul curat și sincer pentru dragostea lui Hristos. Και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει μια εικοσμίκευση μέσα στην Εκκλησία. Și a început să apară o desacralizare în biserică. Με αφορμή αυτή την εικοσμίκευση δημιουργεί το μοναχισμός. Cu ocazia sau datorită acestei desacralizări a apărut în acea vreme și monahismul. Ca o reacție. Ναι, επειδή οι χριστιανοί, όσοι ξένοι θέλαν να ζήσουν το Ευαγγέλιο σε τελειότητα. Pentru că existau creștini care vreau să trăiască Evanghelia în desăvârșire, în totalitatea ei. Έβλεπαν ότι μέσα στην κοινωνία δεν μπορούσε να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο. Vedeau că în societate nu puteau să pună în aplicare Evanghelia. Και γι' αυτό φεύγαν σιγά σιγά στην έρημο και να δέξουν. De aceea au ieșit din comunități și s-au dus în pustie. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράσω με όλα αυτά τα ιστορικά, τελικά σήμερα ξαναγυρίζουμε λόγω της αιρέσεως του οικουμενισμού. Astăzi, din cauza ερεσίας οικουμενισμού, ne întoarcem. Ξαναγυρίζουμε πίσω στους πρώτους ξενικούς αιώνες. În catacombe, în situația care era exista în primele σεβολικοί. Και αυτό είναι για την Εκκλησία μια αναγέννηση πνευματική. Însă, pentru Biserica aceasta este o renaștere duhovnicească. Βέβαια για μας είναι πάνω από τις δυνάμεις μας αυτός ο αγώνας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί και αδύνατοι άνθρωποι. Και σίγουρα αυτή η λούτα είναι για μας και πολύ ώρα εντεπασχέστε την πτέρα μας, γιατί είμαστε πορτετός. Αλλά ελπίζουμε ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού δεν σε νοδεύει και πτέρα Λίου Δημεζέου εφόσον μας φώτισε και μας έβγαλε μέσα από το σκοτάδι της πανερέσεως του οικουμενισμού. Δεν πρέπει να είναι λουμινάτ και να σκώσει την εντουνέρικολ πανερεσία οικουμενισμού. Θα μας δώσει και τη δύναμη να κρατήσουμε αυτή την ομολογία μέχρι τέλος. Ναι, μα τα πουτέρια θα σε πουτέρια σε προστρέμω αυτή την πατρισία πάνω. Και ένα άλλο, σήμερα, εσείς όλοι που είστε εδώ μαζεμένοι, άστες, τόσοι και καλύτες είστε αδυνάτες εκεί, πιστεύω ότι νιώθω ότι είστε μια οικογένεια, είστε ενωμένοι. Κρέκα, συντήτς, και είστε μια φαμίλια, και είστε ζωνίτς. Αυτό το νιώθετε πριν όταν πηγαίνατε στις ενορίες σας. Κάτσες λίγο συντήτς, και μεργιάτε σε παροχήλε, την καρή προβλήτσα. Δεν νομίζω ότι το νιώθατε. Nu cred că vă simțeați cu toții. Γιατί εκεί πηγαίνατε με μια συνήθεια. Pentru că acolo mergeați dintr-o obișnuință. Πηγαίνατε Χριστούγεννα, Πάσχα, έτσι. Μεργεați la de Paște, Crăciun, poate și πηγαίνατε ξένοι και φεύγατε ξένοι. Intrați străini și ieșați străini. Ενώ τώρα σα συνδέει η κοινή πίστη. Însă acum ceea ce vă leagă este... Nu mai se chinuie că de zori să și desigur o credință, ne unește o credință care Avriu ar putea să ne pună în pericol chiar și viața. Αυτή ακριβώς ήταν η μεγάλη δύναμη της ενότητος που είχε η πρώτη Εκκλησία. Aceasta a fost marea putere a unității în care a avut-o Biserica primară. Γι' αυτό και όλοι οι ιδωλολάτρες θαυμάζανε τους χριστιανούς. De aceea toți ιδωλάτροι, toți πατρίδες se minunau de creștini. Γιατί είχαν αυτή την αγάπη μεταξύ τους στην ενότητα. Pentru că aveau această creștină, aveau această iubire și unitate între ei. Που ήταν πάνω από την ενότητα και την αγάπη που έχουν οι συγγενείς μεταξύ τους. Care era superioară iubirii și unității pe care o au rudele între ele. Αυτό νομίζω σήμερα ξαναγεννιέται. Cred că acest lucru astăzi renaște. Dacă permiteți, foarte scurt, vreau să vă spun trei lucruri. Cuvântul cu care se încheie Sfânta Scriptură
este un cuvânt din limba ebraică și sună așa, Mara Ata, ceea ce înseamnă Domnul vine. Apropo de ce a zis părintele Hariton, că așa trăiau creștinii cu această perspectivă a morții pentru credința lor de Hristos în orice clipă. În al doilea rând, referitor la paraclisele acestea, vreau să spun două lucruri. Apropo de faptul că a zis părintele de insule. Pe toate insulele grecești, cele mari, există, de exemplu, a Sfântul Nectarie, în Egina, dacă mergi pe dealul de vis-a-vis de mănăstire, mergând către mănăstirea unde se află icoana Maicii Domnului Hristoleon, pe dealul acela există cel puțin 20 și ceva de paraclise. În pustiu. Fiecare insulă avea cel puțin câte un paraclis din acesta pentru fiecare sfânt din an. În așa fel încât să, aceasta era tradiția provenită din primele secole creștine, să nu treacă nicio zi din an fără să fie pe aceeași insulă cram undeva. În al doilea rând, referitor la treaba cu paraclisele, există o carte pe care Divina Lui Dumnezeu am tradus-o eu din limba greacă, se numește Judecata Cerului. Este vorba de minunea aceea pe care a făcut-o Sfântul Spiridon în insula Cherchira, acum câteva sute de ani, când a aruncat în aer casemata venețienilor, pentru că au vrut să construiască un altar, papistaș și biserica lui. Puteți să citiți mai mult, vă susțineți, se numește Judecata Cerului. Istorisită de un contemporan al evenimentelor, pe nume Sfântul Atanasie din Paros. Cu ocazia acestei aduceri, am aflat un lucru pe care vreau să le spun acum. Cei care ați fost, care mergeți la Sfântul Spiridon, puteți să observați că este chipul lui, așa cum se vede, este foarte negru. E ca și cum ar fi acoperit cu așa, cu tăciune. Da? Și, într-adevăr, poate prima impresie nu este una ca, de exemplu, la Sfântul Ilie de Tuși, care a fost astăzi, da? Sfântul Spiridon a fost episcop în Cipru. După ce a trecut la Domnul, nu mai aduc aminte detaliile, dar la un moment dat, sfintele lui Moaște au fost aduse la Constantinopol. Și au stat în Constantinopol câteva sute de ani. Această perioadă de câteva sute de ani, Sfântul Spiridon și-a petrecut o majoritate a timpului, ca să zic așa, raca cu Sfântului Moaște, în casa unei familii. Și în casa acestei familii venea preotul trimis de Patriarhie Ecumenică, nu ne referim la vremuri erezii, vremuri normale. Și venea preotul, cât un preot, probabil era chiar același, da? În fiecare zi, tot anul, an de-a rândul, și se săvârșea acolo, în acel paraclis, Sfânta Ecumenică. Pentru că Sfântul Spiridon, pe vremea aceea, era într-un coșciuc special, dar neacoperit, tot făcând slujba acolo și tot tămâind, încetul cu încetul pe trupul lui s-a așezat de la fumul respectiv și s-a depus această substanță, ca să zic așa, care poate fi verificată că, într-adevăr, este de la fumul de tămâind. Deci dacă Sfântul Spiridon, cu binecuvântarea Patriarhiei Ecumenice, avea parte de Sfânta Liturghie într-un paraclis și s-a întâmplat sute de ani. Și având în vedere și ceea ce a spus Părintele Hariton, ceea ce noi facem și o să facem până la moarte, o facem pentru că dacă n-am face-o, preotul care nu slujește Sfânta Liturghie trei duminici la rând, se caterisește. Asta este problema. Și în ultimul rând, că a venit momentul, vreau să vă prezint această carte pe care o puteți găsi la urmă. Se numește Martirii Ortodoxiei. Este scrisă de un arhimandrit pe nume Spiridon Pilaris la 1970. Este cea mai bună carte care s-a scris în Ortodoxie despre subiectul martir. Are peste 1500 de note bibliografice și ia toată teologia martirului și o analizează ieșind acest lucru. Același părinte a mai scris în un studiu referitor la papism, care este dublu ca și mărim. Din mila Lui Dumnezeu am produs această carte acum aproape 2 ani de zile. Am muncit mai mult de un an jumătate la ea. Și lucrul care l-am învățat de acolo
Multe am văzut, dar două vreau să le spun că sunt foarte frumoase. În actul martirii al Sfintelor Femei, Perpetua și Felicitas, pe care puteți să-l citiți în românește, una era stăpâna și cealaltă era roabă. La un moment dat, nu mai țin de exact care era, dar important este momentul acela. Stăpâna a fost ucisă de către o vacă nebună, așa scrie acolo, vacă sărbată, care a luat-o, a lucrat-o, a pus-o și mai departe. La un moment dat, după ce a fost lovită, în timp ce era în văzul lumii, la circul roman, da? În arena aceea, datorită loviturii și căzăturii, i s-a despletit părul. Și ea atunci, foarte repede, înainte să fie lovită din nou, a încercat să-și prindă din nou părul, pentru că dacă vine momentul morții atunci, să nu meargă despletită în fața lui Hristos. Pentru că despletite pe vremea aceea umblau doar desfatele. Cu toate că trupul rămânea pe pământ. Al doilea lucru, i-am gândit la cartea asta mult. Al doilea lucru este un cuvânt din Apocalipsă, în care se spune, și există capitol special despre așa ceva, vorbind despre mucenici, spune cartea Apocalipsei că voi v-ați înălbit sufletele în sângele mielului. Cum e posibil să înălbești ceva în sânge? Că sângele roșu. Sensul teologic este că v-ați sfințit și v-ați curățit și v-ați îndumnezit sufletele voastre, da? Prin jertfa de la care ați primit putere. Vedeți, noi de obicei spunem că întâiul mucenic este Ștefan, da? De adevărat. Întâiul mucenic este Hristos. Întâiul mucenic din istoria Bisericii, înființarea ei, văzută la cinecime, este Sfântul Ștefan. Dar întâiul mucenic și prototipul mucenicilor este Hristos. Deci, este foarte important să înțelegem, după cum se spune în această carte, singura moarte demnă de un creștin, conform Sfinților, era moartea martirică. De ce? Pentru că dacă Hristos a dat totul, și tu ca om nu poți să dai nimic de la tine, că tot ce ai bun ai de la El. Singurul lucru pe care poți să-L dai, este să-ți dai sângele pentru El. Însă, și cu asta închei, n-ai cum să-ți dai sângele pentru Hristos dacă nu treci prin niște etape. Și cartea aceasta analizează foarte frumos faptul că fericirile, că atunci când spune despre fericire Hristos, El spune despre Părăția Lui Dumnezeu, da? Fericirile au o anumită secvență în care mărturisirea de credință și prigoana și martiriul e la urmă. E în vârf, e culme. N-ai cum să-L mărturisești pe Hristos dacă nu ești sărac cu Duhul, dacă nu ești milostiv, dacă nu vrei să ai inima curată, dacă nu ești iubitor de dreptate. Adică toate aceste argumente pe care le-am citit în omilia Părintelui Sava, nu ne îngrădim pentru că tot felul de argumente și multe altele, că diavolul este inovator, așa, toate acestea pierd în fața celui care spune, Doamne, nu sunt al meu, ci sunt al Tău. Și așa gândeau creștinii și așa se începeau creștinii. Și mă recomand cu această ocazie, am citit o săptămână asta. Este o carte, un roman, se numește Icoană. Scrisă de o doamnă, Georgia Briggs, se numește o roman. Este o fetiță de 12 ani, care a ajuns să trăiască în epoca toleranței. Epoca care începe odată cu uciderea tuturor ortodoxilor. Dinainte de sfârșitul unui scam. E minunat ce scria. Și e minunat și pentru faptul că începe să se întâmple lucrurile acestea. Trebuie să înțelegem că în această luptă am intrat și stăm în această luptă pentru că știm că nu ce-s pe cruce, ce-s pe moarte. Cine se gândește la altceva, o să-l țină. Puțin. Με την ευκαιρία που ο πατήρ Κυπριανός είπε, μιλάει, αναφέρθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σκεφτήκαμε να πούμε λίγα θαύματα από τους Αγίους, πώς υπερασπίστηκαν την ορθόδοξη πίστη τους. Άμα θέλετε να πούμε ένα για τον Άγιο Νικόλο, για τον Άγιο Σπυρίδωνα, και το τελευταίο για τον Άγιο Παΐσιο του Βελισκόφσκου, που είναι δικός σας. Όπως πούμε, μιλούμε σε ουσιαστικά του Νικολάη, ο Άγιος του Σπυρίδωνα, ο Άγιος του Παΐσιο του Βελισκόφσκου.
Πρώτα, ο Άγιος Νικόλαος, όπως ξέρετε, ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ένας από τους 318 πατέρες. Και εκεί ο Άριος που επέμενε και δεν ήθελε να αλλάξει, να μετανοήσει από την αίρεσή του, τότε ο Άγιος Νικόλαος θύμωσε και κατεβαίνει κάτω εκεί που ήταν ο Άγιος ο Άριος και τον χαστούκησε. Σύντου Νικολάε ακοπορούτ δεπε σκάλμου καριστηριά, ακοπορούτ αλόπουν δε στετέα Άριε σι λα πλνίτ. Χωρίς να του πει τίποτε, το χαστούκησε μόνο. Φόρα σε σπρέμι, το Άρια τράσο πάνω. Σήμερα, εάν το έκανε ο Άγιος Νικόλαος αυτό, θα τον είχαν για Άγιο οι Οικουμενιστές. Dacă astăzi Σύντου Νικολάε ar fi făcut așa ceva, οι Οικουμενιστές ar fi θα προσκυνούσαν την εικόνα του, θα τον τιμούσαν σαν Άγιο. Ή θα λέγανε ότι είναι φανατικός και μάλιστα ρατσιστής. Και χαστούκησε κιόλας, να χτυπήσει κιόλας. Intolerant. Θα του λέγανε αν έχεις να μιλήσεις, μίλασε. Όχι να χτυπάς τον άνθρωπο. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος στο πολιτικό του που ψέλνουμε λέει με εικόνα κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Τροπάρος Σύντου Νικολάη σπούνε ότι είσαι δρεπτά κρεδίντζε και τι μπλεντέτσε. Δηλαδή η Εκκλησία μας παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο ως κανόνα πίστεως. Deci Biserica îl prezintă pe Sfântul Nicolae ca fiind dreptar al credinței. Δηλαδή κανόνα σημαίνει η ευθεία γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κανόνα, δρεπτάρου, είναι η λίνια δρεπτά που πρέπει να ακολουθούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εικόνα πραότητος, γιατί ήταν πράγματι εικόνα πραότητος. Και αλλά όμως όταν ήταν το θέμα της πίστεως και βλασφημείτο το όνομα του Χριστού, τότε άφησε την πραότητα και θύμωσε εναντίον της αιρέσεως. Σε γέλα ατούνς και να φως τον βόρμα δε ερεθίε και να ουσί που μιέστε βλασφημία του νούμερε Λουί Χριστός, γέλ στα μονιάτ εμποτρίβα ερεθίε του καρα ουσέ. Ναι, στη συνέχεια λοιπόν, μετά από αυτό που έκανε ο Άγιος Νικόλαος, ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή και την άλλη μέρα θα του κόβαν το δεξί χέρι, το οποίο χτύπησε τον Άριο. Τον κλείσαν στη φυλακή και την άλλη μέρα, σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε του κράτους και μάλιστα ενώπιον βασιλέως χτύπησε, θα του κόβαν το δεξί το χέρι. Dacă un om lovea pe cineva în fața aparatului, deci de față cu aparatul, a doua zi îi se tăia mâna. Λοιπόν, τη νύχτα μέσα στη φυλακή εκεί που μέσα στο σκοτάδι που βρίσκεται τον Άγιος Νικόλαος. În închisoare și în întuneric, noaptea aceea unde era Sfântul Nicolae. Αλάβει, γεμίζει η φυλακή από φως. Se umple închisoarea de lumină. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός. Vine Hristos însuși. Και τον ρωτάει, Νικόλα, γιατί είσαι φυλακισμένος. Λέει για την αγάπη σου, Κύριε. Και του δίνει ένα χρυσό Ευαγγέλιο στο χέρι του. Σαν να του λέει, εσύ διδάσεις το Ευαγγέλιο μου. Και μετά έρχεται η Παναγία. Και τον ρωτάει και η Παναγία, Νικόλα, γιατί είσαι μέσα στη φυλακή. Λέει για την αγάπη του Υιού σου. Και του δίνει το ομοφόριο που φορούν οι αρχιερείς. Την άλλη μέρα λοιπόν πήγαν οι στρατιώτες να ανοίξαν τη φυλακή. Για να προσιάσουν το στο δικαστήριο να το κόψουν να κάνουν την ποινή, να το κόψουν το μυαλί. Και τον βλέπουν να κρατάει ένα χρυσό Ευαγγέλιο και το ομοφόριο στον νόμο του. Și vede că ținea în mână Evanghelia și că toată lumea avea omofor. Το μαθαίνει αυτό ο βασιλιάς και όλοι εκεί πέρα οι συνόδοι. Άφησε acest lucru și întregul sinod άφησε de ce s-a întâmplat. Οπότε μπορούσε τώρα να τολμήσει κανένας να κόψει αυτό το χέρι. Deci ar fi îndrăznit într-o asemenea situație cineva să-i mai taie mâna. Οπότε καταλάβαν ότι όταν είναι για θέματα πίστεως, έχουμε δικαίωμα και να θυμώνουμε και να χαστοκίζουμε. Deci atunci când este vorba de probleme de credință, avem dreptul și să ne mâniem și să tragem o palmă.
Αυτό το λέει βέβαια και Άγιος Χρυσόστομος για τη βλασφημία, το ξέρετε. De același lucru îl spunea Sfântul Ioan Gureaur și când vorbea despre blasfemie. Ο Άγιος Σφυρίδων ήταν και αυτός επίσης στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. De asemenea, Sfântul Sfirilion a fost la Sinodul de Ecumenic. Και εκεί έκανε το μεγάλο θαύμα με το κεραμίδι. Și acolo a făcut marea minune cu cărămida. Επειδή ο Άγιος Σφυρίδων ήταν βοσκός, δεν ήξερε γράμματα και πολλά έτσι, θεολογικά. Pentru că Sfântul Sfirilion era păstor și nu știa să scrie, să citească, era un simplu și nu știu, cunoștea teologie. Σαν αρχιερεύς του Θεού ήθελε και αυτός να ομολογήσει την Αγία Τριάδα. Κάση αρχιερεύ, αλλά Χριστός δεν ξέρει, βρεάν σε μαρτυρισάς και Σαντα Τρίνε. Και κατεβαίνει και αυτός, πλησιάζει τον Άριο και του λέει, βγάζει ένα κεραμίδι από που είχε πάνω του, ένα κεραμίδι. Și a luat, a scos atunci din haine, care avea o cărămidă pe care l-a el. Και του λέει, Άρια, το βλέπεις αυτό. Βες, Άρια, această cărămidă. Τι είναι αυτό. Ce este. Ένα κεραμίδι. O cărămidă. Λοιπόν, λέει, στο όνομα του Πατρός, στο Σταυρόνι. De numele Tatălui, και βγαίνει μια φωτιά επάνω. Și iese focnia. Και του Ιού. În numele Șafiului. Τρέχει το νερό. A curs apă. Και το Αγίου Πνεύματος έμεινε το χώμα. Și la binecuvântarea în numele Sfântului Duh a rămas pământul lui Vedejule. Και του λέει, βλέπεις, είναι ένα κεραμίδι, αλλά αποτελείται από τρία στοιχεία. Este, vezi, este o cărămidă, dar ea are trei elemente, pământ, foc și apă. Έτσι είναι και η Αγία Τριάδα, είναι ένας Θεός, αλλά τρεις υποστάσεις. Așa este și Sfânta Treime, un singur Dumnezeu, este trei persoane. Ένα άλλο όμως πολύ πιο φοβερό θαύμα έκανε ο Άγιος Σφυρίδων, πολύ αργότερα, πολλούς αιώνες αργότερα, στη Γέρκυρα. Ο άλλος μήνα θα πω το Σφυρίδων Κέντρο. Εκεί που είναι το Άγιο Λείψανο, με τους ορχούς. Με τους λατινούς πρωτούς, εντάξει, εντάξει, ωραία, εντάξει. Και για τον Άγιο Περισκόφσκι, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του, το πρώτο μοναστήρι στο οποίο ήταν η Δραγομύρνα, που είχε πάει. Εκεί τότε η Αυστρο-Ουγγαρία είχαν μπει στην Ρουμανία και είχαν κυριεύσει, οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι, προσεκτάς την Υπέρουλ, Habsburgic, intrase în perioada aceea și stăpânea în Moldova. Bucovina, ne, Bucovina. Și επειδή είχαν κυριαρχήσει αυτή στην περιοχή εκείνη που ήταν το μοναστήρι, și pentru că ei stăpâneau în regiunea aceea a mănăstirii, τότε ο Άγιος Παΐσιος αποφάσισε να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να φύγει. Sfântul Paisie Velicicovski a hotărât să părăsească μοναστήρια Dragomirna și să plece. Για να μην έχει καμία, για να μην μολυθεί, μόνο που καθα είναι στην ίδια περιοχή, θα κατοικεί στην ίδια περιοχή με τους Ουνίτες. Κάθε μου σε εντυνέζε, και άρχισε την σύμπλου φάκτου που λογουγέσουν ένα τσέρας ρετζούνε, με καλή λογουγιάου Ουνίτσι. Και πήγε μετά στο μοναστήρι του Νιάμσκης στη Σχάστρια. Στην πατσέρα, σε αυτό το μοναστήρι Νιάμσκης, στη Σχάστρια. Πρίντε Σάβα, τι πρέπει να σπούνες πριν Σφύντουλ Σινόδου Ροκόρ την 1983, και νου είστε βαλίδ. Chiar de a fost unul local, acest sinod a fost Sfânt Sinod, făcut de Sfinți ca Sfântul Mitropolit Filaret și s-a făcut înscrierea în sinod de Bun. Mulțumesc! Iar de sinodul cu Bun, o tine a fost o gândă a treia, eu pierd că am folos un sinodos, gătit în momentul a trebuit de o să îngiroche, iar în față spune aici în deschidere. Κάθε άλλο, εμείς το θεωρούμε έγκυρο. Δεν considerăm valid acest sinod. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, έχουνε, ότι αυτή η σύνοδος καθαίρεσε κάποιον οικουμενιστή. Σε acest sinod nu a καθαιρεσit vreun οικουμενιστή. Δηλαδή, ο ίδιος ο Φιλάρετος, ο Άγιος Φιλάρετος, είπε ότι εμείς πραγματοποίησαμε αυτή τη σύνοδο για να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι με τον οικουμενισμό. Μας πω στο μέλλον που ακούτε αυτή τη σύνοδο, το αρετάκο σύνθεμα το πολύ εγωίσμα. Αυτή η σύνοδο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του οικουμενισμού. Χρειαζόμαστε μια οικουμενική σύνοδο, όχι μια τοπική σύνοδο. Αυτή τη σύνοδο, όμω του λοκάλ, δεν μπορεί να αποτελέσει όσο που πρέπει η πορεία του οικουμενισμού, είναι σε νεβόη των σύνοδων πανόντρο. Και εξάλλου υπήρχαν και κάποια προβλήματα μέσα στη διατύπωση τη Συνόδου. Εξιστάται ασέμινα νησιά προβλέμε με μόδου και φορμουάρα από το ρίγο Συνόδου. Τα οποία θα μας τα πει ο Πάτερ Ευγένιος. Κάτι λέει ο Ασπούνε Πρίτερ Ευγένιε.
Αλλά το θέμα είναι ότι δεν καταδίκασαν πρόσωπα για τον οικουμενισμό. Το θέμα όμως είναι ότι επειδή ο οικουμενισμός είναι ένα πανορθόδοξο πρόβλημα, χρειάζεται να γίνει πανορθόδοξη σύνοδο για την καταδίκη όχι μόνο του οικουμενισμού αλλά και των οικουμενιστών. Ο Πάτερ Ευγένιος τώρα θα σας πει κάποια σημεία τα οποία ήταν προβληματικά σε αυτή τη σύνοδο. Καταρχήν έχω να πω ότι δεν θα πρέπει να πούμε ότι ήταν προβληματικά, απλώς χρησιμοποιούνται για την αυτόματη καθαίρεση των οικουμενιστών. Δηλαδή, ότι foarte mari, însă acolo se vorbește despre caterisirea automată a ecumeniștilor. Να καταρχήν να διευκρινίσουμε όμως περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό περί τίνος πράγματος μιλάμε. Însă, mai înainte de toate, aș vrea să clarificăm despre ce anume vorbim, despre ce sinodim. Λοιπόν, γίνομαι πιο σαφής. Το 1983, αν θυμούμε καλά τον Αύγουστο, η σύνοδος του Αγίου Φιλαρέτου εν συνόδο αναθεμάτισε τον οικουμενισμό. Δυστυχώς δεν πρόβλεψα να φέρω γιατί θα περιέχεται μέσα στο βιβλίο το μέλλον να εκδοθεί. Tipărită, există o parte care vorbește exact despre acest sinod. Ένα από το απόσπασμα αυτό που η ίδια η σύνοδος έχει εξαποστείλει τότε, το 1983. Un fragment din hotărârea care a fost emisă atunci pentru acest sinod. Και αναλύεται εκεί γιατί έχει τρία σημεία. Deci acolo, dacă o analizăm, vedem că are trei puncte. Δεν θα τα αναλύσουν όλα γιατί δεν τα θυμούμε και όλα απ' έξω. Εκείνο που όμως έχει σημασία αυτή τη στιγμή ότι αναθεματίζει και τους εν γνώση κοινωνούντας. Ceea ce are importanță este că îi anatematizează și pe cei care sunt în ερεσία în mod conștient. Εάν εννοούσε ότι έχουμε αυτόματη απώλεια της ερωσύνης, δηλαδή χωρίς τη διαμεσολάβηση συνόδου. Dacă ar fi vorbit de pierderea harului fără a fi o condamnare sinodală a ericilor, nu ar fi vorbit despre această, nu ar fi accentuat acest element că e vorba despre ereticii conștienți, de care știu că e căsă de ereție. Pentru că această expresie creează multe probleme. Poți să gmorizi o pistos ποιος εν γνώση κοινωνεί με τους ακατακρίτους αιρετικούς και ποιος όχι, τους κομμουνιστάς. Πού παστεί κρεντιόσου, κοινε σε εμπορταζέστε κονστιέντ που ξέρει που εγκονεμίστη και κοινε νου. Δεν πώς αστεί η ίδιμα ασυμπήτη ατσέλα. Εάν συνέβαινε όπως θέλουν αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτή τη θέση, δακαρφεί ασά στα λεγούλε, θα έπρεπε να μην συμπεριλάβει το εγώ σύνα να ισχύει για όλους. Ar trebui să nu există această expresie în mod conștient, ci să se referă la toți ereticii. Δυστυχώς σας είπα, δεν προέβλεψα να φέρω το ίδιο το κείμενο, να το κάνουμε ανάγνωση αυτή τη στιγμή και δεν θέλουμε να μιλάμε έτσι χωριστά. Din păcate, nu am în momentul de față textul în față, ca să putem să-l analizăm așa cum trebuie, însă eu mai distan în altă respectivă. Λίγο υπομονή και με τη χάρη του Θεού σύντομα θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα βγει το βιβλίο. Încă puțină răbdare și cu ajutorul Dumnezeu, cred că în curând cartea aceasta la care am lucrat să fie editată atât în limba greacă, cât după aceea și în germană. Este valabilă trecerea catolicilor și greco-catolicilor în masă la ortodoxie în Ardeal, fără botez, doar mirungere, după cum a hotărât ierarhia la acea vreme, în anii 1950? Επιστροφή των ερητών του Παπαδοπούλου στην Ορθοδοξία
μόνο με χρήμα όπως έχουν αποφασίσει οι Οθωμανοί Ιεράρχες το 1950. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Είναι το θέμα που προκύπτει πάρα πολύ. Και θα έπρεπε αυτό να λυθεί από μια ορθόδοξη σύνοδο. Αφού εμείς δεχόμαστε ότι οι παπικοί δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν ιεροσύνη, οπότε δεν τελούνται τα μυστήρια τους, και από την άλλη, αφού δεχόμαστε ότι βαπτίζουν σε μια Αγία Τριάδα η οποία δεν είναι ίδια με τη δικιά μας, și pe de altă parte spunem că ei botează numele unei trei care nu este Sfânta Treime în care credem noi. Και όχι μόνο βαπτίζουν, αλλά ραντίζουν. Însă nu numai că nu botează, ci de fapt doar o fac înturnare. Trebuie să baptizeze canonica. Aceștia care vin de la papistași urmați trebuie să fie botezați în mod canonic. Ως αβάπτιστοι. Ca oameni care nu sunt botezați. Και ως ειδωλολάτρες. Και αυτό θα πρέπει να το πάρει απόφαση και μία σύνοδος, να το ξεκαθαρίσει. Για να είναι και κατοχυρωμένα συνοδικά. Διότι και εμείς δεν θέλουμε να εκφράζουμε τις προσωπικές μας γνώμες, αλλά τη γνώμη της Εκκλησίας. Σύμφωνα όμως με αυτά, ότι δεν έχουν ερωσύνη, δεν βαπτίζουν και δεν βαπτίζουν στην Αγία Τριάδα τη δικιά μας, πρέπει να τους βαπτίσουμε κανονικά. Deci de vreme ce ei nu sunt botezați și nu cred în Sfânta Treime și nu botează numele adevărat Sfintei Treime, înseamnă că nu sunt botezați și trebuie botezați. Să-mi permiteți, pentru că timpul e târziu și în momentul ăsta să vă prezint și broșura care am pregătit-o pentru astăzi. Ortodoxa documentului relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul Uniunii Creștine al Pseudo-Sinodului din Creta. Adică documentul numărul 5, cel care i-a recunoscut pe toți ereticii ca fiind biserici. Cuprinde un studiu al Părintelui Sava împreună cu părinții arhanghelici, pentru că așa cum ați văzut, probabil și mai ales când ne-am întâlnit în particular, cum a fost aseară, de multe ori Părintele Sava, când îmi spune ceva, îi roagă pe părinții să-l corecteze. Și de multe ori nu scapă. Deci tot ceea ce ei fac, fac împreună și fac împreună ca oameni care citesc foarte mult și care niciodată n-au putere personală. Cineva insista aseară că vrea să afle părerea personală a Părintelui Sava. Părintele Sava care a spus că nu are părere. Referitor această broșură, ea analizează punct cu punct documentul respectiv, scoțând în evidență toate ziile și blasfemiile care sunt acolo. Vreau să spun două lucruri, așa, cu toată dragostea pentru ecumeniști. Această broșură, scrie aici pe prima pagină, apare, pentru că o să se pună întrebarea, cu a cui binecuvântare a scris-o. Și atunci am scris așa, ea apare cu binecuvântarea marilor teologi din Bisericii. Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Marcu Egipticul și Sfântul Grigore Palama. Și dacă vor să-i vadă, au și icoane aici. Pe coperta a patra există, l-am pus și cartea pe care am scos-o acum câteva luni împreună cu Părintele Sava și care din mina Dumnezeu s-a eclipsat stocul. Am pus și atunci și am pus și acum un tropar pe care un grec l-a gândit ca și răspuns al Bisericii împotriva ereziei din Creta. Și el sună așa. Să ignorăm cu toții poruncile date de răul sinod, cel acceptat de eretici, să urmăm fără încetare cetele Sfinților Părinți, care s-au unit cu corurile dumnezeiești ale Îngerilor, cu bucurie strigând, slavă celui care v-a sfințit pe voi, slavă celui care v-a întărit, slavă celui care a întărit prin voi credința ortodoxă. Se poate cânta, las-o întâi. Iar în partea de jos aici, am pus o poză găsită pe site oficial, cu o ședință a Sfântului Sinod. Ei au două tipuri de poze. Una în care sunt fața, poză de gând, față așa, și acest tip de poză în care sunt la lucru, da? Hotărâți, discută și așa mai departe. Poartă camilaf ca pe cap, așa cum trebuie să poarte călugării
ei fiind dintre cărube, da? Atunci când săvârșesc o lucrare în numele Hristos și sub poza aceasta am scris așa. Eu rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, unicul și adevăratul Mântuitor al lumii. Asta apropo de faptul că ecumenismul nu-l recunoaște. Singura cale și viața adevărată, chiar am rugat. Noi, fiii și fiicele ortodoxe ale neamului românesc, te rugăm cu milință. Luminează de grabă pe acești pseudo-ierarhi ecumeniști, pe fiecare după numele său, vedeți că am unii numele, dar nici nu înseamnă dămaia, care stau acum cu spatele la adevăr, l-am folosit de poziția pozei ca să zic ceva, îmbrățișând inserutele de patriarh. Deci stau cu spatele la adevăr, îmbrățișând panerezia ecumenistă, dă de pocăință și readui la ortodoxie. Adică, chiar nu avem nimic împotriva lor. Însă, întotdeauna fața mea cum o să spate. Și când e vorba de dreapta credință, se stă cu fața. Și nădăjdim să facă acest lucru. Nimic la Dumnezeu, aici în față, de la Mănăstirea Marea Lavră, eu n-am știut de la Marea Lavră, după aceea am aflat, se vede și modul în care Sfântul Nicolae, la Sinodul I, a stat cu anuarie. În poziția aceasta, el e cu mâna undeva în spate. Adică așa ardelenește, cum se spune, când i-a tras una, a răsunat. Și vreau să completez ceea ce a spus Părintele Anton, pentru ca să nu înțelegeți că a fost, cum să spune, numai așa ceva de moment. Sinodul I ecumenic, am mai spus-o și altă dată, dar merită într-o jumătate de minut să o subliniez. Sinodul I ecumenic a început prin a se vedea cu cine stăteau de vorbă, cine era eretic. Ca și la celălalt sinod, pentru că toți ereticii, mari eretici, cei care au atras multă lume, au avut ca și specific o trilogie de patru. Mândria, desfrâuri și erezia. Acestea sunt legate de ea. Mândria îl înalță pe om, desfrâul îl face datorită mândriei să creadă că are dreptul la orice și când desfrâul cu trupul ajunge să nu mai mulțumească, apare desfrâul cu mintea, care este erezia. Și la acest sinod a fost adusă o carte pe care o scrisese Arie, preot din Alexandria, cartea se numea Valia. Și era o carte de poezii pe care el o scrisese la adresa unei femei. Singura problemă era că nu era o carte de poezii stil Eminescu, ci era o carte de poezii pornografice. Și s-au citit în fața sinodalilor câteva din aceste versuri ca să se vadă cine este acesta care îndrăznește să vorbească despre Fiul lui Dumnezeu. Deci puneau Sfinții Părinți mâinile pe urechi să nu audă, lucru care îl spune istoricul oficial al curții imperiale prezent la acest sinod de Eusebiu de Cezarea. Și împăratul Constantin cel Mare, pe vremea aceea păcând, a dat poruncă toate exemplarele, care erau multe, nu aveau o tipografie în secolul 4, toate exemplarele făcute de copiști care existau să fie adunate din trei imperiuri și să fie arse. Pentru ca nimeni să nu mai citească așa ceva și să creadă că omul acesta este un învățător de credință. Și văzând că el insistă în timpul sinodului să tot blasfemieze pe Fiul, pentru că limba lui era o limbă de sclav, nu se exprima doar poetic așa. Era unul care era așa de la colțul crâșnii. La un moment dat n-a mai putut să mai suporte această blasfemiere continuă Sfântului Nicolae și a tras-o. Și lucrul acesta e întipărit foarte frumos în icoana Sinodului I Ecumenic, în care Sfântul Nicolae așa este pătișat. Ce ne puteți spune despre situația actuală a Părintelui Iulian Prodromitul? Sunt voci care spun că a trimis credincioși să se împărtășească la preoți care pomenesc ecumeniști. Tipului când am ascult de iadic catastrofă, simerii catastrofă, simtul Ionus Iulianul, Prodromitiine, Merichii, Iopii, Lemio, Tie, Esile, spus Ecumenistas, spus Christus.
ne va răspunde pe Efrem, care a fost izgonit de la decumeniști din, din obștea Apolului. Ultimul lucru care îl știam despre părinte era ăsta. Chiar dacă... Voi ați trebuit să... Deși nu se mai împărtășea în biserica de Domnul, pe cei care îi spovedea, adică nu îi trimitea el, îi îngăduia să se împărtășească, omul. De asemenea, mai știm că își trimitea ucenicul și îi aducea în afurul și acheazme din... Asta e tot ce pot să spun. Eu aș vrea să adaug ceva. Există câteva persoane, două foarte cunoscute și de altfel oameni foarte bine pregătiți. Unul este Virgiliu Gheorghe, care conduce revista Familia Ortodoxă, și al doilea este Ciprian Stereza, fiul mitropolitului Adam. Unul dintre mitropolitul a fost căsătorit, în ce a venit soția, a ajuns, a devenit monah și apoi episcop. Aceștia se spovedesc la Părintele Iulian de ani de zi. Și eu m-am spovedit la Părintele Iulian când eram în Grecia, vreme de aproape 4 ani. Și țin foarte mult la Părintele. Aceștia, cu toate că Părintele Iulian, de o bună perioadă, cred că deja sunt într-o 2 ani, în mod oficial nu mai spovedește nici pe măcar pe părinții din schimb datorită vârstei și bătrâneții și boli și așa mai departe. Însă acești doi frați, care merg în mod constant în Sfântul Munte, ei au spus și s-au rugat cu acest lucru că s-au dus și s-au spovedit la Părintele și Părintele le-a dat binecuvântare să se pătrășească ori în Biserica Schidului, ori unde vor ei. Cu alte cuvinte, există această cădere de a spovedi ecumenismul. Și această cădere pornește de la teama omenească de altfel, de a nu fi izgonit din schimb și de a nu muri în afară. Pentru că sunt zeci de ani de când mi se pare 1977, când a venit Părintele Iulian. Erau cu Părintele Stareț, a venit atunci și cu mai mulți. Da. Deci sunt, vă dați seama, 40 și ceva de ani. Da. Toți cei care, oricine ar fi, gândesc că omenitatea omenește sau se tem omenește sau așa, acolo lucrează Satana ca să-i piată. Vă spun din perspectiva unuia care nu una, nici două, sute și sute de astfel de curse pe care am încercat să le depășesc, să le opulesc, poate lumea ne-a mai căzut, am încercat să le ridic. Adică nu e o luptă în care gata, mărturisitor și mergem înainte și totul e bine, toți dracii ca pe spate. Înțeleg. Numai noi știm cum ne adunăm în fiecare zi după câte pățim. Dar dacă e pentru dragostea lui Hristos, culmea e că tot nu pățești nimic. De aceea ne veșuim că lucrurile să se schimbe, măcar în stilul acesta, să nu mai au acești frați motiv să se laude. S-ar putea, de adevăr, la un moment dat, să nu mai fi făcut. Ei să se laude continuat. E greu să verifici. Acolo Părintele este ținut sub mască, supraveghere, așa, nimeni să nu poate ajunge la el și Dumnezeu știe ce să mai fie. Însă, să ne rugăm pentru Părintele, pentru că este un om care iubește cu adevărat pe Hristos. Și să-i dea Dumnezeu gândul cel bun, pentru că în momentul morții să fie îngrădit de erezie, să fie în adevăr și să se îngheze. Amin. E voi să ne înapoi că vor de dio logia. Vreau să spun și două. Όσο καιρό έχει διακόψει την κοινωνία του δημόσιο πατήρ Ιουλιανός, πάντα τα βλέπει και τα εντερότητα κομμουνία που ερετήτσι, τον είχαν απομονώσει και λέγαν τα χειρότερα για αυτόν. Τώρα που ξαναέρχεσαι, από ό,τι μάθαμε, να μνημονεύει, ακούμε και να ρέντσε που σε απομονιάσανε, τώρα θα τον αγιοποιήσουν. Ακούμε όσο δικαρίσουν. Δηλαδή βλέπετε με τι δόλο δουλεύουν οι οικουμενιστές. Εσείς βλέπετε που κάθε μικρανή γενουκάζει οικουμενιστή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα εναντίον του πατέρα Ιουλιανού, ίσα ίσα από τον αναπάμε. Να δεν είμαι κάποτε από τον Ιουλιανού, και
Din contră, îl iubim foarte mult. Αλλά όπως λένε, όπως λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, însă așa cum spuneau strămoșii mei greci, Filos o Platon, fitati aliția. Platon este prieten, însă mai prieten mi-e adevărul. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις στην αλήθεια. Nu putem să facem excepții de la lume. Και γι' αυτό το λόγο, εδώ οι Ρουμάνοι ιερείς και αρχιερείς, για acest motiv, επίσκοποι și preoții români, φέρνουν ανθρώπους οι οποίοι διαστρέφουν την αλήθεια. Αδούν oameni care schimbă, transformă, pervertesc αδελόγω. Ένα παράδειγμα είναι ο δικός μας Μητροπολίτης, ο Ναυπάκτου ο Ιερόθεος. Un astfel de exemplu este Mitropolitul nostru grec, sau din Grecia, Ιερωτέι Λάκος, Μητροπολίτης Ναυπάκτος. Ο οποίος θεωρείται μεγάλος θεολόγος, care este considerat un mare teolog, αλλά δυστυχώς έχει προδώσει την πίστη. Însă, din păcate, a trădat credința. Την περασμένη φορά που είχε έρθει στο Βουκουρέστι και έκανε ομιλία, ultima dată στο Ιάσιο, συγγνώμη, a venit la Iași și a ținut o conferință. Τι είχε πει? Ce a spus? Ότι κάποια κείμενα της Συνόδου χρειάζονται διόρθωση. Că anumite texte ale Συνόδου din Κρήτη au nevoie de corectură. Διόρθωναν οι Άγιοι Πατέρες κείμενα ή απορρίπτανε τη Σύνοδο? Ce făceau Sfinții Părinți? Corectau texte sau respingeau simoanele eretice? Εδώ σε αυτή τη μελέτη που έχουμε κάνει, în această studiu pe care l-am făcut, είναι ένα όπλο για όλους εμάς, este o armă pentru noi toți, για να αποδείξουμε πόσο ερετική ήταν η Σύνοδος. Ca să arătăm cât de eretică a fost acest Sinod. Και ότι δεν η Σύνοδος της, και ότι δεν διορθώνονται τα κείμενα, απορρίπτονται μόνο τα κείμενα. Și arătăm că textele nu se colectează, ci textele dacă nu se ortodoxe, nu se pune, se resping. Και απ' την άλλη είναι ότι αυτό που μας λένε όλοι και που έλεγε και ο Ναυπάκτου. Și pe de altă parte, ceea ce ne spun toți și ne spunea și Mitropolitul Ierotei. Προτιμώ λέει να μένω μέσα στην Εκκλησία και να πλανώμε, παρά να είμαι εκτός από αυτήν. El spunea, în plenul cu alții, prefer să rămân în biserică și să fiu în înșelare, decât să ies în afară ei. Να είμαι εκτός από αυτήν και να έχω την αλήθεια. Să fiu în adevăr. Υπάρχει ποτέ περίπτωση ένας που είναι εκτός Εκκλησίας να έχει την αλήθεια? Există vreo posibilitate ca cineva care este în afară bisericii să fie în adevăr? Και υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρχει πλάνη μέσα στην Εκκλησία? Există posibilitatea să există înșελare în biserică? Δηλαδή, Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν δόγματα που έχουν πλάνη? Deci, Sfinții Părinți ne-au transmis dogme care au înșelări în ele? Εμείς, επειδή τους έχουμε προκαλέσει πολλές φορές ανοιχτό διάλογο και δεν έχουν δεχθεί. Noi, pentru că i-am chemat de foarte multe ori la dialog și n-au acceptat. Γιατί? De ce? Γιατί δεν έχουν την αλήθεια. N-au acceptat pentru că nu sunt în adevăr. Τι φοβούνται? De ce se teme? Θα ξεφτυλιστούν μπροστά σε όλο τον κόσμο. Pentru că vor fi παντζοπολίτσι în fața întregii. Γιατί δεν έχουν την αλήθεια? Πολύ απλά. Pentru că pur și simplu nu au αλήθεια. Ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες έχουμε την αλήθεια και πρόκειται και με τη βοήθεια του Θεού αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον. Noi, pentru că urmăm pe Sfinții Părinți, de aceea avem adevărul și cu ajutorul Dumnezeu ne dorim să facem acest lucru și până la sfârșit. Dacă cineva a făcut yoga înaintând adânc în această formă de idolatrie, trebuie să-i se facă remirungerea sau afundarea pentru a fi ortodox? Anume, capul secanei yoga. Και πρέπει να γίνει το μήνυμα ή να ξαναβαπτιστεί. Δεν ξαναβαπτιζόμαστε. Δεν είναι ποτέ ζαμινό. Όταν κάποιος αρνηθεί, απλώς μυρώνεται πάλι. Când cineva se leagă de credință și apoi se întoarce, el va fi remirus. Dacă permiteți, nu vreau fi remirus. Jumătate de minut. Mai am o carte aici. Se numește Adevărul despre artele marțiale. Nu de altă am adus-o, ci pentru că sunt foarte mulți părinți care își trimit copiii la așa ceva. Este scrisă de o doamnă pe nume Maria din Tiadu, care a făcut în tinerețea ei 30 de ani arte marțiale și care, în această carte, arată tot ceea ce se află în spatele acestui sistem. Și se află egoism, ură față de aproapele, idolatria egoului și tot ceea ce aduce aceasta. Și ea analizează aici lucrurile foarte bine, ca un om care a scăpat de lucrul acesta și cum a scăpat. La un moment dat, având alte zile de când practica, a fost atacată de niște necunoscuți.
Și ea, bazându-se pe pregătirea ei și că era o maestră, a crezut că e Biru. Însă au fost mai mulți decât a putut să biruie ea. Și atunci și-a dat seama că acest argument al autoapărării, da, este foarte periculos. Însă toată această practică are ca și esență practicarea unei filozofii orientale în care nu există Dumnezeu. Copiii care, și tinerii care practică așa ceva, nu fac altceva decât să cadă în idolatrie. Analizează, la un moment dat aici, o practică, se numește șarpele Kundalini, care urcă așa pe coloană, coloana vertebrală, la creierul mic. Și este o practică foarte înaltă, psihiatrii sunt mai simpli. E cel mai ușor mod să rămânești. Să devii stăpânit de satana, să ajungi sub puterea lui și apoi să te atace și să facă din mine ce vrei. Asta apropo de întrebarea. Am fost în pelerinaj la Sfântul Paisia Chioritul. Acolo i-am spus unei maici din Mănăstirea Surotii că Sfântul Paisia întrerupt pomenirea Patriarhului Atenagoras. Maica mi-a replicat că nu este așa, întrucât nefiind ieromonac, nu ar fi putut întrerupe pomenirea. Care este adevărul despre atitudinea Sfântului Paisie față de Atenagoras Patriarh? Fie că mi-a zis urmă, că m-a zis pe aceea, de demnă lipia au de o cutică Paisios, Maius Paisios, se pot să gândați un lucru la tine lor, că mi-a zis că se anume altul la nu am de pieine. Ότι είχε κόψει και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους αγιορείτες στο μνημόσυνο. Για να αντιρρούν πομενήρια Πατριάρχου Ατενάγορα αντιρρούν από κύριος Παρίτς Αγιορείτς. Αλλά έχουν εντολές άλλωθεν να μην το ομολογούν. Ενσε οι κουμενίστοι άλλωθεν και ο Ιησούς σε νόσο πούνε ο Προτσέστα. Θέλουν να κάνουν αγίους οι οποίοι είναι οικουμενιστές. Vreau să facă sfinți care să aibă doar această linie de mărturisire oecumenistă. Για να μας λένε ότι πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα τους. Și să ne spună că vrem să, că trebuie să urmăm exemplu. Όμως ο γέροντας είχε κόψει το μνημόσυνο μαζί με τους υπόλοιπους αγιορείτες. Sfântul Paisie a întrerupt pomenirea Atenagora, acest este adevărul, a întrerupt-o împreună cu părinții, ceilalți părinți agăriți din Renan. Și părintele Dionisie Ignat la Corciu. Ο γέροντας Διονύσιος, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει κι εμείς, Părintele Dionisie de la Corciu, pe care și noi l-am cunoscut, όχι μόνο διέκοψε το μνημόσυνο, δεν μόνο είχε αντρέπει την πομενία του Αθηναγόρα και του Δημητρίου και του Βαρθολομαίου. Δεν μόνο είχε αντρέπει την πομενία του Πατριάρχου Αθηναγόρα, του Πατριάρχου Δημήτρια και από τον Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Αλλά όπως και ο Άγιος Ιωστίνος ο Ποποβίτς, δεν σε κάσει η Σύντο, δεν σε Ποποβίτς, εκοιμήθη στη διακοπή μνημοσύνου. Αμουρίτ, αδρομήτ τον Δόμουρ, τον αυτή στάρε με εντερούπε από μένα. Και σας λέω ότι είχε τόσο πολύ χάρη αυτός ο άνθρωπος, και αβέα τότε μου χάρη αυτός ο άνθρωπος, που όταν τον είχα επισκεφτεί το 2001 μαζί με ένα συμμοναστή μου, καντούς και λέω να ζητάτε μου άνω δύο μιλούν και όταν μου άλλο θα λέω να μεστήρε, μας είπε όλες τις κρυφές μας σκέψεις και αυτά που είχαμε μέσα στην καρδιά μας. Με ασπούς τότε γλύντουρε που κάνουμε αλλά όχι τότε και αν είμαι άνωστα. Όμως τήρησε την πίστη στο ακέραιο. Însă a păstrat întotdeauna credința întreagă, fără abatere. Γιατί αυτό δεν το προβάλλουν ως Άγιο? De ce vă propun și vă promovează pe Părintele Dionisie ca Sfânt? Εγώ πιστεύω ακράτατα ότι είναι ο μεγάλος Άγιος. Eu cred înțărbunit că este un mare Sfânt. Και μόνο που έκανε τη διακοπή μνημοσύνη και πέθανε σε αυτό είναι μεγάλη ομολογία. Și mai faptul că a întrerupt pomenirea ereticilor și a murit, a trecut la Domnul în această stare, este o mare mărturisire. Να πούμε και αυτό, ναι, ο Πάτερ Κυπριανός σου είπε να πούμε μια ιστορία, έχει δίκιο. Ότι πάρε η μιάτσα πέντε ρίμιση, έπαιρε καρέ, για να μας πάτε λάτε, και να δω λάτε πέντε σάπα σωστά. Κάστα παιδέτς, τότε σύμβος, να ξέρει, τι είσαι από πάνω. Ο Εφραίμ, ο νύν ηγούμενος του στρατοπεδίου, Părintele Efrem, sfarețul actual al mănăstirii Matopedii, metat pe lângă un chirurg care a luat din igumenia, la puțin timp după ce a fost sfareț, zipise la vid un patir Dionisiu. A vrut să-l vadă pe, să se întâlnească cu Părintele Dionisiu. Pige stu grafiu tu, Părintele Dionisiu, o gherodas. Părintele Dionisie s-a dus la biroul sfarețului, mănăstirea Sfântul Părciu aparține de mănăstirea Matopediei, aproape, da? Câțiva kilometri.
Έτσι, ανήκει η Ιερά. Και του είπε για ποιο λόγο δεν μνημονεύει. Συναντρεβάτε, στάρετσου, δεν ξέρω, πρέπει να μιλήσετε, δεν ξέρω πώ να είστε εδώ. Και του είπε ότι είναι αιρετικό και δεν μπορούμε να μνημονεύουμε αιρετικού. Συναντρεβάτε, μιλήσετε, νου, είστε αιρετικοί παπιάδε, που δεν σε υπομονή, πρέπει έτσι. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον 20 χρόνια πριν τη σύνοδο αυτό. Βορμίνετε, που ξέρω που τσίνει το ζεστιάνε με την τελειώδη μέρα. Από το κατσά στην τελειώδη. Έτσι. Λοιπόν. Και είπε ο ηγούμενος στον γέροντα ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση. Εσύ σπάρεξε, εφρέμ, για σπούς, πολύ το γιονίζει, με πέσει αόκοτε. Ότι δεν μπορεί να μην μνημονεύει. Και νου πότε σε λάσσε, σε μην υπομενάσκε. Και ο Πάτερ Διονύσιος είπε ότι θα πάω με τους υποτακτικούς μου να το συζητήσουμε και θα σου δώσω απάντηση. Και ο Πάτερ Διονύσιος ρεσπόνσιμο με δούτσε βασίτ, και βοηγορμή του Αγγλίες, και βοηγορμή του Τζενίτσι Μέι, και πω μάω ποτέ, ρε, και πω εμείς αυτός πόν. Μετά από μία εβδομάδα, πήγε στο γραφείο του, σαν πούς γύρω του Σπάρεσμα, με το κλειδί του κελιού. Κοκέα κύριοι. Χωρίς να το πει τίποτε λοιπόν, πηγαίνει το ακουμπάει πάνω στο γραφείο και του λέει ευλογείτε. Και λέει ο ηγούμενος, ναι, τι είναι αυτό. Ναι, είναι το κλειδί του κελιού. Και τι σημαίνει αυτό. Φεύγουμε, του λέει πάντα μου. Εμείς δεν αρχίζουμε το μνημόσυνο. Δεν το περίμενε αυτό. Αυτή είναι η ομολογία της. Αυτή είναι η ομολογία της. Δεν ξέρω αν θα σπάρει το άντσελο. Λοιπόν, και του λέει ο νυν ηγούμενος, όχι, δεν πειράζει, καθίστε πάνω του λέει και μην είναι μονάδε. Και η σπάρει του λέει, δεν μου πέτα, σπάρει το και να πω, είσαι ούτε σε ομολογία. Λοιπόν, και με τη χάρη του Θεού έμεινε και κοιμήθηκε στο κελί του χωρίς να μνημονεύει. Και ο αυτό ο Δεζέο πρεπενεί να κοιμήθηκε σαν și a trecut în Domnul pe aceea fără să fi reînceput pomenirea religiei. De protimise tu chelii ghe din asihia tu, ala tu Hristo ghe din omologie. Nu a preferat chelia și liniștea lui, ci a preferat pe Hristos și mărturisirea. Che afto mono, ia mena, ini canona ton paște balansu. Pentru mine, acesta este o regulă, un dreptar suficient pentru ca eu să se duc la mai. Dacă îmi permiteți o completare, Părintele Iustin Pârvu are pe internet un filmuleț în care ne spune, în curând, mai marii voștri vă vor vinde. Da, da. Vă rog să-l urmăriți, numai nouă ni se adresează Părintele Iustin sau în întregului neam românesc. Și vă vor sfâșia lupi în piei de oaie, ca pe oi în ocol, spune Părintele. Cine sunt lupi în piei de oaie din Evanghelie? Ereticii. Deci asta spune Părintele Iustin, vedeți filmul că este pe YouTube. Și de asemenea, în Biserica și Noile Erezii, cartea Părintele Iustin Pârvu, Părintele Iustin spune foarte clar, să nu vă faceți părtași la erezie, căci dacă Biserica Ortodoxă Română va călca dogmele și canoanele Sfinților Părinți, cu durere în suflet o spun, Biserica Oficială va fi prăbușirea neamului românesc. Asta spune Părintele Iustin. Și cu asta... Da. Patriarhia este cea care editează scrierile Sfinților Părinți într-o colecție ce se numește Părinți și Scriitori Bisericești. Putem fi siguri că ecumeniștii nu au modificat spusele Sfinților Părinți. De unde putem citi pe Sfinții Părinți astăzi? Acum, o astfel de întrebare, mă interesa, o să vă spună, citiți original. În original există mai multe colecții. Se poate citi numai de academie. Există o colecție, se numește Vepes, care are pe o parte greacă veche, pe partea dreaptă are greacă nouă. E de cea pe care mă folosesc și eu. Mi-am băgat acolo câteva salarii când eram în Grecia. Dar le-am luat ieftin. O alta este cea a lui Jean Pornin, făcută la începutul secolului 20, care este greacă veche cu francez. Există patologia orientalis, care de asemenea este greacă, veche, cu latină. Trebuie... La ora actuală, într-adevăr, se reeditează multe Sfinți, Părinți, Minee, cărți de culți și așa mai departe, în care schimbările nu sunt foarte multe, ca să zic așa. Dar se face la alta, așa pe nesimțire. Știți? Putem o dată să facem... analizăm acest subiect strict pe, în ultima ediție a canoanelor,
A apărut Armageddon, canonul 15, care vorbește de grăbire, și acela a fost schimbat. Au fost băgate acolo câteva cuvinte în plus, pentru ca să arate că nu numai atunci când episcopul mărturisește cu capul descoperit. Și am apărat în comunițe, nu am putut la mine în care am dat. Exact ca și atunci când a venit mitropolitul Ierodei la Iași și când el a spus că mai bine să rămânem în biserică unde pot să existe și greșeli. Iar traducătorul, părintele Pascu, a fost de părinte Grecia, zice mai bine să rămânem în biserică unde oricum există și greșeli. Acel oricum nu există în vorba mitropolitului. Înțelegeți? Dar el a mai adăugat un cuvințel acolo, a întâlnit cu el pe vapor, intra în Sfântul Munte. Nu știa de ce călugărul a fugit de ei. Da? Eu l-am prins la ghesuială și i-am pus întrebarea. Mă, părinte, eu știu că știi limba greacă mic. Adverbul oricum nu există în ceea ce a spus mitropolitul. Da? A plecat capul și zice, traducătorul, zice, părinte, l-am întrebat, hotărârile din Creta sunt eretice sau nu? Și a zis, părinte, nici eretice, nici adevărate. La care eu i-am spus, părinte, matale, nu ești nici mirean, nici călugăr, ești șapte. Așa a zis. N-am mai mult ce să comentez. Au fost ordine și semnate de foști patriarhi români și totuși noi nu am întrerupt mersul la biserică și pomenirea lor. De ce acum este altceva? Și unde mergem la biserică în momentul de față? E fi de întors în Domnul meu, Polin Prim, otanului episcopiei de Ancheava, să mă apărmă, da? E fi tocana mentora, că cu să apărmă este în biserică. Πολύ ωραία ερώτηση. Foarte frumoasă de doamne. Έπρεπε να είχαμε διακόψει το μνημόσυνο εδώ και πολλά χρόνια. Trebuia să întrerupem pomenirea de mulți ani. Όταν ένας άνθρωπος πάει στον γιατρό και του διαγνώσει ότι έχει καρκίνο. Când un om se duce la doctor și îi spune doctorul că are cancer. Περιμένει να κάνει θεραπεία μετά από χρόνια ή την αρχίζει κατευθείαν. Όπου începe tratamentul după ani de zile, după aceea sau imediat. Και τι θα κάνει, θα παίρνει ασπιρίνες. Va lua ασπιρίνα. Ή θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ δυνατό για να φύγει από το καρκίνο. Sau trebuie să facă ceva foarte puternic pentru a fi a dispare cancerul. Δυστυχώς, αυτό κάναμε εμείς. Din păcate, acest lucru am făcut noi. Εδώ και πολλές δεκαετίες έπρεπε και οι ιεράρχες και οι ιερείς να κόψουν το μνημόσυνο. Zeci de ani trebuiau episcopii și preoții să rupă pomenirea ereticilor. Για να σταματήσουν την αίρεση. Ca să oprească ereση. Διότι η αίρεση δεν σταματιέται με ομιλίες και με γραπτά κείμενα μόνο. Pentru că ερεσία nu se oprește prin predici, cuvântări sau texte scrise. Λέμε ότι για να φτιάξουν ομελέτα πρέπει να σπάσουμε τα αυγά. Zicem că pentru a face ομελέτα trebuie să σπάγουμε αυγά. Άμα δεν πάθουμε και δεν κακοπαθήσουμε, δεν πρόκειται να ομολογήσουμε. Dacă nu suferim și nu avem, nu avem de pierdut ceva ανθρώπινο, nu putem să mărturisim oricum. Ξέρετε κανένα ομολογητή, κανένα μάρτυρα που να πέρασε όμορφα και να μην έχει μαρτύρια. Știți de un mărturisitor sau de un martir care a trăit bine μεσή și n-a avut nicio problemă. Ή υπάρχει δρόμος χωρίς μαρτύριο και χωρίς να είναι στρωμένος με δυσκολίες. Există oare drum care să fie, să nu fie presărat cu martiriu și cu greutăți? Ha, mă, ξέρετε, peste mă chemă, nu mă după aia, chemă tot drum. Dacă există un astfel de drum care duce la Dumnezeu, spuneți și din care să mă duce pe el, fără greutăți. În familie, cum procedăm cu cei care sunt în erezie? Mâncăm de la ei, împrumutăm, ne ajutăm sufletește, facem fapte bune cu ei? Trebuie să dăm dovadă de înțelegere și să avem răbdare cu ei? Mesa de Sfântenia a fost pe din a trebuit să ne-a pus în Elimas, iubii Elina Sinez. Romenii m-a zis, Milano m-a zis, Berne, Grima, dar m-a pus, și pe din Amin. Se mi-a ecogenia ne poli discolo la dimetopisul de din Elis. Într-o familie este foarte greu de abordat, de înfruntat erezia. Omos, trebuie să vedem tălica ότι πρέπει να ομολογήσουμε τον Χριστό και στην οικογένειά μας. Ενσε πρέπει να ομολογήσουμε τον Χριστό και στην οικογένειά μας.
Όταν δεν μπορούμε να συμπροσευχηθούμε, atunci când nu putem să ne rugăm împreună cu ei, τι θα κάνουμε? Ce vom face? Στην αρχή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την οικογένειά μας με επιείκεια και, και τους συγγενείς μας αλλά και όλους τους ανθρώπους. La început va trebui să îi abordăm pe membrii familiei noastre cu răbdare, cu înțelegere. Θα πρέπει να τους πούμε, να τους διδάξουμε το τι έχει γίνει και στη συλλογιστή της αλλά και με τον οικουμενισμό. Va trebui să le spunem și să îi învățăm, să le arătăm ce s-a întâmplat în modul concret și în general pe comunism. Να, τους, να καταλάβουν τι σημαίνει αίρεση και τι σημαίνει ομονισμός. Să înțeleagă ce înseamnă, ce înseamnă αιρεσία și ce înseamνă δυνάχη. Και ότι όποιος είναι με τους οικουμενιστές și pe cei care sunt cu οικουμενιστή βρίσκεται στην αίρεση se află în αιρεσία που όταν είσαι μες στην αίρεση δεν σώζεσαι. Și atunci când ești în αιρεσία ούτε που διέχεσαι. Και ότι εμείς θα προτιμήσουμε να πάμε με τον Χριστό και ενάντια σε όλους. Și noi vom prefera să fim cu Hristos, să urmăm pe Hristos chiar dacă să fim împotriva tuturor. Είναι δύσκολο. Este greu. Αλλά και εμείς αυτό κάνουμε. Însă și noi am făcut același lucru. Και γι' αυτό μας διώξανε τα μοναστήρια μας. De aceea ne-am dat afară de mănăstiri. Και γι' αυτό δεν έχουμε κοινωνία ακόμα και με τους συγγενείς μας. De aceea nu suntem în comuniune atunci când e cazul nici cu rudele noastre. Θα πρέπει όμως πάντοτε να τους συμπεριφερόμαστε με αγάπη. Însă totdeauna va trebui să ne comportăm față de ei cu dragoste. Ποτέ με φανατισμό. Fără vreun fanatism. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν. Nu încercăm să presăm, să forțăm pe nimeni. Εμείς εκθέτουμε απλώς την αλήθεια και αυτό που πιστεύουμε. Noi expunem adevărul și ceea ce credem. Δεν θα αναγκάσουμε να το κάνουμε με το ζόρι. Nu o să-i obligăm să o facă forțat. Όποιος θέλει να το κάνει, το κάνει. Cine vrea să o facă, o va face. Τόσο απλά, γιατί αυτό έκανε και ο Χριστός. Pentru că așa a făcut și Χριστός. Όσοι θέλει ο πίσω με αυτήν την ελληνική, όχι με το ζόρι. Cel care vrea să vină după mine, n-a zis obligatoriu. Οπότε με την αγάπη και με την αλήθεια θα τους κερδίσουμε. Deci prin adevăr și prin dragoste o să-i câștigăm. Cum ne raportăm la actele biometrice cu chip în speță carnetul de conducere românesc? O să amintiți-le, dar... ...ca... Όταν θα γνωρίζουμε ότι στις ταυτότητές μας και στα έγγραφα που μας δίνουν υπάρχει το 666, όπως και να γνωστεί ότι στην άκρη μας υπάρχει 666, τότε δεν πρέπει να τα παραλαμβάνουμε. Διότι αυτό είναι άρνηση του Χριστού στην ουσία. Μην μπερδεύουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου στο χέρι και στο μέτωπο με αυτά. Să nu amestecăm decetea pe mână și pe frunte în vremea Antichristului cu lucrurile acestea. Άλλο θα είναι το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Altul va fi pecetuirea. Και άλλο θα είναι το 666 όταν βρίσκεται στην ταυτότητά μας απάνω. Și altceva va fi atunci când 666 se va afla pe actele noastre. Παρόλα αυτά, cu toate acestea, μπορεί να μην είναι το χάρμα του Αντιχριστού. Chiar dacă nu este pecetea Antichristului. Όμως όταν έχουμε τον αριθμό του Αντιχριστού ή το όνομά του πάνω στην ταυτότητά μας. Atunci când avem numărul Antichristului sau numele Antichristului pe actele noastre. Αυτό είναι άρνηση του Χριστού. Aceasta este lepădarea de Hristos. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε όλοι. Și o să vă spun un exemplu ca să înțelegem cu toții. Ας υποθέσουμε. Să presupunem. Ότι σε έναν πολύ φανατικό οπαδό μιας ομάδας σε πρεσουπούνεν κα ον φαν δι' αυτήστα φανάτικα με εκείπε του φορπάλ του λένε ότι θα βάλουν το σύμβολο της αντίπαλης ομάδας στη δεύτερη του. Σε μας πούνε αυτήστα πε πολιτίνου λουί και σε μας πούνε σύμβολο εκείπε η αδβέρση. Θα το δεχθεί. Το αξεπτά. Με τίποτε. Fără ideală. Γιατί είναι εχθρός με τους άλλους. Pentru că e proști cu ceilalți. Πώς εμείς θα δεχθούμε στο πιο προσωπικό μας έγγραφο να βάλουμε το όνομα του διαβόλου. Cum vom accepta noi ca pe cel mai personal actul nostru să fie numele diavolului. Που χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Fără de care nu vom putea, fără acest act, nu vom putea face nimic. Δηλαδή θα σου πει
πάρε το όνομά μου για να μπορείς να κινείς οικονομικά. Μα πούνε διάβολο, για να μην είναι νέο, πρέπει να σου πω τι σκά, τι πούνε δεν εικόνα. Εγώ δεν θέλω το 666 σαν χριστιανό. Για να μην λέω κάτι χριστιανό, σαν στη σέση. Βάλτε το 888. Για το μία σε πούνε το 888. Βάλτε οποιοδήποτε άλλο. Πούνε τι μάλλον. Γιατί το 666. Δεν ξέρει μια φορά τη σαν στη σέση. Για να σε αναγκάσουμε να αρνηθεί τον Χριστό και να αρνηθεί τον αντίξο. Κάστε και ο πίτσο αξίζει και αντικρίσει σε τρελέπε δεν είναι. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν το παίρνω. De aceea, în niciun caz, să nu numim așa ceva. În scrierile Sfântului Teodor Studitu, în scrisoarea către Simeon Monahul, se menționează și cităm, este limpede că paharul ereticesc și plină ereticească este împărtășire de potrivnicul. O afirmație. Și a doua, ce să spun acum despre acest lucru? Văd decât că întinare are împărtășania din singurul fapt că îl pomenește pe ereziar, chiar dacă ortodox ar fi cel ce face Sfânta Liturghie. Vă rog, ajutați-ne cu un comentariu la cele două afirmații. Da. Deci, pot să vă... Din fericire, prietene Sava mi-a șutit, încă una și scăpăm. Asta e culme. Că după ce că sunt mulți care ne suportă, ne mai ține și porea. De-aia că v-am luat în că Valius Teodoros, Postulitis, lei prostul în gumele pe un Simeon, pot vă poate să traduce pe ceva din engleză, română și apoi ea. Aveți în bun. Lei oti oto eretico potiri per i vecchi messa tu con antico con elettro chi le tengo Milei ereticus i opii hanno ide catalicastima vorbește aici în această scrisoare Sfântul Teodor Studitul despre eretici care au fost deja condamnați și caterisiți. Doi. Am scăpat. Și a doua. În a doua nu cred că este nevoie, că pentru că e vorba, îmi spune de întâlnarea prin erezii, ceea ce e lucrurile pe care v-am spus și eu. Da? Adică e exact așa. Era iar poza cu până la momentul Oreocastro, Părintele Sava a adus Sfânta Luptă 100% în Duh Ortodox, spune fratele. Părintele Sava ne-a făcut la Bona, Ortodoxa. Acum, deși învață multe lucruri foarte bune, face două mari greșeli, spune fratele. A fost o sora. Lei ότι τώρα, παρόλο που λέτε πολλά ορθά και καλά πράγματα, κάνετε δύο λάθη. Οπρίρια general a poporului de a mai merge la biserică, indiferent dacă acel episcop e ecumenist sau nu, invocându-se, nu ai voie să mergi pentru că nu ai întrerupt pomenirea. Προσπαθείτε να σταματήσετε τους ανθρώπους να πάνε στους ecumenistas, στις εκκλησίες τους, επειδή δεν έπρεπε σαν τον Μόσο. Και σε αυτό είστε ο Κρυσάλα. Είσαι άμα και ο Τσέκαρα, στο Τσέκαρα που είστε βάρα, άρα με βοήθει ο Ρελέ. Να ουσί και σας πούσα και αφαιρεί και άσο. Deși preotul Sava spune că este har în biserică, prin mărturia că sunt trei feluri de taine și nu două, aplică indirect principiul vaselor comunicante. Afirmația că împărtășania la pomenitori este preot sunt de o mare culă față de aceste taine. Cine își asumă această gafă teologică, întreabă? Vreau să spun eu, gafa minimele aceasta teologică o să-și asume Părintele Evgenie când o să scoată cartea și o să se vadă în cartea respectivă două lucruri bazate pe cele, pe toate sinoadele ecumenice. Eu am citit deja cartea asta, vă spun știu despre ce vorbim, da? Se va vedea acolo că, fără excepție,
Sfinții Părinți vorbesc despre îndinarea prin erezie care vine prin simpla pomenire a ereticului și doi, că un eretic este încă cleric atâta vreme cât nu a fost condamnat. Și există acolo texte grămadă, fără nicio excepție, care să fie pe altă linie. Ori singurul mod în care biserica se exprimă fără să greșească, este sinodul ecumenic. Cei care nu o să accepte ceea ce scrie acolo, bazat pe cele mai oficiale documente ale bisericii de 2000 de ani, înseamnă că nu e ortodox. Părinte, am uitat să nu mă doamnă. Vreau părintele să înțeleagă care e gafă. Mai face câte o gafă așa că a vrut poliția pe 200 la oră, dar se altă. Ia și la carte de la câte la oră. Încearcă să ajungă peste tot. Vine la Rădei, pe mine la Iași, după aceea la Satu Mare, după aceea în Basalatia, după aceea înapoi. Nu e ușor. Parolul Culet de Ortipar, de care nu este să spun misia, Orta Milată de Piatrii, Iubis Idus Mistidion, Ortipio, toate Milată de Iasimilată de Pia, că ori Echinomitia, Echinomia a spus administrației în posta pe Catagrisi, iar toată e legat la Sfânia în Antion Plăgiu-Mohus. Δυστυχώς αυτός που έχει γράψει αυτό το κειμενάκι δεν ξέρει τι του γίνεται. Είπα κάτι τσέλ καραστής αγιάστε, δεν πάρει μους και έτσι σε τι πλοβιά. Părintele de Sama, pentru că e o întrebare personală, o să răspundă primul și apoi, pe întrebienie, din cartea respectivă, o să dea un exemplu de la Sfânia noastră. Όντως λέμε να μην πηγαίνουν στις εκκλησίες που μνημονεύονται αιρετικοί. Εντάδευε, σπούνε, καόνι, σε νούσε δούκα να πισέριτς που λεσούν πομενείς την αιρετική. Αυτό είπαμε και στο Ρέο Κάστρο. Ατζές, να ζούκο να σπούσε ο Ασινάς, σε Ρέο Κάστρο. Γιατί τώρα δεν είμαι 100% ορθόδοξος. Δε τσέ ακόμα να εσύν το 100% ορθόδοξος, τσέ σας σημαντικός. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Να σπούς νημίκα διοσεβίτ. Δηλαδή αυτός ισχυρίζεται που έγραψε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πηγαίνουμε στις εκκλησίες τους. Cel care a scris acest lucru, această întrebare, susține că trebuie să mergem la bisericile unde sunt pomeniți eretici. Στο Ρεόκαστρο διακηρύξαμε, που ήταν και ο πατέρ Κυπριανός και το ξέρει καλά. La Ρεόκαστρο, la συνάντηση αυτά, am declarat cu toții acolo public την διακοπή μνημοσύνου. Întreruperea comunii noastre cu eretici. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άστα ρεπετώ να πει να πάτε. Όσον αφορά το δεύτερο. Ρεπετώ να πω. Δεν μιλήσαμε για τρία είδη μυστηρίων. Νίκιο άλλο να πω είδε τρία φέρου δετάνια. Πού τα είδη αυτά τα πράγματα. Ούντε αν θα τους πω. Είστε βίντεο που δεσπρίτες τρία φέρου δετάνια. Δεν ξέρω τα αυτούς. Μου σημαίνει που πολύ δεύτερο λατσί. Τι λέει. Λέει ότι υπάρχει βίντεο που στο οποίο για τρία είδη μυστηρίων. Όχι, δεν υπάρχει. Nu există. Nu există. Ba da? Nu. Nu. Dacă vin cu video și avem atâta martori... Nu există. Ba există. Nu există. Deci, milion de euro dacă... Veni mai. Înseamnă că facem că e cu mine și cum n-ați primit și altă. Există un peste o tehipa exibiție ca pe prea multă bucurie. Ați interpretat greșit niște lucruri pe care le-am spus. Epidi milisa mea lăsa. Επειδή μιλήσαμε, ξέρω τι λέει. Știu la ce se referă. Αλλά αυτό που λέει είναι, δεν μιλάω για τρία είδη μυστηρίων. Εσύ από όμως λες για τρία φέρου δε τάινε. Μιλήσαμε για άκερα μυστήρια. Αν βοηθείτε σε τάινε ίμβαλιδε. Ανυπόστατα. Τα είναι inexistente. Και έγκυρα μυστήρια. Και σε τάινε βαλιδε. Αυτά δεν είναι τρία είδη μυστήρια. Αν και σε δόκα, τρία φέρου δε τάινε. Διότι εμείς μιλάμε μιλάμε για τα μόνο τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεως είναι αυτά που είναι έγκυρα και αγιάζουν. Noi vorbim despre un singur fel de taine, cele ale Bisericii Ortodoxe care sunt spre Sfinție. Υπάρχουν μυστήρια τα οποία δεν είναι μυστήρια και είναι των ερετικών. Αυτά δεν είναι μυστήρια. Există și taine, ghilimele, care sunt ale ερετικών, σε referă la cei condamnați, care nu sunt taine, ci sunt pâine și vin. Είναι ψωμάκι και κρασάκι. Deci nu se preface
De exemplu, trupul și sângele Domnului. Asta den chiar dacă ei le numesc tai. Ven și gata lego de samistiria. Nu ne încadrăm pe acestea ale ereticilor, să ne încadrăm la tai. Οπότε υπάρχουν δύο είδη. Αυτά που λέμε ότι τελούνται από τους Ορθοδόξους. Deci spunem că tainele se săvârșesc de către ortodoxi. Και αυτά που τελούνται από τους ερετικούς που δεν έχουν καταδικαστεί. Și mai există cele pe care le săvârșesc ereticii care încă nu au fost Τα μυστήρια αυτά δεν μας αγγιάζουν. Cele care le săvârșesc, cei care n-au fost încă condamnați, aceste taine nu le sunt sfințite. Asta e la acest lucru ai spus. La picat între părintele Chianachisul. Și părintele Evgenie va spune un lucru ca să încheie. Τώρα με τη χάρη του Θεού θα σύντομα, πολύ σύντομα, θα διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα και σύντομα για να τεκμηριώσω αυτό που μόλις είπε ο Γιώργος Σάμας. Θα σε φουναμετείς και αγιά σπίτς πολύ μικρό. Από απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Βοηθούμε ον φραγμέντ την όπερα Σ. Ιωάννου Δαμασκηνού. Λοιπόν, όσο αναφορά, αν αποτελεί βλασφημία ότι τα μυστήρια δεν αγιάζουν σε κάποιες περιπτώσεις. Sfântul Ioan Damaschin vorbește despre subiectul dacă există posibilitatea sau nu ca tainele în anumite situații să nu fie spre sfințire. Και αυτό το αποσπώ από τη συνάφειά του, που σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα χωρία και από πρακτικά της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου που μιλούν για αυτό το θέμα. Εδώ όμως μόνο θα μιλούμε στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Și în afară de ceea ce spune Sfântul Ioan Damaschin, tot referitor la această temă, există și alte citate în actele oficiale Sinodului 5 Ecumenic, care au avut loc înaintea perioadei care vine Sfântul Ioan Damaschin. Dar deocamdată Părintele s-a referit la Sfântul Ioan Damaschin. Θα πολύ σύντομο, όσο μπορώ. Λοιπόν, η συνάφεια εδώ επιβάλλει να προσκομίσουμε ένα σημαντικότατο απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Συνοπτικού θεολόγου της Εκκλησίας μας, εκειμένου που αναφέρεται. Deci vom spune un fragment la Sfântul Ioan Damaschin, în care el zice următor. Εισαγωγικά, αυτό είναι το απόσπασμα αυτούσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μετάληψη δε λέγεται, δι' αυτής γάρ της Ιησού Θεότητος μεταλαμβάνουμε. Αφήνω το απόσπασμα γιατί υπάρχει δυσκολία μετάφρασης και περνάω στα σχόλια κατευθείαν Για όσους παρήτερε, μη είστε τρέω σε τραβούν παρόκ, παρόν της Ευάγρα Καβέκη, δε Ακαβέκη, και το τότσο. Θα τα δείτε στο βιβλίο, δεν θα αρχίσει. Δεν θα μας πούνε κάρε κομμεντάριλε ρεφεϊτουάρι λα κι άτσα σπέρι σου διαβάστη. Ο Ιερός Δαμασκηνός μας διδάσκει ότι δια της μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων ενωνόμεθα με τον Κύριο και μεταξύ μας. Σούν Ιερά Δαμασκήν εμβάλσε την πινεμπροτοσύρια από σύντερε τάινε ne unim cu Hristos și cu între noi. Εισαγωγικά, οι πάντες εν σώμα Χριστού και εν αίμα και αλλήλω μέλη γινόμεθα σύσσωροι Χριστού χρηματίζοντες. Deci, toți suntem uniți prin trupul și sângele Domnului și suntem un singur trup și suntem consanguini cu Hristos. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο και ακριβώς για αυτόν τον όρο πάση δυνάμει λέγει ο Άγιος Ιωάννης και εξάγει αυτόν τον λόγο σε Ιωάννη μας πούν κουτώτε πουτέρια με όλες μας τις δυνάμεις να φυλαχθούμε κουτώτε πουτέρια σε νεφερίου εισαγωγικά είναι το ίδιο το κείμενο μη λαμβάνει μετάληψη ερετικών σε νου πριμήμα που αφεσάνε ερετική να μη λαμβάνει μετάληψη ερετικών μετάφραση να μην ποιοι λαμβάνουν μετάληψη. Cine primesc această împărτășire. Οι μη κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Cei care nu sunt κλέτιοι, μονάχοι și μη κλέτιοι, cei care nu se împărτășesc direct. Από πού λαμβάνουν. De unde primesc ei această împărτășανε. Υπάρχει πιθανότητα να μεταλάβουν από κατακεκριμένο κληρικό ή εκτός εκκλησίας ερετικό. Există posibilitatea ca să fie împărτășit de către un cleric care este eretic? Profanestata, profanestata, oși.
Și nu există posibilitatea ca ei vrând să se împărtășească de la un ortodox, să se împărtășească de la un eretic. Άρα, μην λαμβάνετε μετά ψηρετικών, ερμηνεύεται. Deci, această expresie nu vă primiți împărτășανε de la ερετικοί, se interpretează asta. Να μην μεταλάβουν οι πιστοί από ακαθαιρέτους ερετικούς κληρικούς. Să nu se împărτășească de la, că vorbește Sfintele Taine, da? Deci, Taine există. Să nu se împărtășească din mâna ereticilor care nu au fost formați, dacă sunt ερετικοί. Εισαγωγικά, μη τε διδώνε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, μη τε διδώνε, ούτε να δώσω. Ναι, μη σε δέμουν παρουσάνια, ερετικιών. Ποιοι μεταδίδουν τη Θεία Κοινωνία. Κινε δέσουν τα παρουσάνια. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί. Κρέδιτσι, κρέδιτσι Ορθόδοξοι. Υπάρχει πιθανότητες να μεταδέσουν σε και κατακεκριμένο λαϊκό ή αβάπτιστο. Există posibilitatea să îl se împărtășească pe cineva care nu este botezat? Sigur, nu. Nu. Ara. Botezat, nu. Ara, tomite vidone ερμηνεύεται. Να μην μεταδώσουν οι ορθόδοξοι κληρικοί σε ακατακρίτους ερετικούς μη κληρικούς. Deci, να μην δίνεις δηλαδή την κοινωνία σε μια δύο. Αν δεν τα împărτășarea, înseamnă anul, da, celor care, care nu sunt să nu dai, deci privirea de a ta se referă la preot. Preotul este cel care dă, care împărtășește, da? Și prin această expresie vrea să arate că el nu are voie să dea împărtășarea celor care sunt eretici. Nici ei să primească, nici ei să primească de la un eretic, dar nici el să o dea ερετικό. Γιατί όμως δεν πρέπει να, ούτε να μεταδώσουν, ούτε να μεταλάβουν από ακατακρίτους ερετικούς οι Ορθόδοξοι. De ce nu trebuie să se împărτășească ορθόδοξοι de la ερετικοί care nu au fost împărτășαναμάτσι. Και μάλιστα πάση δυνάμει και με όλες μας τη δυνάμει. Și să se στριβιάσκε cu toată puterea să nu se împărτășească de la aceștia. Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ. Sfântul Ioan al Schimbului dă răspunsul. Εισαγωγικά, το ίδιο το κείμενο. Οι να μη μέτοχοι της κακοδοξίας και της αυτών γενόμεθα κατακρίσεως. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και κατά να μην φύγει πορτάς λα ερεσία ακέσφια και σε φύγει και εις υποσύντα ερεσία ρεσπικτήρα. Δια να μην μετέχουν της κακοδοξίας και τα ορθόδοξα μέλη. Και κατά να μην τρανσμίτε αυτή κακοδοξία, αυτή ερεσία και να ξέρετε άλλη μοντουλάρια ψήξη. Και ως εκ τούτου και στην κατάκρισή του. Și aceasta să o facă spre o sânta lui. Ah! Ένα σημείο θα διαβάσω ακόμα, γιατί με πιέζει. Είχα ετοιμάσει μεγάλη σύγηση και επειδή... Δεν πρέπει να πρέπει το εξπούνε μου με μάρια, însă... Προβλήμα είστε că e presenată foarte mult cu texte din Greaca Veche. Ori live, asta nu se poate. Nu face nimic. Και επειδή σας λυπήθηκε ο Γέροντας Σάββας. Ναι, σε παιδί μου, ο Γέροντας Σάββας είναι αφού γίνεται εγώ. Γι' αυτό και δεν μου επέτρεψα την διαβάσω. Γιατί ο Βασίλης εδώ είπαμε, ναι. Άρα. Ακόμα θα σα δέλει σε λόγο, εγώ πέ. Μόνο ένα, ένα. Εγώ να βαζού πέ, το παλίτερο Ευγένια, εξίστα τρέχει ρεγιστράρι, δεν 45.000 de fiecare video, în care face efectiv pe lângă carte, face sinteza cărții. Deci eu mi-am prins urechile acolo, ce combinație de... Adică nu e un stil simplu, este o... Pentru că părinții, printre Sava, de exemplu, el vorbește mai simplu, dar gândiți-vă că părinții au crescut și au vorbit într-o limbă care de pe la anii 70 și nu se mai vorbește. Limba greacă s-a schimbat în ultimii câțiva zeci de ani, fantastic. Și atunci, limba aceasta se folosește la ora actuală doar în acte oficiale. Dar în vorbirea obișnuită și verbele s-au schimbat și așa, și mă trezesc eu acum, la final, mă face dispire. Άρα και εδώ έχουμε νησί, την αρχή των συγκοινωνών των δοχείων. Deci aici se vorbește despre acest principiu al vaselor comunicate, adică faptul că ereția se transmite de la unul la celălalt. Η κακοδοξία μεταδίδεται διά της μεταλήψεως. Κακοδοξία σαν ερεσία σε τρανσμίτε πριν μπορτασία τελαβερέτη ψάχνει.
από το ένα μέρος στο άλλο θέλει δεν θέλει ο Ορθόδοξος. Δηλα ο μέμπρο αμπισερίτσι καρε μου γεντές Ορθόδοξος. Και κάτι ακόμα δεν θα το διαβάσω, αυτό πολύ σύντομα. Ο Ιερός Δαμασκηνός ονομάζεται ως ο συνοπτικός θεολόγος της Εκκλησίας μας. Sfântul Ioan Damaschin este numit teologul care a sintetizat întreaga dogmatică a Bisericii. Τι σημαίνει αυτό? Ce înseamnă acest lucru? Σημαίνει ότι έχει συνοψίσει όλη την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας και την έχει αποτυπώσει στα ιερά κείμενα. Că el a concentrat și a sintetizat toată tradiția patristică și a formulat-o, sintetizând-o așa, în textele lui. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανήκει και αυτή η θέση. Această atitudine a lui și această învățătură despre care tocmai am citit Părintele, îi aparține Sfântului Ioan Damaschin și este fundamentală în Dumnezeu. Που σημαίνει αυτό ότι είναι θέση και διδασκαλία της Εκκλησίας. Για αυτή την βασιλεία του Λουί, δεν είναι του Λουί, το είναι η βασιλεία του Ισέψη. Και σας είπα προηγούμενα ότι το βιβλίο με τη χάρη του Θεού θα φέρει αρκετά χωρία, πολλά χωρία και από πρακτικά οικουμενική συνόδους πάνω ακριβώς αυτό το θέμα. Exact, referitor această temă, cartea aceasta aduce, vă spun eu câte, peste 400 de argumente care arată că există întinare prin erezie și prin pomenirea ereticului și faptul că există taine chiar dacă sunt spre o sântă și la cer. Ați avut în răbdare. Că ați avut răbdare să ascultați ceea ce s-a spus aici. Ήταν χαρά μας να βρεθούμε εδώ κοντά σας. Να φωστώ μαλάι που κουρία επέτρεπε σε νεαφέ μαΐσι που είμαστε. Και να προσθέσουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι στον αγώνα που κάνουμε οι αγιορείτες πατέρες στην ομολογία της πίστεως. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Și să contribuim și noi cu puțin la lupta aceasta pe care o fac părinții aghioriți pentru apărarea dreptei credinței. Câteva secunde, aș vrea să fac o completare cu privire la canonicitatea paracliselor particulare pe care, în care noi preoții slujim în momentul de față. Vreau să vă spun că propriul paraclis l-am construit la sfatul părintelui Iustin Bârbu, care a spus că e imperios necesar să-l construiesc. Dacă nu era canonic și bineplăcut lui Dumnezeu, cum m-ar fi sfătuit părintele Iustin Bârbu să purcep la acest demers? De asemenea, tot în sprijinul acestei afirmații, vă recomandăm cartea lui Ivan Andreev, Biserica din Catacombele Rusiei, unde se vorbește de case biserici, unde clerul și poporul se retrăgeau în catacombe spre a sluji și spre a aduce jertfă lui Dumnezeu. Și, de asemenea, vreau să vă spun că anul trecut, am fost în vizită la episcopul Artemie din Serbia. Știți că acest episcop a fost caterisit în mod nedrept și alungat din Sfântul Sinod al Serbiei și am ajuns la Barajevo. Și acolo la Barajevo pe o pancartă scria Barajevo Catacombi Monastir. Deci mai elocvent decât aș denumi mănăstirea, da? Că face parte din catacombe ce mai vrem. Ăsta este viitorul bisericii și așa va arăta biserica în vremurile de pe urmă. Acolo este și va fi în catacombe. Mulțumesc frumos! Acum, dacă Părintele Andrei, în final, a putut și de predicat, prietenii noștri, când vor vedea partea video, vor zice, no, că i-am prins. Acum, răspunsul meu este următorul. Nu ne căutăm episcop, nu îl pomenim pe predica Artemie, însă, atunci când l-am cunoscut, am văzut că este un om care, dincolo de orice, emană bun simț. Și așa cum eu personal nu am televizor, și dacă aș avea, nu m-aș uita de exemplu la știrile de la ora 5 la POTV,
Așa nici nu prefer să-mi petrec timpul ascultându-i pe toți cei care aruncă doar cu noroi, numai pentru faptul că le place nămurul. Și atunci, dacă există oameni pe lumea aceasta care au bun simț, care își mărturisesc credința, pentru că suntem în faza aceea, și Părintele Slava Pățitor, și eu am pățitor, și mulți am pățitor, să spui pe șleau ce gândești și să fie acuzat după aceea scris că ai spus invers. Asta o poate face oricine nu aude, nu pricepe și nu îi luminează Dumnezeu. Dorința noastră este ca toată lumea să priceapă. Încă o dată spunem că invitația la dialog este deschisă oricând. Cu mila Dumnezeu, această broșură nădăjduim să ajungă prin dumneavoastră sau prin alții, însă cine ia o broșură să o citească și nu ia să o mai dea și la preotul paroh, înseamnă că chiar mai vrea să se mântuiască din erezie părintele care a fost paroh sau a fost duhov și așa mai departe. Deci, e nevoie să facem misiune. Părinții au muncit luni de zile la acest studiu. Cei care găsesc ceva greșit în el să ne spună că nu vrem să greșim și dacă trebuie ceva să schimbăm. Și continuăm cu această mare bucurie care va fi cartea Părintului Evgenie. Bucurie pentru ortodoxi și o mare lovitură pentru Satan. Pentru că tot ceea ce secole întregi a fost ascuns de ochiul Românului, prin Maria aceasta de limbă, prin cei care ne-au guvernat și cei care ne-au privulit în ultimul secol și ceva, acum o să avem ocazia să gustăm din prospețimea și vigoarea ortodoxiei, care este întotdeauna aceeași, numai că e aceeași, dar și crește. Crește prin trăirea fiecăruia dintre noi adevărul de credință. Vreau să, în numele dumneavoastră, dacă permite, să le mulțumim părinților că asemenea Sfântului Apostol Pavel, cu timp și fără timp, însă cu o mașină bună, străbat lumea și țara noastră, pentru că doresc ca toți să se mântuiască și să audă cuvântul adevărului, să ne rugăm și să-i pomenim pe acești părinți care au îndrăznit atunci când acei otrăimi care au întrerupt pomenirea după Sinodul din Creta, în Sfântul Munte, să se împuțineze din diferite motive și să ajungă doar la câțiva zeci de părinți și cu toate acestea, unii fiind alungați și dați afară din Sfântul Munte, au rămas în dreapta credință, gândindu-se că nu sunt ai lor, ci că sunt ai lui Hristos. Vă mulțumim și dumneavoastră și cu mila lui Dumnezeu, probabil după Paști, că fratele Cristian se pare că și-a făcut abonament la sala asta, nădăjduim să mai facem o nouă conferință, ori o facem noi, ori dacă cumva ne pușcă careva, să o facă cei care vor fi mai vrednici decât noi și care vor duce mai departe această cruce, că nu-i schindat. Schindatul vine cu fanfan. Asta e cruce. Și doare. Dar doare în Hristos. Vă mulțumim. Σαφνίτας αφλιτάς
Τη πίστε ω του ομολογητά, των κοσμάτων θεοφόρων και την πυθή. Τη είναι αυτό αυτή σα. Δόξα βόση ο Θεό, δόξα τρία υπέρτερ. Δόξα ότι ξύωσα αυτού τη μαρτυρία τέξα. Υπάρχει από την Ιερά Πατρίτσα, primiți binecuvântarea această icoană cu noi ucenici adoniți care s-au pus la finul cucetătorilor. Με παρακάλεσαν οι υπόλοιποι αγιορείτες πατέρες που δεν έχουν πάρει μέρος στη συνάντηση, που είναι αρκετοί. Ceilalți părinți αγιορείτες care nu au ocazia să nu participă la această întâlnire. Και μεταξύ αυτών είναι και ο πατέρ Ραφαήλ Μπέρστοφ. Δεν κάνει στο σύμπαν είναι Ραφαήλ Μπέρστοφ. Να σας πούμε ότι προσεύχονται πάντα για εσάς. Θα σας πούμε ότι σε ρόγα πέντε νάστρα. Και να κρατήσετε αυτό που έχετε τώρα. Σε αστράτσι και αν και Amém. Amém.